Wow, deci nu-mi vine să cred pentru că astăzi este ultima zi din an din 2023, care a fost un an pentru mine foarte, foarte tare. Da, nu băgați de seama, aici ce a făcut Arusel atunci, știți că Arusel mi-a a făcut el cu cadourile, cu alea, mi-a spart el calculatorul meu, vedem că mi-a pus altul nou, dar vedem că masa a rămas așa și aici geamul tot așa, dar în fine nu mai contează asta, vedem, o să-l facem noi acum în 2024, practic cum ar veni, o să-l facem anul viitor, facem și noi o mică glumiță, dar da, scrieți-mi și voi acolo în comentarii dacă așteptați 2024, dacă sunteți bucuroși pentru noul an. Eu sunt foarte bucuros pentru că eu zic că o să fie un an super super tare pentru mine. 2023 a fost cât de cât foarte foarte interesant, chiar mi-a plăcut, dar 2024 o să fie mult și mult mai tare. Dar acum haideți să mergem la Alice și la Darusel pentru că este revelionul de seară și trebuie să ne îmbrăcăm să mergem într-o locație secretă. Nu vă zic prea multe, o să vedeți după aceea pentru că o să fie ceva super super tare unde n-am mai fost niciodată. O să plecăm, o să vă zic doar atât. O să luăm avionul sau elicopterul și o să plecăm din oraș, o să mergem în altă țară și iată, vă zic. Dar hai acum să mergem la Darusel, să vedem ce facem ăsta. Bă, Darusel, ce fac? Da, ok, vedem că Darusel nu e acasă. Bun, timpul ăsta, bă, cum adică, mă, ce-a făcut, mă, ăsta a plecat, dar știți care este faza? Darusel nu știe, nici Ares nu știe, nu le-am zis unde mergem. Asta e chestia, unde fi plecat Darusel? Bă, dacă stau să mă gândesc, cred că Darusel acum, gata, mă, știu unde e. Ăsta s-a dus să facă el, mă, să se facă frumos de revelion, să se îmbrace, să se facă frumos la costum, să-și pună ochelarii, cum își lua el de fiecare dată, să-și facă freza, probabil, dacă știți că Darusel freza și-o face tocmai acolo, sus pe munte, dacă vă vine să credeți, dacă mai știți de atunci, în fine, nu mai contează asta acum. Hai să mergem la lift pentru că, bă, frate, trebuie să ne pregătim, să fim foarte, foarte bine pentru că după pierdem elicopterul și nu o să mai ajungem absolut nicăieri dacă, da, în fine, nu mai contează. Vedem că este frumos afară, bă, cam arată soare, dar e zăpadă, pe aici ninge cât de cât. Bă, mai, but, what? Nu mai ninge? Băi, parcă ningea, what? Ok, foarte, foarte suspect, dar hai să mergem acum la Alice, să vedem care este faza. Alice! Alo, ce faci, bă, Rafaele? Ce să fac, Alice? Tu ce faci aici? Te-ai îmbrăcat? Uite ce la dansa, de unde ți le luam, Alice, că vreau și eu. Păi e secret că numai eu am voie să păr de-asta de Revelion. Ok, Alice, vezi că arăți interesant, dar tu ce faci pe aici, Alice? Că trebuie să mergem de Revelion, Alice, știi că o să mergem, adică nu zic prea multe, dar ce faci după aici? Păi, uite, făceam ultimele retușuri ca să fiu gata să plec. Te făceai tu, te machiai, te făceai chestii, da, să dă fete, în fine, neinteresant. Bă, Alice, da, știi ceva despre Darusel? Că văd că Darusel nu prea e acasă, adică trebuie să mergem, să plecăm, pentru că vreau să mergem într-un loc secret, vreau să plecăm din oraș, atâta zic momentan, dar... Alo, cum adică să plecăm? Că eu aveam planuri, trebuia să merg la bunici cu mama. Și trebuia să mergem să pregătim acolo de Revelion, să fim la artificii. Ales pe seara simpli. Eu v-am pregătit o surpriză, am luat niște bilete, trebuie să mergem într-o locație. Sunt patru locații diferite, vreau unde alegeți voi acolo să mergem, deci fii atentă. Vreau să zic de acum, adică nu zic de acum. În primul rând vreau să te întreb dacă știi ceva, dar o să-l și după să spun. Dar stai așa că trebuie să sun părinții să le zic că nu mai vin, că eu de-aia mă pregăteam să plec. Ok, mamă, deci Alice vedea, deci Alice facea ca de fiecare dată. Mai știi și Alice anul trecut, de fapt acum că n-a trecut încă 2024, dar în fine, știți că Alice de 1 decembrie a fost ea cu familia, cu toată lumea de ziua României, practic, și acum vedem, ia mă, să dăm și noi puțin să cânte ăsta, ia, mai cântă, mamă, mai cântă, bă, dacă am urât e bradul ăsta, în fine, nu mai cântează asta. Bă, Alice, ce faci, bă, Alice, gata, ai vorbit? Gata, am vorbit, s-a supărat pe mine, nu cred că mă mai primesc la anul, dar, na, hai, zi mai rapid, unde vrei să mergem? Păi, în primul rând, unde e Darusel? Asta e întrebarea mea, știi ceva de el? Nu știu, de unde vrei să știu dacă a stat aici toată ziua? Păi, nu știu, probabil o fi venit pe la tine, ți-a spus ceva, nu știu, habar n-am, că am dormit până acum. Nu mi-a zis nimic, ce să zic, că crezi că mai trece el pe la mine? Mi-a omorât și unchiul Fred, atunci mai ții minte, nu mai? Da, când l-am omorât fix aici, l-am omorât, în fine, că ce el, că e cu Moș Crăciun, că nu știu ce, dar în fine, Alice, fii atentă. Hai să mergem puțin afară, că vreau să spun ce trebuie să facem noi astăzi, Alice, pentru că este ceva foarte, foarte tare și nu o să regreți absolut deloc. Să-mi zici bine, că o să plecăm din oraș, unde crezi tu că o să mergem, Alice? Eu sincer zic că mă duci la tine, în sat undeva. Păi nu, că adică nici nu mai știu unde stau, pentru că Darusel m-a dus aici cu forță și eu nu știu cum să ajung înapoi unde am fost. Adică nu știu dacă știi povestea, dar practic dacă ești fana nebună ar fi trebuit să știi povestea. Știi că Darusel, el mi-a dat somniferi ceva și dintr-o dată m-am trezit în casa bunicii lui. Da, eu știu, mă, povestea. În fine, hai zi acum unde mă duci, că eu ți-am zis unde cred. Deși atentă, prima oară vreau să așteptăm să vină și Darusel, dar o să spun ție înainte de toate, ca să-i spunem și lui Darusel și după să ne hotărâm că o să mergem acolo. Trebuie să mergem la aeroport, să ne luăm un avion sau un elicopter, nu știu exact ce o să luăm, dar vreau să spun atât. O să mergem, avem la dispoziție 4 țări la alegere unde putem să mergem, Alice. Tu unde ți-ai dori așa? Înainte să zic eu țările, unde ți-ai dori tu așa, gen tu așa după tine, unde ai vrea? Adică poți să zici orice țară, anume, nu o să spun eu, după o să spun care sunt alegerile. Vreau în America, încă de când mă știu. În America? Bă, Alice, vezi că e ceva de genul, pentru că hai să spun acum. O să avem de ales între New York, care este în America, avem
avem palatul acela, Casa Albă sau cum se mai numea Alice din Washington, avem care este tot în America și mai avem Parisul, la știi acolo, la Paris, la statuia aia, la turnul Eiffel, la toate chestiile astea Alice și mai avem încă o locație în Londra, știi unde e roata aia frumoasă, totul foarte frumos acolo, cu apă, cu chestii Alice. Unde ți-ai dorit tu din astea patru locații, unde ți-ai dorit tu după tine, dacă ar fi așa să luăm? În America! Ce, în America? Ah, ok, deci în America, bă Alice, sincer, nu știu, eu sincer aș vrea undeva în Paris sau în Londra, sincer, mi se pare mult mai interesant, am văzut și pe internet niște recenzii, niște chestii și mi se pare mult mai interesant acolo, atât îți zic. Ok, lasă că vedem când suntem toți. Da, când vine și dar să-l pui Alice, atunci unde ți-l luat ăsta, că vreau și eu să-l cumpăr, l-ai luat de la un magazin ceva sau ai și tu niște de-asta, că aș vrea și eu să-l cumpăr, sincer. Eu zic, dar nu râzi, da? Zi. Mi l-a trimis bunica. Ah, ți l-a trimis bunica, pe foarte frumos, de ce ai vrea de Alice, pe bune? Eu știu. Ah, ok, bă, da, mai vreau unul prin plus, ia du-te prin casă, poate îmi găsești și mie, că aș vrea și eu să-mi iau o haină de-asta, mi-ar place, mi-ar prinde foarte, foarte bine, că nu vreau să stau așa, vreau să fiu mai frumos așa de revelion, știi, să mă prindă mai bine, bă, știi ceva? Eu cred că am haină de-asta, dar nu știu dacă am pantaloni. Ah, păi nu știu, bă, orice, Alice, orice, du-te să cauți acolo și eu te aștept aici, ok? Ok, foarte, foarte frumos, ok, deci este bine că ne îmbrăcăm și noi, că știți, dacă s-a îmbrăcat Alice, să îmbracă și Darusel 100%, că de-asta nu cred că e Darusel acasă. Și știți care este faza, bă, trebuie să ne facem foarte, foarte rapid să fim și noi frumoși, să nu fie doar Darusel și cu Alice îmbrăcați, să fie și o seară bine, că frate, o singură dată sărbătorim trecerea între an, bine, o singură dată pe an, pentru că, na, știți, acum 2024, abia aștept, chiar sunt curios cum o să fie anul, dar trece timpul foarte, foarte repede, nu știți, credeți și voi acolo, dacă voi credeți la fel, gata, Alice, mi-a adus ceva, mi-a adus? Da, uite că ai avut noroc că mi-a trimis una, era normal pentru fratele meu, dar ți le dau ție, că okay, nu cred că mai ajunge el. Ok, mamă, deci fix la fel ca tine și ăștia sunt pantaloni, mamă, Alice, bă, arată genial, chiar îmi place, sincer, chiar îmi place, îți mulțumesc foarte, foarte mult. Bun, mă bucur. Da, ok, pe ce acum ce trebuie să facem, trebuie să-l așteptăm pe Darusel, bă, nu știu, hai să mergem la mine acasă să vedem dacă o fi venit Darusel și dacă n-a venit, îl așteptăm pe acolo, ce zici? Bine, hai să mergem să-l așteptăm. Hai să mergem. Hai, că trebuie să ajungem o leacă mai rapid, știi, că, na, hai. Mă, peste tu nu mai mașina, Alice, ce faci cu mașina aia? Bă, ce faci, mă, cu taxiul, Alice, așteaptă-mă. Da, uitați-vă la Alice, pe bune, cu cine fac eu revelionul, sincer, scrieți-mi acolo, dacă are rost să mai fac revelionul cu Alice și cu Darusel, că sincer nu știu ce să zic, dar aia, sunt prietenii noștri, trebuie să-i acceptăm și mergem acum acasă să vedem dacă Darusel a venit, pentru că, frate, trebuie să mergem să prindem avionul sau elicopterul, nu știu ce o să luăm, să mergem unde vrea și Darusel, eu zic să mergem în Paris, dar scrieți și voi acolo în comentarii unde ați fi dorit voi să mergem așa, după ce v-am spus de locații, de Casa Albă, de New York, de Paris și de Londra, unde ați fi dorit voi după voi ce aveți voi așa în plan, sincer, în capul vostru, scrieți-mi voi acolo în comentarii. Hai, mă, Alice, bă, unde ai plecat? Alice, ce faci acolo, Alice? Ce faci acolo? Du-te tu, că o să intru eu peste voi. Ah, ok, am bine, nu înțeleg ce vrei să faci așa, dar în fine, hai să intrăm acum, bă, dar nu știu dacă a venit, dar în fine, hai că mă duc eu acum. Bă, Darusel, ai venit, mă, alo, Darusel. Îmi pare rău, pentru ce să fac porchi, îmi pare rău, bă! Bă, Darusel, tu și de Revelion type oricum? Da! Ok, Darusel, bă, unde-i fă, bă, acum te-ai făcut, te-ai costumat, ce ți-ai făcut, Darusel, te-ai dus să te tun, ce-ai făcut, mă, Darusel, bun acum tu? Da, uite, bă, Rafale, uite, da, am fost să mă întun, mi-am luat costum, am tăiat porc, uite, ia, unde mai, în fine, nu mai cutează să, dar fii atent, bă, Darusel, te-ai îmbrăcat foarte, foarte frumos, pentru că astăzi, Darusel, o să mergem, mersi, o să mergem într-un loc foarte, foarte special, Darusel, unde n-am mai fost bun acum și o să zic sau zici ceva? Am peste voi și vă jefuiesc dacă nu-mi dați acum toate biletele către America. Ia de aici, da, uitați-vă la Darusel și la Alice, bă, bune, doamne, bă, ce faci, mă, știa că pierdem avionul, bă, Darusel, Alice, veniți încoace repede că pierdem avionul, Darusel, ia Alice, mă, tu nu se-ai dat. Urcați, hai să mergem, mai urcați. Unde să mergem, mă, la ajută? Pe unde să mergem, mă? La aeroport. În fine, hai că merge, lasă că vă zic eu, Darusel, unde... Da, uitați-vă puțin, n-am ce să mai zic, sincer. Bă, alo, ce faci? Alice, ai ceva să ne spui? Ai ceva să-i spui lui David, al tău? Ce? Da, eu mă uitam la ochelare lui, că uite ce ochelare are. Da, Darusel, zici că e ăla din Tag Life, din alea. În fine, mă, fiți atenți, am ajuns aici, uitați. Mă, stai un puțin, Darusel, am ajuns aici, uitați-vă, foarte, foarte frumos. Am ajuns la aeroport, Darusel, și fii atent, după cum poți vedea, aici avem roata aia, adică să mergem ori în Londra, Darusel, ori să mergem în turnul Eiffel, la turnul Eiffel, gen în Paris, ori să mergem da, în... Eu vreau la Paris, stai, jumătate, Darusel, dar nu mai
zice nimic, apa! A, vrei la Paris și eu vreau să puțin, dar să le fii atent, fii atent, că în afară de Paris mai avem aici, mai avem New York, dar să le să mergem în New York sau la Casa Albă în Washington, dar să le, ce părere ai? Unde ai vrea tu, în Londra, în Paris, New York sau Casa Albă? În Paris, bă, Rafale, fii atent, eu vreau în Paris ca să mănânc un cracra, un croissant, cracra. Da, un croissant din ăla. Ai okay, talking about right over there. Mă, ce? What I don't not understand what you're talking right now. Ești american acum, mă, Alice, tu vrei să te duci în America, mă, dar fii atent, dar să le, și dar să le de partea mea, deci trebuie să mergem în Paris, pentru că și am zis Paris, pentru că în Paris și Londra am auzit eu că e mult mai șmecher, arată mult mai interesant, sincer, așa mi se pare mie, și o să mergem în Paris. Oui, oui, eu deja plecat la aeroport. Ah, ok, deci am dat-o pe franțuzească, pe chestii de genul, în fine, acum trebuie să așteptăm elicopterul nostru, pentru că din câte am înțeles, o să vină un elicopter, da, uitați-vă și la Darza și la Alice, abia aștept să vină elicopterul, că cu ăștia nu se mai poate. Hai să mergem acum la lift și să coborâm direct la elicopter, pentru că o să mergem în cel mai șmecher loc, la Paris, unde să ne petrecem revelionul și o să avim cel mai șmecher foc de artificii, dar să zici cu Alice. Asta zic, haide! Yeah, stai! Mamă, bă, dar să le uite-te puțin unde ajunge, bă, că mergem direct în Paris, uite, turnul Eiffel este fix aici, bă, cum am Hai, urcă, hai, bă, Rafael, deci prea gras, bă, Rafael, ești prea gras. Dă-te, bă, ce, bă, dar să le lasă jos, bă, gata, stop, jos, dar să jos. Da, uitați-vă cu cine am venit aici, bă, dar să le ce-ai făcut, bă, alo, ești bine, gata. Da. Așa, mă, uite-și pe Ali, bă, Ali. Eu să știu să controlez, ajutor. Am înțeles, sunteți doi fraieri. Asta am să vă spun atât, sunteți doi fraieri. Uitați-vă puțin, am rămas aici singur. Mai avem foarte puțin, pentru că o să vină focul de artificii. Bă, dar să-le Alice, veniți, bă, înapoi. Ok, uitați-vă puțin, cu cine am venit eu aici. Eu, mă, practic, sunt aici la Revelion singur. Nu mă sunt cu nimeni, dar să-l cu Alice nu vor să vină. În fine, vedem că aici este numerătoarea inversă, care o să înceapă la 0000, când o să fim în noul an. Și ce, cum să apese pe un buton aici cineva. Și după aceea, după cum puteți vedea, aici, în spate, unde este turnul Eiffel, o să iasă foarte, foarte multe artificii super, super interesante. Și abia aștept, bă, da, unde a plecat, mă, ăștia? Bă, alo, Alice, Darcel, bă, care-i, alo, bă, ce, Alice, ce faci? Eu, uite, bine, am uitat și mă uit și aici, la ceas. Ok, așteptam aici, dar să le coboară, fiți atenți, veniți în coace, bă, stai, bă, lasă puțin, fiți atenți, veniți în partea asta, bă, da, uite-te puțin la Alice, bă, Darcel, bă, ce aveți, mă, Darcel, bă, și de Revelion sunteți așa, nu, aveți energie în voi foarte, foarte mare, nu puteți să stați locului aici? E nebună, bă, Rafael, e nebună, lasă, că e cu capul. Bă, Darcel, uite-te puțin cât de mișto arată locul ăsta cu copaci ăștia așa frumos aliniați. Nu mai pot. Am notat și am înghițit un pește. Cum adică ai notat, mă, unde să nu-ți bani? Alex, tu răspăți, mă, unde să nu-ți bani? Tu te auzi ce spui? E un lac. Unde, mă, unde, ia, ce lac e, mă, Alex? Acolo, ia să ne uităm, unde, lac, unde, mă, dar să de unde știi tu, de unde știi tu, adică unde, uite aici, ia, mă, ce lac, mă, mă, dacă de mișto arată Parisul, frate, chiar îmi place, bă, dar noi nu trebuia să călcăm pe aici, dar, în fine, am luat și noi, vin pe asta, n-am să mergem pe... Uite-l, unde? A, aici, mă, a, pe și înghețat, mă, ce are, mă, lacul ăsta, bă, înghețat, Alex, înghețat sau ce? O să vin să te salvezi. Bă, gata. Uitați-vă cu cine am ajuns. Bă, știi ce? N-aș prea că ne-au luat oamenii aia, că au zis să nu stăm cu astea aici și noi nu putem să stăm, nu mai avem astea de Crăciun. Alice a zis că aici nu se ține, nu știu. De ce? Dar de ce ne le-au luat, mă, Alice? Pe bune, tu nu vezi că nu mai suntem îmbrăcați? Ia și ne îmbrăcați frumos acum. Da, eu am văzut numai că eu vreau să mă cazez la hotel. Să te că da. Mănec. Bă, dar să le gata, nu e amuzant. Vino aici că nu e amuzant. Gata, dar să el treci mă sus, hai, urcă sus. Gata, termină-te, dar să le ai foarte, foarte frumos. Iată. Hai, mă. Bă, da, ce, mă? M-am necat, bă, Rafale, bă, eram în apă, bă, Rafale, nu mai pot. Ok, am înțeles, dar să le, bă, dar fii atent, stai puțin, că am văzut ceva, mă, ce e aici, e metro sau ce e aici jos, dar să le, că am văzut un loc aici foarte, foarte interesant, vreau să mergem dacă Alice a plecat, nu știu care stau, mă, ce e asta, opa, mamă, ce mișto și aici, în fine, hai să vedem toate astea, bă, dar... Bă, Rafale,
vino, Rafa, Rafa, fii atentă, vino, vino, vino. Nu, nu mă lasă. Să știți că ăia de la hotel sunt foarte răi și nu mă lasă să intru. Ok, am înțeles, mamă, de ce ești în toaletă? Ia că mă duc și până la toaletă. Mă, cum au ăștia toalete? Opa, opa, cât de interesant. Mamă, cât de ăștia. Mă, păi, uitați-vă puțin. Uitați-vă puțin. Deci la toaletele ăstora voi nu puteți să închideți aici, n-aveți intimitate. Dar să le vină să vezi, vină să vezi. Dar să le că nu vine să crezi. Deci, uite, uite. Să le intre peste mine. Bă, Alice, aici de băieți, ce cauți aici? Nu, ia pleacă, ia pleacă. Ok, ok, gata, gata, o să, hai să plecăm de aici pentru că o să înceapă focul de artificii imediat, mai este foarte, foarte puțin, bă, frate, vine, revine, nu vine să cred așa ceva, scrieți-mi acolo în comentarii dacă abia așteptați să vină noul an, dacă sunteți bucuroși sau ceva de genul, dar hai să ne mai tăm, bă, ce se mai aflăm aici, bă, dar să-l Alex, veniți-mă încoace, veniți-mă încoace, fiți atenți că am găsit niște chestii super, super interesante pe aici, nu știu care este faza, sunt niște magazine sau chestii de genul, hai să vedem, că și pe aici, bă, eu nu știam că aici sub turnurile ferul se află niște magazine și chestii de genul, ia mă să vedem, ce se află pe aici, bă, nu prea înțeleg ce pe aici, ceva bibliotecă, ceva, prin partea cealaltă, ia să vedem și pe aici, nu sunt niște chestii, mai sunt niște mese pe aici, ok, aici ce sunt tonomate, mă, ce sunt astea, dar să le? Ce, Rafa, ia fi întâlnă, ia intră, ia intră, ce intră? Cum să intru? Unde să intru, unde să intru? Ce să fac aici? Bă, dacă mă dă aici, dar să le, bă, ia fi atent, ce fi atent, mă, ce interesant este aici, bă, dai chiar mișto, ia, dacă sărim prin partea asta, ce mai aici, tichet, că, fii atent, cred că putem să urcăm aici sus, bă, pe turnul Eiffel sau ce fate genul, bă, dar să-l putem să urcăm sau ce sunt astea pe aici? Uiii, ce mă, ce? În fine, nu mai contează, dar să, bă, eu din câte știu că parcă pot să urci pe aici, dar pe unde putem urca, întrebarea mea, pentru că nu prea văd pe unde am putea să urcăm, dar știu că... Alo, mă auzi, așteaptă-mă, bă! Gata, te aștept, mă, dar să-l împătă unde e Alice? Dar chiar, bă, dar chiar, bă, dar să-l, hai să mergem acum, pentru că o să începem focul de artificii, poate Alice s-a dus deja acolo, poate Alice s-a dus deja acolo, bă, dar să începem să vedem și noi focul de artificii, că de aici o să-l vedem, n-aș poate să le nevix acolo din față, pentru că o să fie cel mai șmecher foc de artificii, dar să-l, cel mai șmecher revelion de până acum, mă, ce fac, mă, da, uite, să văd, hai că mergem acolo în față, să vedem cum o să fie și la mulți ani 2024, vă zic de pe acum, la mulți ani tuturor, da, vă zice și dar să la mulți ani venim aici în față și acum hai să așteptăm aici să înceapă numerătoarea de 10 secunde când o să dăm drumul la artificii. Bine, nu dăm noi, o să dea oamenii, practic, de fapt o să dea, dar să le fii atent că putem să dăm, mă, ce fac, mă, vin aici, fii atent, dar să le, vin aici, ca aici, fii atent, este butonul ăsta și poți să dai tu, dar să le, dar trebuie să mai avem alea 10 secunde să așteptăm acum pe la mulți ani 2024. Mamă. Bine, bă, let's go. Mamă, da. Bine, bă. Mamă, la râsele, cât de... Mamă, cât de șmecere, bă, dar râsele. Bă, da, Alice, unde e care a tot ăsta, bă, dar râsele, ce ai pus-o de acum? Bine, 2024, da, ai dreptate, că de-aia trebuie să apeși acum. Și da, la mulți ani tuturor, un an nou fericit, să aveți parte de multe bucurii, să se îndeplinească tot ce vă dorit. Ceea ce vă dorit, bă, dar râsele, ce îți dorești, dar râsele, ce îți dorești, mă, tu, de la 2024? Uite cât de frumos, dar râsele, uite cât de șmecher să vede totul, dar râsele, ia stai, mă, bă, ce, dar râsele, apiut, gata, dar râsele, ce îți dorești tu de la 2024, dar râsele? Eu nici fetele, bă, eu îmi doresc un burger, vreau un burger cu de toate. Un burger, ok, da, super, super tare, interesant. Dar să le, eu îmi doresc de la 2024 să dea oamenii acolo like la videoclipul acesta, să facem cât mai multe like-uri și scrieți acolo în comentarii ce farse vreți să mai facem, pentru că vine 2024, trebuie să le facem farse lui Darren Sally și lui Alex și abia aștept, sincer, a fost super, super tare astăzi, chiar mi-a plăcut. La mulți ani tuturor, la mulți ani, un an nou fericit și să vă bucurați de tot ceea ce doriți. Să sperăm că o să fie un an super, super, super interesant și Darren Sally, ai un mesaj așa de final de an? Eu, ce fie antenă, bă, eu vreau să zic că dacă nu mâncați burgeri, o să muriți. Ok, am înțeles, bă, așteaptă, de fapt, îl avem pe ăsta, ce puta, unde e Alice, întrebarea mea, în fine, scrieți-mi acolo în comentarii dacă voi știți unde e Alice, bă, bune, dar se l-a plecat, da, drumul, s-au terminat artificiile, Alice a plecat, nu știu care este faza, dar da, anul fericit, la mulți ani 2024. Dar înțeleg, n-am ce să mai zic, a fost super tare aici de Revelion. Chiar am ales o locație foarte, foarte mișto. Bă, dar unde-i, mă, Alice, bă, unde a plecat asta? Bă, dar chiar, bă, dar fii antenă, bă, lasă, bă, îmi pace, că ea știe, bă, ea știe unde se mânecă, fii antenă, ea am băgat. Bă, alo, dar înțeleg, nu înțeleg nimeni în ce zic, dar în fine, nu mai contează asta, lasă că vii. Bă, uite pe Alice, dar înțeleg, uite pe Alice, bă, ce fai, bă, unde-i fost, mă, Alice, alo, unde-i fost, bă, ce, bonjour, Alice, bonjour, Alice,
Bonjour, bonjour, monsieur Darius Seca. Bă, lăsați prostiile astea, dar fiți atenți că am o mare problemă. Adică avem o mare problemă cu toții, că toți suntem aici. Dar înainte de toate, bă, Alice, nu ai fost tu până acum? Ce ai fost? Ai ratat focul de artificiu cu Darius Seca, am fost acolo. Tu unde ai fost? Ce ai păzit? Da, bă, chiar. Moa? Mă, ce spui, mă, Alice, acolo? Moa, Alice, gata, bă, ai auzit tu de la câțiva oameni de pe aici, două cuvinte în franceză, știi, crezi mare de asta. Hai, mă, Alice, vorbește pe bune, că chiar sunt curios, unde ai fost până acum? Mă, lasă-mă, dar răsile astea, ce faci cu astea? Ui, ui, je pierdut de tubu, mes élèves. Dar răsile, eu propun să o lăsăm pe asta aici, să plecăm acasă, ce zici? Hai, așa, gata, vezi că nu mai știi, vezi că știi limba, mă, Alice, fiți atent, bă, avem o mare... Unde ai fost până acum? Vorbește, că înainte să zic problema, unde ai fost? Că pe asta te întreba, Alice, pe bune. Unde am fost eu? Unde ați fost voi? Că m-ați lăsat acolo la lift, m-ați abandonat atâtea zile, n-am știut de unde sunteți. Am luat-o și eu pe undeva și m-am pierdut, am văzut focul de artificii dintr-o altă parte. Nu, m-a vină voastră, bă. Pe cum adică? Dar nu ai fost făcut artificii, de cine ai venit acolo? Cum adică l-ai văzut din altă parte? Tu nu puteai să vii? Păi l-am văzut din spate la turnul Eiffel, că nu știam unde sunteți. Da, pe unde puteați, bă, dar zile tot asta nu știam unde sunteți și noi am fost acolo, adică noi știam unde suntem. Bă, ai uitat unde ne-am dus prima oară? Sau... Da, în fine, bă, stați puțin că avem o problemă. În afară de treaba asta avem o mare, mare problemă. Dar cum adică, bă, Rafli, ce problemă? Păi cum adică ce problemă? Bă, dar Răsile, nu, bă, voi vă gândiți așa puțin, ne avem cumva cazare, mă, Alice, noi avem cazare cumva pe aici, că fiți atenți, trebuie să avem nevoie de cazare pentru că noi mâine trebuie să plecăm de aici, nu astăzi. Păi mâine câteva ore. Păi, bă, care mai durează până mâine și știți care e faza? Eu nu mai am bani, am plătit tot, nu mai am absolut niciun bani, am plătit toate astea pentru voi, nu mai am absolut niciun bani. Tu, Alice, mai ai vreun ban? Nu mai ai bani? Păi, stai așa, trebuia să zici așa că, uite, te rezolvi acum că... Mă, stai puțin, Alice, cum adică? Ce, ai ceva acolo, cum adică, ai bani? Da, bă, da, am bani. Treceți bancul, atați-mi toți banii care îi aveți în momentul ăsta. Ba, asta ne bunim de tot, bă, dar Răsile, pe bune, asta e o problemă serioasă, noi ce facem? Dar Răsile, că n-am bani, noi unde stăm o zi întreagă până venim mâine la aeroport, până mergem la aeroport, ce facem noi? Băi, prost? Păi, cum adică, dacă nu avem ce e vina mea, dacă nu v-am zis, hai, da, am înțeles. Eu din Sindainer și fiata de Bărafale. Eu sunt patriot. Vine după mine, fugiți, bă! Mama, Alice, vină de aici, că știm că n-ai făcut nimic. Vino aici, bă, Alice, bă, da, Alice, avem o mare... Alice, vină, mă, bă, Alice, vină înapoi. Alice, unde te pleci, Alice! Mă? Iar te pierzi de noi, mă, bă, stați puțin, ce facem? Alice, ce? Stai, mă, mă, ai tu dar să le niște bani să cumpărăm aici o cameră de hotel? Da, bă, Rafale, fie antară, bă, Rafale, eu, Monsieur Darusel, eu am bani, că fie antară, bă, eu de Sindainer, eu sunt de la patron, sunt șmecher, am ochelat la costum și fie antară. Eu o să plătesc pentru camera, pentru azi, ok, hai la... Bine, să sărbătorim, cumpăr de cea mai scumpă șampanie și pizza. Și burger, la hotel, dar să le vină aici, că tu trebuie să plătești toate astea. Ia, dă-te-mă la o parte, Alin, dă-te la o parte. Bonjour, une... Bă, dar să-i, bă, scrie, bă, ups, alo, bă, dar să-i, tu știi franceză? Știu eu. Stai, bonjour, une chambre de hotel, côté, 300 lei, soa 100 de lei, parusune. Deci, fie întâlnă, bă, Rafale, ce zice, ca să ne căzăm la hotel, ne trebuie 300 de lei, adică 100 de lei pe persoană. Și eu am uitat, la zice așa, bambam. Alice, vină puțin. Bă, de unde știi, mă, asta? Bă, dar de unde știi franceză? Nu contează. Ok, acum hai să ne ducem sus să ne cazăm și toate astea, că fiți atenți. Ai răbdare, mă, unde duci, mă, Alice? Alo, nu e pe aici, e prin partea cealaltă, dar stați puțin. Bă, trebuie să ne cazăm aici și mâine de dimineață să mergem neapărat spre aeroport, să nu pierdem avionul sau elicopterul spre casă, că e groază. Bine, cred că elicopterul, că și cu elicopterul am venit, dar da, trebuie să mergem la aeroport acum, încep să dormim, că mai avem foarte, foarte puțin și trebuie să mergem foarte, foarte frumos. Bă, dar să le mulțumim, ce să spunem, adică n-am nimic de cont. Bună ziua! Mamă, ce zi minunată! Uitați-vă, mamă, s-a făcut zi incredibil, este ziua de plecare. Bă, dar trebuie să vină ăștia, bă, dar Răsile, Alice, unde sunteți, mă, bă, alu? Ce problemă? Ia du-te, băi, ce greșeam de noi! Mai da, bă, și-a plăceam de la șampanice, nu mai poți să vorbești nimic. Bă, Rafale, bă, asta e bună, asta vorbește numai franceză! Bă, Alice, gata, vorbește, bă, Alice, bă, noi trebuie să mergem acum, mă, Alice, ce-i, mă, ce? Asta s-a îmbătat aseară. Bă, cum adică, bă,
aveți o șampanie de aia bună, că vă rog eu unde. Bă, dar să unde a fost asta aplicată? Doamne, hai mă, dar Alice, hai gata că știm că faci mișto. Vin Alice, vino, hai să mergem, că trebuie să mergem, pierdem avionul, pierdem elicopterul ăla, hai să mergem la aeroport. Să mergem acum la aeroport, bă, și fiți atenți, mă, bă, știți care e faza? Bă, stați așa că se vede rapidă, băi. Da, să crede amuzantă, mă, nu crezi că să crede prea amuzantă? Da, super aflat, dar dacă îmi vorbești așa, hai să mergem noi înainte și o așteptăm și pe ea, poate vine, gata, lasă. Bă, dar când s-a făcut dimineață, bă, că nici n-am observat. Bă, Alice, gata, mă, cum ești tu, hai să mergem, că trebuie să mergem spre aeroport, mă, să mergem la casă. Hai mai rapid. Păi hai să mergem, gata, mamă, uitați-vă puțin la Alice, nu mai înțelege nimic, sincer. Haolo, gata, în sfârșit am ajuns la aeroport. Mai avem foarte puțin, o jumătate de oră din câte am înțeles mai avem până o să vină elicopterul să mergem spre casă. Hai să ne așezăm undeva pe aici și să așteptăm elicopterul. Bă, tu te așezi că eu mă duc să caut încă o șampanie de aia bună. Da, wow, foarte amuzant. Bă, dar să le bă, ce? Bă, vrei să mă arăți pe mine? Bă, dar să le gata, mă, bă, ne dau ăștia afară, dar să le vină repede, dar bă. În sfârșit am ajuns acasă, bă, Aliza, de ce m-ai chemat aici? Că voiam și eu să mă duc acolo, să mă odihnesc și eu puțin, nu știu, voiam să mă duc acolo, practic, acasă, să mai stau și eu puțin, să mai văd cum e casă, de ce m-ai chemat aici? Băi, Rafael, nu știu cum să-ți zic, adică nu știu dacă să-ți zic, dar eu gen, știi că vreau să-mi cumpăr bani, locația aia de acolo, de la pescărie, peșterie, așa? Da, nu, știu. Nu prea mai am bani, băi, că nu prea merge cu pizzeria aia, nu vine lume, că e la margine de oraș aici. Bă, stai puțin, cum adică nu vine lume? N-ai zis că ai afară, că nu știu ce, că vine lume, că nu știu ce, că ai vândut, că nu știu ce, că ești mecheră, că nu știu ce? Ei, bă, da, bă, dar de dinainte să plecăm până acum nu a mai venit nimeni, bă, și păi dacă e greu, n-am bani. N-am, bă, stai puțin, tu dacă ai plecat, logic că n-a mai venit nimeni, dar stai puțin, tu, dar de ce vrei? Păi n-am închis. Da, ce ai zis că am închis? Am angajat un om de pe stradă și am zis, hai aici, acasă, pizza în congelator, și bagă. Ah, ok, am înțeles. În fine, nu ai gândit asta. Bă, Aliza, stai puțin, cum adică tu... Stai așa să zic partea cea mai rea, că mi-o mai cerut și 300 de lei că au stat acolo zilele astea. Ah, pe normal, Aliza, cum mai voia altceva? Bă, dar fii atent, stai puțin, pe și tu cum adică vrei să cumperi pizzeria aia, pescăria aia, crezi că vor să ți-o dea, că vrea cineva să ți-o dea? Bă, Rafael, normal că mi-o dau mie, adică uite-te la mine, da? Adică, da, eu n-am bani și eu știu că tu ai mulți bani, mi-ai cumpărat casă, mașină, ți-am aruncat mașinile și ai cumpărat înapoi, adică ai bani. Da, și pentru asta vrei tu. Bine că ai adus aminte de chestia asta, că mi-ai aruncat tu mașină și acum vrei să te ajut, ok? Mă, stai puțin, înainte de toate, nu, Alice, bă, ai uitat că noi am venit, tocmai ce am venit de la Paris de Revelion și eu n-am mai avut bani să plătesc pentru camerele alea de hotel și a cumpărat Darusel? Da, sigur ai tu niște mărânțiși pe acolo, că n-am nevoie de mult, 1500. Bă, Alice, nu știu, eu am doar niște bănuți din aceștia, Alice, nu cred că te ajută cu foarte mult, adică am 64 și mai am încă unii. Dacă stau să nu mai uit bine pe aici, tot 64. Dar fii atentă, nu știu ce să-l zic. Dar, stai puțin, nu ne-a zis dar în cel că vrei să ne angajeze la el la diner acolo? Ba da, bă, ia uite că am și foaia. Păi da, ai contractele astea, că ai zis că le-ai, da, în fine, bă, dar într-un fel, bă, le-ai semnat, dar într-un fel, vezi că e bine, că totuși chiar ne-ar prinde bine, mai ales acum că și-am rămas fără bani și tu ai nevoie de bani, dar stai puțin, tu ce-ai zis că... Stai, nu, asta trebuie să zic acum ceva. Fii atent, eu o să merg, mă angajez acolo. Stai puțin, bă, vorbește-mă că nu e nimeni dar să le-ai ce n-a venit cu mine. Vorbește-mă că lumea. Nu contează, să fie mai dramatic. Așa, deci îi iau banii și după aceea, înainte să îmi dau demisia, mă duc rapid și fur rețeta de burgeri. Și când iau magazinul ăla de la pescărie, o să vând și burgeri acolo, ca să-i fur toți clienții. Mă, bă, stai puțin, eu din câte mi-aduc eu aminte, știu că în cadoul ăla da, a zis el, mi-a dat niște haine de bucătar. Nu înseamnă că eu să fiu acolo cu un furt rețeta. N-ar trebui să fie la mine rețeta, dar eu nu mă bag în așa ceva. Nu o să fac așa ceva pentru Darusel. Bă, dar nu mă știi că vorbesc cu Federico, că noi ne înțelegem bine, știi? Și rezolvăm. Da, am înțeles. Bă, nu știu ce să zic, dar totuși crezi tu că o să-ți iasă planul? Da, normal că mi-e zis. Hai să mergem, că poate ne așteaptă la, știi? Că zis că începem în 2024 și 2024 a început de mult. Da, eu vreau banii. Da, asta e adevărat. Bă, deschide ușa. Așa, este adevărat. A început 2024. La mulți ani tuturor, chiar sunt așa, vreau să vă spun, Alice, nu știu ce faci acolo, dar da, din păcate, na,
vrem să muncim acum, dar este bine că nu avem bani, ne ucina dar să la aici la diner, foarte, foarte frumos și să mergem să facem treabă foarte, foarte bine și scrieți-mi acolo în comentarii ce ați făcut voi în zilele acestea de Revelion și până acum când a început anul, că a fost, bă, nu știu, să sperăm că o să fie un an cât mai tare și vreau să spuneți dacă vouă v-a plăcut 2023. Bă, stai puțin, mă, ce cauți pe aici, Alice, bă, pe unde intra? Bă, tu intri pe aici, pe la bucătărie, ok, mă, păi stai puțin, păi și dar să nu e aici, ce vrei să facem? Păi, l-așteptăm. Păi da, nu l-așteptăm aici, trebuie să l-așteptăm pe aici, iartă-ne, Federico, am intrat pe aici, prin spate, că noi eram pe acolo, bă, Alice, vină mâna aici, hai să l-așteptăm, ne punem aici undeva la masă, hai să ne punem, nu știu, hai să ne punem la masă asta și l-așteptăm pe Darcel aici. Băiatul, stai și lângă tine, nu-i problemă, nu? Bun, stai așa că... Alice? Ce nimica. Ah, ok, da, foarte suspect. Alice, mă, cum adică, mă, n-are nimica David, mă, păi după stai puțin, că eu sunt David, iubitul fake, sunt transformat și după dacă Alice nu mai vrea să mai petreacă timp cu David, cum mai pot să mai fac episoadele alea în care o trolesc ca David, nu știu, da, bă, Alice, unde te duci, mă, ce cauți mai aici, ce aștepți aici? Pe Darisica. Darisica? Mă, stai puțin, mie mi se pare ceva ciudat între Alice și Darisel, nu înțeleg, scrieți-mi acolo în comentarii, că de câteva episoade mi s-au părut niște faze mult mai ciudate, dar în fine, l-așteptăm aici pe Darisel să vină și să ne angajăm. Bă, Alice, hai mă, vino înăuntru, hai să ne așteptăm pe aici, bă, dar să ne angajăm foarte, foarte frumos. Vino înăuntru, ne punem, hai să ne punem în partea asta la masă, asta e o zi care arată mult mai bine și acum să-l așteptăm pe Darasel. Știi, ții minte masa asta? Ce, da, ce cu masa asta? Aici ne-am întâlnit prima oară. Da? Nu mai ții minte că veneai pe aici, eu stăteam aici și te-am văzut. Ba nu, eu comandam Federico și tu ai venit prin spate, te-ai uitat la mine și ți-am zis că ești veveriță, te-am recunoscut. Eu pus Federico să-mi aduci burger și mi l-ai adus la masa asta. Bă, da, multe mai ține Alice minte. Bă, Alice, bă, eu nu mai știu, sincer, masa cealaltă. Nu mai știu, în fine, dar hai să-l așteptăm pe Darasel aici, nu știu, dacă mai ceva de zis, bine, dacă nu-l așteptăm aici, ne punem pe telefon, vedem noi ce facem. Mai bine l așteptăm, uite, stau și eu aici, mă mai uit la oameni. Bă, lasă sabia aia, Alice, mă, fii cu minte, Alice. Bă, Alice, deja stăm de jumătate de oră, crezi că mai vine ăsta aici pe bune? Bă, eu zic o să apare, ia, da. Mă, ce-i pe geam? Ai vorbit tu cu el, mă, ce, mă, ce să fie pe geam? Bă, stai mă aici jos, bă, da, ai vorbit tu cu el sau ceva? Nu, ce mi-a făcut restaurantul meu? Hai, ce faci aici? Bă, deci fii atent la barafale, uite că acum ai omorât porcul. Eu o să-ți dau un costum, tu o să tai mijloc, uite, ia asta, ia și costumul. Bă, ce faci, mă, n-am omorât niciun porc, Darasel. Bă, da, e la oră, n-ai nicio dovadă, e la oră. Mă, stai puțin, Darasel, vin, mă, hai mă să stăm puțin jos, hai să stăm jos să vorbim. Mă, Darasel, ce vrei tu să facem noi aici la tine, Darasel? Bă, Darasel, vei, ok, deci, dar nu, lasă, că eu o să plec acum, nu are rost, pe mână, adică... Vino. Deci fii atent la barafale, eu mi-am reamintit, voi v-ați angajat la diner, așa că fii atent la barafale. Și Alice, veniți. Eu o să vă dau două costume la amândoi și o să vă apucați de treabă, Rafa, tu ești bucătar, eu sunt. Eu nu port costume, înțeles? Mă, ce sunt tu, mă, Darasel, mă, Alice, lasă, că după ce că nu știi să vorbească, că ești în continuu, fii atent la barafale, poți să vorbești să înțelegi, că n-am înțeles absolut nimic, mi-am pierdut 1000 de neuroni, Darasel, bă, nu înțeleg nimic din ce zici. Ok, și Stai, Barafale, eu și pe Alice v-am angajat la diner, ok, da, nu? Și fii atent, Barafale, eu vreau ca tu să fii șef, ăsta bucătar. Să fii șef? Bine, o să fiu șeful, Darasel. Nu, șef, adică bucătar. Și tu...
Bă, nu, nu, Aris! De ce? De ce? De ce ai venit? Spune unde ești, de ce ai venit lângă mine? Bă, pleacă pe de aici! Bă, gata, bă, dar, bă, facem ceva sau nu facem? Ai zis, bă, Alice, gata, ai, bă, Alice, uita, bă, Alice, vină puțin, Alice, la mine să zic ceva, bă, Alice, vină aici! Ai uitat, mă, ce vrei să faci tu despre, dar să ne-ai uitat tactica ta, ce faci aici? Da, stai, că trebuie să-i zic să nu mai vină. Așa, bă, deci care era numărul tău? Adică Alice e femeie de serviciu? Da! Ce? Gata, nu crezi! Ce fraieră ești! Mamă, bă, Alice, mă, chiar așa arăți, bă, tu ești femeie de serviciu, mă, dar în seara stai pe sus. Ia stați așa, tot voi râdeți, adică uitați-vă la voi cum arătați, zici că sunteți niște majordomi, zici că sunteți majordomi la un hotel de la Dostea și în plus eu am mai puțină muncă decât voi, voi stați acolo, nu mai puteți, stați în călgudră, trebuie să faceți mâncare, eu ce fac, eu stau în baie și atâta. A, păi da, bă, ai dreptat, bă, Alice, păi și pe aici trebuie să curăț, nu numai la baie. Da, curăț. Da, dar oricum tu primești mai puțin bani, în fine, bă, dar astea, mă, ce trebuie să facem, mă, dar astea, ok, îmi prezint și mie pe aici ceea ce trebuie să fac eu la locul ăsta al tău, adică... Fii atent, așa, Alice, miserie, uite, miserie, ieși, curță, sus. Bă, păi, da, dă-mi o mătură. Bă, dar, pe bune, dar astea, tu nu-i dai nimic așa, adică îi dai doar că o să bați așa, atât? Da. Păi, wow, auzi, Alice, trebuie să-l lingi pe aici, pe jos, să faci curat cu limba, auzi. No, hai, eu nu fac nimica, tu dă-mi banii, dă banii, adică nu banii, dă-mi o mătură. Da, n-am mătură. Faci rost. Ia nici o hârtie, ia. A, uite, șterge cu șervețele, așa, Alice, mai mă, dar să le gata, lasă-o pe Alice, hai să mergem acum. Arată și mie ce trebuie să fac eu, dar să le, cum fac eu aici, dar să le, cum lucrez eu. Deci fii antenă, bă, Rafaele, prima oară vorbești cu Federico. Bă, Federico, gata, am vorbit cu Federico, și ce? Și apeși acolo, pe Star Working. Bună, Alice și Rafael, am auzit că vrei să vă angajezi la diner. Hai rapid și faceți burgerii că așteaptă oamenii. Cremă că tu ești dar să-l nu-i Alif. Păi nu când dați uite și pe asta ce ai. Angajate, hai, de bine, acolo, gata, de acolo, gata, Start Working. Acum și ce trebuie să fac? Mamă, ce trebuie să fac? Mamă, deci cineva, deci vrea lumea cartofi, ok, trebuie să fac cartofi. Unde găsim mă cartofi? Aici nu e nu sunt cartofi nici aici, bă, dar să unde să mă cartofi? Dar să nu există cartofi. A, gata, am găsit. Deci ce cartofi ăștia și cum fac eu cartofi ăștia? Unde să fac? Aici? Rafa, uite, îi speli acolo, îi preziști. Stai, bă, Alice, ce mizerie faceți aici, bă, nu mai pot cu voi, animalelor. Gata, dar să gata, am curățat și acum unde, aici, opa, mamă, să fac, mamă, ok, și ce mai avem? Mai avem omletă cu brânză, ok, deci trebuie să luăm ouă și brânză, parcă era în partea asta din câte mi-aduc eu aminte, dai brânză aici și ouă, unde sunt ouă, a, fix aici, a, bă, dar să le, bă, dar tu ce faci, dar să le? Da, eu scanner, uite, eu scanner, hai rapid, fai! A, ești ospătar, dar să le, stai puțin, pește, de ce ești îmbrăcat ca bucătar ca mine, cum adică? Ei, nu contează, hai, fac unul cartofi! Bine, gata, stai, mă, cu brânză, vezi cum fac, mă, stai puțin! Elia, treci puțin încă. Stai puțin, cum fac, bă, ouă cu brânză? Aici să vă... dar să le gata. Mă, cum fac, mă? Fix așa, gata, am făcut și aici. S-a făcut și asta. Gata, mă, dar să le gata. Am făcut trimite, gata, poftim și asta, dar să le și mai ce mai facem burger? Mă, ce? Hai du-te, dar să le du-te, că mai am burger, îi fac eu imediat, deci trebuie să luăm carne de asta, pâine, dai. Am eu burger, a scăpat. Bă, dar să le niște să mai pronunțe burger la că Ce zici? Trebuie să faci cumva să le zici și tu că nu mai ai, nu știi rețeta să faci burgeri și trebuie să faci cumva să le întrebi de rețeta. A, bă, hai că ți-am zis că trebuie să mă simt să stau cu tine. Ce, mă, ce să mă, dar să uite mă că 32 de bănuți, tu cât ai primit? Și eu, bă, Rafaele, hai.
Ia tu. Alice, vino, Alice, unde ești? Mamă, ce e ăsta? Dar sunt ce e ăsta? Ce e ăsta? Că nu e nimic aici, ce e ăsta? Ei, nu contează. Aici nu contează, nu contează. O rețetă. Nu știu ce să mai zic, mai avem multă muncă, câte mai avem? Dar să uite că s-a terminat asta, nu mai avem nimic altceva, nu se mai bagă aici pe comandă, nu mai comandă nimeni nimic. Nu știu, bă, Rafael, nu știu, stai așa. Așa, rețeta lui Dariusel, rețeta mea. Alex. Ce faceți voi? Eu mă duc să arunc la gunoi. Bine, Alex, fii atent, stai puțin. Bă, Alex, am auzit cumva rețeta lui Dariusel, vezi că vreau să pregătești să facă rețeta, trebuie să facem cumva să îi luăm rețeta, ok? Să te ajutăm. Am auzit. De fapt, eu nu fac nimic, Alex, doar ți-am spus, da? Ca să înțelegi, ok? Da, am înțeles, cum să nu așa? Acum vă muncește, bă! Gata, mamă, dar să ce trebuie să mai muncim acum, că am muncit astea, apă, altele, mamă, ce faci? Alu, ce faci? Că mă uitam dacă mai ai șervețele, nu, că, da. Ok, mamă, Alice, pleacă-mă de aici, că n-ai voie aici, Alice, lasă-mă, că tu, bă, trebuie să mă lustruiesc astea. Bă, da, trebuie să curesc pe aici, ok, ce trebuie să fac eu pe aici, trebuie să fac, ok, mă, unde-i, să vedem ce face, bă, Alice, ce faci aici, ce pregătești, ce faci? Stai, de față cu mine, mă, Alice. Asta e că mă duc după Darusele. Bă, Darusele, bă, da, uite să băsim, deci Alice vrea să fure aici practic toate astea. Darusele, unde ești, mă? Bă, alo. Bă, ce faci aici? Eu, bă, Alice, bă, ce intri, bă, așa? Ia să dai așa, să trag apa. Bă, Alice, vino. Alice, s-a mutat WC-ul. Bă, ce s-a întâmplat? Ieșiți, bă, că trebuie să fac curat. Ok. Darusele, omul ăsta vrea burger. Darusele, trebuie să mă duc să ia burger. Mamă, și omul ăsta tot la fel. Și omul ăsta vrea... Darusele, ce facem aici? Bă, mă ajungi și pe mine sau? Uite, ia de aici. Ok. Hai, mai fă un burger. Gata, ce burger? De care? De ce la... Ok, deci până trebuie să iau carne din asta. Mamă, Darusele, care a răgăit? Nu știu. Alice, uite, ăsta a răgăit. Da, uitați să băsim. Da, deja mă enervează Darusele și cu Alice. În fine, vedem că Alice vrea să facă ceva. Mă, Darusele, bă, stai puțin, de trebuie să iau carne. Da, ia fii atent, Darusele, că trebuie să iau carne. Bă, dar unde avem, mă? N-avem carne, Darusele. Unde e carnea? Darusele, nu mai e carne. Darusele, nu găsesc. Uite, da, asta și carne. Darusele, nu e carne aici deloc. Unde e carne? Bă, unde e carnea? Găsiți niște carne pe jos, fiți atenți. Uite aici. Era pe jos. Ok. Ia să vedem, mă, să pe aia și ne punem de pe jos, în fine, nu mai cum. Asta, ok, deci punem carne aici. Asta trebuie să punem pâine aici la prăjit, practic aici foarte frumos la cuptor, o punem foarte bine aici. Și vedem că, bă, frate, nu știu ce vrea să fac Alice, dar bă, ce fai, mă? Ce? Alice, și curăță. Gata, mamă, deci mie nu vine să cred că Alice vrea să facă chestiile lui Darusel să fie. Capul pe jos, bă, tata sta capul pe jos, bă. Hai, Alice, ia și tu un burete. Ok, deci nimeni nu vine să cred că Alice vrea să-i fure rețeta lui Darusel de burger. Nu știu dacă i-a furată încă, dar Alice vrea să-și deschide iar restaurantul ăla, să-l facă mult mai popular și să mai facă niște bănuți de aici de la Darusel. În fine, nu mai contează asta. Bă, dar stai puțin, bă, Alice, ia vină puțin, stai puțin, Darusel, Alice, vină puțin. Sau nu, vină aici, că vreau să vorbesc ceva cu tine, mă. Alice, stai puțin. Bă, da, tu i-ai furat rețeta sau încă nu i-ai furat? Că trebuie să ne dea bani, bă, Alice, cu lui frețeta. Să înainte să-ți dea banii? Bă, mă, da, știu, dar nu, că i-am luat până acum niște ingrediente, știi, că n-am. Bă, să nu-i fure țeta, că dacă fure țeta Alice acum, în prima oară trebuie să iei banii, adică tu dacă vrei să-l trădezi, practic, nu mi se pare normal ceea ce vrei să faci, dar, mă, da, rog, în fine, nu se împarte nimănui. Dacă vreau să fure țeta, trebuie să aflu unde-i rețeta. Păi, da, nu știu, în fine, bă, dar stai puțin, Alice, bă, da, trebuie să iei banii prima oară, dacă tu vrei să faci ceva, ok? Da, mă, da, dar stai așa, că am un plan acum să-l fac să plece de aici și să se ducă la magazin. Bă, stai așa, mă, că s-a întâmplat, e mare lucru aici, nu mai e șervețele, trebuie să te duci să cumperi. Ok, stai așa, niște, stai mea, așa, ok, deci trebuie să mai iau pe aici niște brânză, să pun pe aici foarte, foarte frumos. Mamă, o să iau astea două, trei bucăți cu mâna, pentru că mă dedic. Ok, deci punem astea aici, deci trebuie să iau asta și cu asta, trebuie să punem fix aici foarte, foarte frumos, în partea asta punem pâinici asta. Mă, dar Silda, cum să face, că nu înțeleg cum să face, deci pun... Asta e că pâinea asta, mă duc să arunc la gunoi.
du-te, du-te și așa de tine. Stai puțin, mă, că n-am la carna încă, stai, mă, lasă-mă, mă, dar să lege. Ce e asta? Ce vrei să fac? Omletă cu brânză, ouă și cașcaval, salată, Caesar, salată și ouă, cheeseburger, carne la grătar, pâine și cașcaval, cartofi prăjiți, cartofi tăiați după un ulei, rețeta specială de Darusel, bacon burger, dovleac, fecle și pâine, așa rețeta este doar de sărbători. Bă, Alice, rețeta la mine, eu nu știu nimic, o pun înapoi, tu nu știu ce faci, eu nu te-am văzut, ok? Unde-i pusă? Aici, înăuntru, nu-ți faci nimic, hai mă, lasă-mă, Alice, că eu trebuie să fac aici, las, pentru asta să plătești tu, Alice, las, o să vezi că te vede Dumnezeu, eu nu zic nimic, dar o să te vadă Dumnezeu pe tine. Adică, cum adică ai pus-o, unde ai pus-o, că dacă ai pus-o, du-te și-au-o! Alice, uite aici! Da, ok, deci are, bine, la, nu-i mai zic nimic, nu mai zic nimic, Alice, vedem că unde? E pe altă planetă. Cum adică tu nu vezi ăsta aici? Ce e ăsta? Nu vezi chestul ăsta? Ăsta e Ender Chest, numai tu vezi. Păi... Alice? Da? Nu l-ai văzut pe Darusel acolo? Deja știe ce o să facem, adică știe ceea ce vrei tu să faci și mă bagă și pe mine, mă bagă și pe mine la belele, Alice, eu nu-mi dau nimic, lasă aici pentru că e al meu, nu știu, eu tu ți-am zis, bă, să nu umbli cu rețeta aia, că poate strici totul, bă, chiar așa, mă, nu poți să faci puțin, și tu nimic, da, bă, unde-i șeful, unde-i, uite, treci încoasă, vezi? Stai puțin, alta. N-am nimic, n-am, uite, n-am umblat nimic la ea, mă, Alice, ești un Peter, bașă, vrei să, Alice, vrei să-i dai mai mult salariu ei, de-aia faci așa. Gata, mă duc să curăț în baie. Bă, stai puțin, bă, Alice, stai puțin, că vreau să spun ceva, tu gândești puțin, eu nu știi că, adică eu nici nu te-am văzut că ai intrat înăuntru, dar știi că eu citeam rețeta aia, tu nu mai ține de minte, n-ai fost atentă când i-am citit din rețetă? Bă, dar eu degeaba mi-o spui că o să trebuiască să merg să vorbesc cu ea, o să uit, am nevoie de ea, dar mai întâi să dea salariu. Păi, dar să-i puțin, da, uite, cât e ceasul, cât mai avem de lucru? Nu știu, că e ultima comandă, uite, omul, stai, lasă-mă să fac comandă, Alice, mamă, deja mă enervează, mamă, Alice, bă, pe bune, dar să le, Alice, mă, trebuie să dai afară pe Alice, că asta vrea să-mi, mă faci aici, să nu mai fac comandă, să nu mai fac nimic, deci nu, mi se pare normal ceea ce faci, ok, am făcut cheeseburgerul ăsta, dar să le, bă, gata, ultima comandă, o iau acum, dar să le, și cred că cam atât o să fie pe ziua de astăzi. Ba, în ultima comandă, poftim, domnul, Darusele, bă, Darusel. Ce? Am terminat, gata, mai avem ceva pe ziua de azi, gata, atâta tot? Nu, nimic, bă, deși antena, lasă-mă ce că eu construiesc aici, așa. Mă, ce faci mai așa, e intrare, bă, ce asta, bă, salar. Au, deși antena, stai, să-mi ia din buzunar. A, mă, deși salar de Darusele? Da, băi, așa e frumos, bă, nu e așa, așa e frumos. Bine, stai puțin să duc astea înapoi aici, să le punem la locul lor foarte, foarte frumos, aici, deci n-am nevoie de asta, uite, banii ăștia am nevoie de ei, că mi-am mai primit niște bani ciubuc de la asta că am primit, este foarte, foarte bine și îmi pun astea aici. Așa, foarte... ia vezi acum, hai, deci fii antenă, bă, Rafael, pentru tine că am văzut că ai făcut foarte multă muncă. Mulțumesc, uite. Ia aici, 64, 64? Te și promovezi la bucătar șef. Adică îl dai pe Federico afară? Nu, că Federico este bucătar suprem, ești bucătar șef, adică e la fel de prost cum era și înainte. Așa și pentru Alice. Da, foarte amuzant, du-te, mă, de aici, dar să-le așa și pentru Alice ce? Iată, pentru tine, Alice, pentru că ești o femeie de serviciu foarte urâtă și pentru că ce-am dat 16 lei. Dacă nu-mi dai și mie la fel ca el, eu îmi dau demisia. Hai, ia de aici și plec, hai, ia de aici. Bă, la fel de mult am zis, la fel de mult. Bine, dar să le bă, dar înțeleg, asta e femeie de serviciu și ea crede că trebuie să primească mai mult salariu decât mine, care eu fac o muncă foarte, foarte grea, după părerea mea. Da, bă, pleacă și tu, hai, pa! Gata, ok, mersi, bă, dar înțeleg, în fine, gata, am terminat și munca pe ziua ta, foarte, foarte bine, pe mine nu mi se pare ceva foarte urât, foarte, foarte nașpa, sincer, mamă, ce mașină jegoasă are omul de ala de acolo, în fine, probabil trebuia să o curețe, Alice, dar în fine, ceea ce mi se pare mie, mi se pare foarte, foarte interesant faptul că, bă, nu este foarte greu, mă, ce faci? Hai, fii atent, mergem la mine acasă și așteptăm să spargă noapte. Hai, treci. Mă, stai puțin, mă, lasă-mă, mă, să mă schimb, mă. Ce faci, mă, dar lasă. Bă, nu te schimb, că nici eu nu mă schimb. Treci încoa. Mă, lasă-mă. Ascultă-mă, dacă zic, ascultă-mă. Așa, hai să stăm pe canapea și așteptăm să spargă seara. Mă, lasă-mă, să mă duc să mă schimb, Alice. Mă, pleacă-mă de aici cu prostiile tale. Lasă-mă. Ce cum adică? Bă, nu te duci. Ascultă-mă, te rog eu. Bine, dar stai puțin, că am observat eu ceva aici. Mă, ce e aici? Dispozitiv detector minciuni, adevăr minciună, cască detectoare, minciună, adevăr. Mă, Alice, ce ai cumpărat un detector de minciuni?
emisiuni? Nu știu, dar lasă, asta nu contează acum. Trebuie să așteptăm. Mă, stai puțin, te-ai cumpărat detectorul ăsta de minciuni ca să te pună Darzel la testul de detector de minciuni ca să vadă că minți? Uite, dacă nu stap aici o groapă și te ascunzi. Stai, uite, pe canapeaua aia și aștept să se facă seara. Ok, aștept să se facă seara. Bă, lasă-mă să mă duc să mă schimb și Nu te schimbi, am zis că nici eu nu mă schimb. Vezi pe mine că mă schimb, stai aici. Mă, stai puțin. Tu vrei să-mi spui mie că tu, în primul rând, tu vrei să-mi spui mie că tu vrei să te duci la oamenii aia să cumperi restaurantul, să te și creadă că vrei să le cumperi restaurantul în haine de femeie de serviciu? Tu nu înțelegi, aștept să se facă seara. Stai puțin, în al doilea rând, peste puțin, ne-ai luat-o deja? Păi, n-am luat, dar nu o să fur noua rețeta, o să fur tot. Bă, Alice, tu dacă ești îmbrăcată, nu crezi că o să-și dea seama că tu furi, să uită pe camere de supraveghere și crezi că nu-și dă seama? Nu-și dă seama. Da, ok, nu știu, cum zici tu, băi, eu mă schimb, eu decis că eu nu vin cu tine, ți-am zis că nu mă bag. Bă, vii, că eu nu pot să-l țin pe Federico distras și să-și fur tot. Mă, dar stai puțin, înainte de toate, Alice, tu trebuie să te duci acum pe zi ca să vorbești cu oamenii ăia dacă îți dau pescăria sau nu. Bă, eu o să mă duc, dar mai încolo, că o să vezi tu, o să vezi mâine. Bine, lasă că vezi tu, lasă, eu mă duc să mă schimb și vin de seară la tine, ok? Bine, vin de seară. Lasă că vezi tu, ok, nu știu ce vrea Ali să facă, deja mă enervează, sincer, mă duc să mă schimb, stau și acolo, bine, n-aș vrea să vin de seară, în fine, nu mai contează asta. Mă duc acum acasă, mă schimb foarte, foarte frumos și abia aștept, mă, ce facem ăla acolo, bă, dar, în fine, cred că o să mai lucrează și el pe acolo, nu știu care e faza, uitați să vine, mă, dar vine cu ce? Bă, alo, bă, ai super puteri, ce ai tu? Eu am upgradat timerul și acum avem drive-thru, bă, avem drive-thru, yeeeey! Cum adică avem drive-thru? Cum adică vrem să vină oamenii cu mașinile? Da, yeeeey! Tu o copiezi pe Alice, că a făcut la pizzeria ei, la pizza girl, l-a făcut, acolo și tu o copiezi, nu? Păi nu, bă, Rafale, fii antenă, eu vreau să fac drive-thru de mult, bă, Rafale, eu de asta am cumpărat diner, păi, mai știm atunci când se dezbă, dar înțeleg că poți să-l faci locul ăla mai și mechile, decât să extinzi, să faci frumos, mai știi atunci când ziceai că vrei restaurantul celălalt și ți-am zis, bă, nu, Tarusele, lasă-l pe ăsta, că e diner, nu știu ce, și să-l faci mai șmecher, nu știu, știi? Păi da, bă, Rafale, vezi că eu sunt șmecher acum, hai! Mă, ce fai, mă, aici, bă, scoate-mă astea, în fine, bă, Tarusele, îți bagi, în fine, hai, mă, eu mă duc să mă schimb acum, Tarusele, nu știu, okay, faci tu ce vrei, faci, bine, ce, Nesimțu-te-le, eu scad din salariu! Bă! Hai, mă, dar să le lasă salariul al tău, în fine, hai că mă duc acum, mă duc aici sus, mă bag și eu la calculat. Bă, dar să el ia vină puțin, dar să le am ceva să vorbesc cu tine, ia fi atent, stai puțin, vină sus, și de ce faci așa, zi-mi de ce faci așa, vină sus. Hai sus, bă, dar să le, bă, stai puțin, în primul rând, mi-ai luat calculatorul ăla din nou, pentru că la al meu nu știu de ce ai făcut-o așa, nu ți-a mai plăcut calculatorul meu, dar masa, tu nu mi-ai pus masa la loc, dar să le, aștept să-mi pui masa. Și geamurile eventual. Ok, și este în masa așa. Așa și geamul și așa și cu geamul. Pentru asta să-mi dai mai mulți bani, dar în fine, deja mă enervează, dar se lasă, că trebuie să iau eu pe aici să fac eu rost de geam, de treburile astea, că știu că parcă mai aveam noi acolo în cămară afară, dacă stau eu bine să-mi aduc aminte, dar da, se face seară, pun și eu geamul până atunci și după mergem la... Mă, ce fac, mă, îmi pui geamul sau nu? Dacă nu, îmi dai mai mulți bani după. Ok, uite ăsta, așa, da, îți bag joc. Bă, da, wow, foarte amuzant, dar ce să spun, nu mai am nimic de zis, așteptăm să se facă seară, să vedem ce vrea Alin, dar... Bă, dar să le, îți mai bați mult joc sau ce faci? Ok, scuze, bă, Rafale, fii antenă, eu îmi cer scuze și îmi pare rău, dar fii antenă. Bă, dar să nu seara, uite, așa de repede? Bă, dar chiar, bă, ia stai, uite, am cumpărat un geam nou, nou și mai bun, iau-te, bă, e de ăsta șmecher, iau-te, îți place? Da, dar nu vă nimic, ce geamul ăsta, dar să le, îți bați joc? Scuze, stai, am alt geam. Ok, dar hai, lasă-mă că mă duc și eu să mă schimb acum foarte frumos, să mă schimb și eu de hainele astea, că deja nu mai pot, sincer, deja mă enervează, dar să nu știu ce să mai zic cu el, că nu mai pot, sincer, pe bune, gata, hai să mă schimb și să revenim până înapoi când vrea și Alice, pe bune, că nu mai pot. Bă, ce caut asta aici? Nu știu, papa! Mă, ce mi-ai pus, mă, aici? Bă, tu-ți bagi-o, gata, termină-te, nu mai faci nimic, Alice. Hai, gata, lasă-mă, că deja mă enervez, dar să le... Dacă nu... Sau, hai, lasă-le pe astea, că lasă, că mă ocup eu de le... Dar scoate și tu ăsta de aici, dar să le, pe bune, adică ce înseamnă asta? Așa, gata, okay. lasă-mă în pace, dar să le... Gata, în sfârșit, m-am schimbat și eu nu mai am nimic. Mă, ce caut, mă, tot aici ești, mă, bă, da... Bă, tu ai stat aici... Ce aveți tu cu geamurile mele? Bă, vi s-a pus pata pe ele, pe bune? Sunt prea frumoase, bă, hamă că poate vine asta. Treci
șopit, sarpăgeam. Da, da, nu uitați, nu mai că... Bă, Alice, în primul rând, că știu că m-auzi, vin înapoi, vreau să-ți spun să... Nu te ascult, nu, eu nu vin nicăieri, ți-am zis că eu nu mă bag în așa ceva, ok, vrei să te spun? Băi, vii, tu n-auzi că vii cu mine, mine. Dacă pui geamul să vin, dacă nu, nu. Bine, hai, dar ieșim pe geam. Nu, hai, că nu poți să... Nu, tu nu vezi că nici nu poți să treci de instalație, mă, tu gândești, mă, Alice, bă, gata. Doamne, Alice, hai, mă, bă, nu, da, nu știu. Rafaele! Uite pe Silaia, uite ce face, uite, vine să îmi spargă astea și după să așteaptă să fim prieteni cu ea. Bă, Alisaru, ce faci? Ce pleacă tu? Ia vină cu aici și pleacă, ia! Eu trebuia să merg cu el, că facem o surpriză. Mă, Alice, în primul rând, de ce mi-ai furat ăla, de ce ai luat ăsta de la tine ca să-l schimbi? Pune-mi pal meu înapoi, că știu că era ăsta, de ce mi-ai schimbat? Este al tău, cum adică, uite. Păi așa, gata, în fine, mă, pleacă, mă, du-te-mă acasă, bă, tu n-ai treabă pe la noi, du-te. Noi am zis că-i facem o surpriză, trecem cu ea. Bă, cam așa. Bă, tu te dai de bătuși pe asta. Bă, da, nu ce să discuți, mă, cu ăsta, aia nebunii de tău, bă, dar ăsta, ce mai vrei? Deci, fii atent, Rafaele, mie pare rău că eu ți-am stricat geamul, așa că eu ți-am cumpărat. Mă, gata, nu mai pune alte geamuri, dar să le care am plac cel mai mult, asta să văd urât, mă, dar ce, ca, mă, ce, dar să le, știi, am o idee. Nu, am o idee, scoate-le pe astea și le pui pe margine, pe alea de vrei tu astea. Că aici vreau să am și o vizibilitate mai frumoasă. Ce spui? Pune-le aici pe margine. Uite, gata, ți-l-am rezolvat eu, vezi? Bă, numai aici, dar să le toamne. Așa, pe margine. Doamne. Am măcat de toamne. Așa, bă, hai, da, hai acum pe mai rapid. Unde, mă, Alex, tu te dai de gol, bă, Alex, te dai de gol. Mai rapid, că după nu-i faci nicio surpriză și dă seama, tu gândești? Ok, du-te singură, lasă-mă, zici. Bă, treci în coa, hai. Mă, Alex, nu mai vin, te duci singură. Stai, am o idee bună. Bă, Alex, o să-și dea seama, dacă eu plec de acasă, o să-și dea seama, pentru că tu ai zis asta de amândoi să mergem și o să vadă că nu o să mai mergem. Și da, ascultă-mă, pe bune, gata, ascultă-mă. Te duci acolo, iei tu aia, după să vii la tine, tu vorbești și cu oamenii aia, că să faci noapte și nu mai fie nimeni. După poate nu mai poți să mai cumperi chestia aia, ce înțelegi? Bine, dați-mi unde-i rețeta. Păi, ce pe acolo, o găsești tu, ți-am zis unde e, tu găsești, gata, faci de cap, te duci singură. Dar nu e Mender Chest, da? Nu, e pe unde fac acolo, nu știu unde a pus-o. Bine, dar mă aștept aici. Bine, doamne, cât mă enervează, nu, că nu mai am ce să fac cu asta, pe bune. Hai să mă duc acum repede la mine în cameră să sperăm că nu mai e Darusel acolo, că Darusel stă acolo. Mă, ce mi-ai făcut? Ia, ce mi-ai... Așa arată bine, acum îmi place, dar să le... Ok, cu plăcere, fii antenă, bă, Rafaele, fii antenă! Bă, mi-a schimbat și scaunul, mă? Da, îți place? Bă, arată interesant, bă, chiar îmi place, chiar e interesant, bă, dar să-l dau, poți să-mi dai și tu pe ăsta puțin mai într-o parte? A, cum asta? A, păi, așa, dă-l mai într-o parte, lasă-mă că-l dai eu, dar să le, că tu mai ne dai, bă, du-te-mă la tine în cameră, dă-te-mă de aici, dar să-l du-te la tine, așa, pa, bă, da, așa, gata, de fapt, puțin mai în partea asta, așa, foarte, foarte frumos, dacă ar merge și e perfect, mă pun acum la calculator, aștept să vedem, după mergem la Alex, să vedem ceea ce a făcut, bă, să puțin, bă, să-mi schimbă geamurile și pe aici, prin spate, bă, arată interesant, chiar îmi place, sincer, nu, bă, vedeți că a făcut dintre, bă, îmi place, mă, bă, îi mulțumesc, dar să sincer, mulțumiți acolo în comentariile, dar să-l, dar ceea ce face Alex nouă, nu se iartă pe bune. Și cred că o să o duc la detectorul de minciuni. O să-i spun lui Darusel că Alex are un detector de minciuni. Dacă Darusel suspectează ceva, o să zic, bă, Darusel, Alex are un detector de minciuni, l-am găsit acolo la ea în cameră. Și să vedem, poate așa ar fi foarte interesant să facem treaba asta. Dar mă pun aici la calculator, după mă duc la Alex să vedem următoarea zi, de fapt, că acum nu mai are rost, nu mai am niciun chef să mă duc la ea pe bune. Nu mai pot, bă, frate, m-a chemat Alex aici de dimineață, hai să vedem ce a făcut ea, dacă a făcut ceva de genul. Mă, ce cauți, mă, aici, Alex? Cum adică ce caut aici? E casa mea. Păi nu, ce cauți fix aici, în față, să mă aștepți? Și ce cauți tot așa îmbrăcată? Tu, mă, stai puțin, tu ai fost măcar să vorbești cu oamenii acolo la pescărie? Eu am fost, da, despre asta vreau să-ți spun, da, mai acuș. Uite-te ce-am luat. A, ai luat-o, vezi? Gata, bravo, păi ți-am zis, gata, am înțeles că o găsit, deci trebuie da, să vin, eu că nu te înțeleg. Da, ok, bun, dar știi care e faza pescăria, care e faza cu ea? Adică, bă, ai cumpărat ceva, ai avut bani sau? Bă, eu am avut bani, că am găsit două de-astea. Ok, așa. Și ai cumpărat-o sau ce s-a întâmplat? Am vorbit cu ei și mi-a spus că, gen, nu vor să o cumpere, că e n-ai acolo, la mare, la apă, la toate alea. Cum adică să cumpere, mă, ei?
Cum ai ca să cumpăr? Ia lor. Păi da, da, eu vreau să o cumpăr, da, așa și... Păi da, ca să cumperi tu, nu, tu ai zis că au zis și că nu vor să o cumpere ei, practic, adică gen, nu vor să primească banii de la tine pe să o vândă. Bine, 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 da, da, așa, nu vor să o vândă, dar au zis că pot să fac un parteneriat și să vând pizza de pește, de mare, cu fructe de alea. Da, eu pentru că tot am furat rețeta, o să fac acolo o mică schemă și o să vând și de-astea. Mă, uite, omletă cu brânză, cheeseburger, cartofi, okay, burger... Gata, stai puțin, Da, mă gândesc, deci, în felul următor de la tine rămâne doar restaurantul ăsta. Hai să mergem la restaurantul tău, deci îți rămâne doar restaurantul ăsta, acolo doar faci parteneria cu ei, că nu o să-ți cumpe, nu o să-ți dea aia, cum ai zis tu. Păi da, dar o să pun mese acolo, o să fie numai că practic nu prea e terenul meu. Adică o să am numai acolo. Mă, asta e pizza parteneriată cu ei, asta e și... asta e pizza? Cum adică, da. Vezi că... Păi uite, nu vezi astea maro, uite, ăla e pește cu creveț. Asta vreau să... E ton, Alisa, ăla e ton. În fine, bă, chiar îmi place cum arată, asta vreau să zic. Cred că e un parteneriat foarte bun, să sperăm că o să-l țin, Alisa, dar numai bine... Ai face bine să duci rețeta aia înapoi? Eu? Nu o duc. Păi și ce o să zică, dar să le când o să vadă că nu mai e rețeta? Păi o să zică ție, mie nu-mi zice nimic, că eu deja mi-am lăsat la diner acolo ăla unde am căutat prima dată demisia. Că ți-ai dat tu demisia, crezi că nu o să-și dea seama, nu? Bă, dar stai puțin, s-a auzit o voce mai devreme, s-a mi s-a părut mie. Bă, nu mă, ce s-a părut, nu-i nimeni. Ah, ok, bă, dar stai puțin, bă, în felul următor vreau să spun. Deci tu vrei să da, nu știu ce o să faci tu, Alex, dar tu trebuie să duci rețeta înapoi. Dacă îți dai și demisia, crezi că nu o să-și dea seama? Bă, nu știu, eu știi ce aș face? Mai face o rețetă și să-i pun ingrediente mai nasoale. Bă, nu știu ce să zic, Alex, că știi care e faza? Adică, uite, nu, de exemplu... Stai puțin, că asta nu, asta chiar nu e ok, pentru că le faci rău oamenilor, nu trebuie să te gândești la așa ceva, nu-i faci rău, dar să le faci rău oamenilor și nu-i dar să le ci oamenilor care vin să mănânci acolo. Bă, dar nu mă, că nu pun mâncare stricată, pun de exemplu, uite, la omleta cu brânză pun de exemplu salată și la cheeseburger pun cartofi prăjiți. Păi da, vezi că e foarte bun, mie chiar mi-am place, m-aș duce mai degrabă acolo. Bă, nu mă, adică în loc de, uite... Hai că nu știu nimic, Alex, gata, Gata, că deja mă ții prea mult, zi odată. Deci, adică vreau să spun că la omleta cu brânză să pun ingredientele de la salată, înțelegi? Adică ca și cum să se supere oamenii că nu au venit ce-o comandat și să plece. Să vină la mine, că acolo primești ce-o comandat. Da, o idee foarte proastă. Ia mă, să testezi și eu noul calculator pe care mi l-a achiziționat să n-adarusel, pentru că el mi l-a spart celălalt ca să-mi ia altul, mi-a luat și scaunul, arată mișto, bă, chiar arată interesant, chiar hai să intrăm acum pe calculator, că abia aștept, este super, super. Barabane, bă, ajutor, bă, te rog, fiata, barabane, bă, ce mă, bă, alo, bă, stai puțin, mă, ce mă, dă-ți, bă, ce te plânge așa, Darasile, că te aud de la, bă, ce mă, ăsta? Ce, deci iată la Rafale, bă, vreau să-ți fac un prank, dar nu mai contează, bă. Da, voiam să-mi faci un prank, bine, așa, de ce plângi, dar că nu te înțeleg. Că nu mai pot, bă, Rafale, nu mai pot, gentele, bă, am fost la diner, bă, și am văzut că mi-a dispărut rețeta, bă. Bă, și rețeta aia asta, două ore să o scriu și să o fac, bă, nu mai pot, bă, mi-e frică, bă, Rafale, bă. Nu, stai puțin, cum adică ți-a dispărut rețeta de ce? Rețeta la restaurantul tău? Da, la diner, bă, Rafale, la acolo, da, bă, nu mai pot, bă, Rafale, nu mai pot. Cum s-a dispărut rețeta? Infract, da. Fientul, bă, Rafale, bă, dai asta, bă, puțin, bă, Rafale, bă, dar nu ți-am dat rețeta mea. Cum adică să-mi dai, când să-mi dai tu rețeta, cum eu eram acasă, când să-mi o dai? Pe atunci, bă, Rafale. Păi mi-ai dat rețeta și după ți-am dat-o înapoi, de ce? Și ai pus-o în chest. Păi nu știu, bă, Rafale, fii atent, hai la Alice, că poate știa. Da, nu prea ar fi o idee bună, adică eu nu o să zic nimic, dar lasă că vedeți, vă, ok, deci da, Alice i-a furat aia, cum ar veni, dar aia nu mai contează. Bă, dar să-i așteptăm și pe mine, să mergem la Alice, hai să mergem, ce, mergem cu mașina, să hai pe jos, am să lecăm. Lasă, bă, dar cum adică să... Se bat lumea lacrimile, se bat lumea... Bă, stai puțin, dar să le, dacă ți, dar tu nu mai știi rețeta, nu mai știi ce să află în rețeta, tu mănânci burger, nu? Păi de unde iei, mă, burgerii ăștia, dacă ți-a furat rețeta, de unde mai știi tu, bă, de burgerii ăștia, de unde mai știi de ei? Păi sunt ultimii mei burgeri, bă, Rafale, bă, Rafale, fii atent, uite, aici am copac și la cât o să plâng, o să crească, bă. Da, în final, hai mă, să mergem la Alice, bă, alo, hai să mergem la Alice, ase, wow, foarte, da. Bă, dar se legată, bă, ce mă, de faci și ești nici, doamne, ce se întâmplă, Alice, alo, Alice, Alice, unde
Bun, de, a, stai puțin, stai, cred că e tot aici la restaurant, cred că are. Da, așa. Ce faceți? Mă, ce faci? Adică ce faci? Cum, ce faci aici? Uite-l pe Darusel. Bă, ce faceți, bă? A, uite, mă pregăteam și eu să plec acum la muncă. Am dat ultima comandă și veneam să curăț. A, ok, deci, bă, Alice, fii antena, Alice, că nu mai pot, Alice. Deci, fii antena, mie mi-a furat cineva rețeta de la diner și nu mai pot, Rafaele. Uite, eu sunt, lasă-mă în pace, frate, că supărat. Păi, zi, cum, să te las în pace și tu m-ai chemat. Bă, Darusel, ai fi să mergem la Alice, ce faci, vorbește cu mine? Ok, Alice, fii antena, hai la diner. Ia stai, bă, Rafaele, fii antena, mie mă, Darusel, bă, lasă-mă, bărcărie, mă, ce, Alice, ce ai de spus? Eu, păi, dar ce să spun eu, l-ați întrebat pe Federico, l-ai întrebat pe el, poate o luat-o ei doi, au făcut un plan ceva. Doamne, pe bune, gata, deja mă enervez. Bă, Darusel, cum adică să furăm rețeta, că azi aveam în plan să facem un detector de minciuni noi între noi, să facem un test al prieteniei și tu, acum ți-am furat rețeta. Aveam un plan? Eu cu Darusel, de ce? A, voi aveați, bine. Păi, dar să facem noi testul prieteniei între noi, cu adică cu detector de minciuni. N-ai tu detector, nu ți-ai comandat un detector aici? Da, ce? Eu nu știu. Mă, de ce se comportă asta așa, Darusel? Ce faci, Alice? Alice, stai pe loc, stai pe loc, Alice, stai pe loc, Alice, gata, stai pe loc. Mă, dar de ce fuge asta așa? De ce s-a speriat când am zis detectorul de minciuni? Când am zis că îl facem noi între noi și ea să fie gazda noastră, cum ar veni, să ne pună întrebările și chestiile astea? Cum, adică gen să scrie acolo dacă e adevărat sau fals, cum adică? Nu știu, băi, asta e Alice! Hello, baby! Come to Dubai, habibi! Hai, mă, Alice, bă, Alice, vină-mă încoace, nu mai pleca așa, hai să folosim ăsta, că vrea să-l folosesc cu Darusel, oarecum să folosești, ia, ce-i ăsta? Punem ăsta, cred că se pune ceva de genul, așa, ia, dă-te, Darusel, dă-te. Dacă punem ăsta așa, aici, și după ăsta așa, aici, bă, da, nu e pe partea cea, bă, ok, deci ceva de genul așa. Ești prost, dă-te, că ești prost, bă, dă-te, că ești prost. Bă, Darusel, așa e ăsta, cum adică, ce, bă, ce, mă, mă, ce, mă, ce fac, mă, ce? Ia, stai, ia de asta, așa și gata, uite, așa, uite, pe aici vine, gata, easy. Bă, deci, bă, dar cine a furat asta, bă, Alice? Păi, dar eu le pun, că eu sunt gazda aici. Da, corect. Păi, stai puțin, păi, nu erau niște chestii pe acolo, o cască, ceva, alea, nu trebuie să le dai nouă? Bă, da, așa, deci care-i primul? Bă, dar să le cam venit eu cu ei, ar trebui să te pun pe tine, ce spui de asta? Hai, iau-o. Pe tine, hai, pe tine! Nu, pe tine, dar Alice, dă-mi dispozitivul ăla, că eu am venit cu ideea, dacă nu știai, dar să-l dai, hai, lasă-mă, pe bune, gata, hai, pe bune, Alice, dă-mi mie ăsta, dar să stai aici jos și tu, Alice, trebuie să stai cu ăla, cu adevărat, și minciunea s-a peșe aici, pune-le, bagă-le în ăsta, cum trebuie, sau cum trebuie băgat. Să faci. Ok. Păi și acum cum facem? Deci, dar să-l stai acolo, mă, cum are, te puțin la el, în fine. Ok, pentru prima, hai să vedem dacă este adevărat sau nu, să vedem dacă merge, dar să le spunem cum te cheamă, să vedem dacă care este numele tău adevărat, dacă minți sau nu. Darusel 2012. Ia zi, Alice, merge ia sau să nu merge? Vedem. Ia, zi. Minciună. Bă, cum are, bă, cum e adevărat, nu e adevărat, de ce? Uite, ia și citește. Ia să citești, mă, Alice. Bă, a furat-o. Mă, stați puțin, că voi n-ați, bă, Darusel, dă asta, Alice, tu cred că nu l-ai pus să funcționeze bine, dă-l puțin aici. Uite, e adevărat, Bă, mie, nu mai fura, bă, ce fac? Bă, dă-l, mă, mie, dar... Bă, dar să... Dă-mi-l, dă, hai, să-l iau eu, bă, ce... Bă, îți bași de mine, nu? Îți bași de mine, nu? Așa, gata, mă, ce... Bă, știi ceva? Așa, mersi. Bă, scrie adevărul, mă, bă, dar de ce minți? Dar nu, că n-am mințit. Bine, era gata, adevăr. Gata, hai, pune-l la loc aici. Ok, deci fii atent, bă, stai puțin, cât ai pus mai aici? Bă, un adevăr și o minciună, atât. Una. Da, deci fii atentă. Ok, Darusel, hai să venim cu a doua întrebare. Așa, mă, Darusel, vreau să spun a doua întrebare. Îți place altceva în afară de burger mai mult decât burger? Sau faci tu mișto cu asta, că îți plac burgerii atât de mult, sau chiar îți plac la fel de mult? Mie plac burgerii prea mult, bă, nu mai pot, sunt prea bun, uite ea, miam, și asta, pizza asta nu e, cu pește, urâtă pește. Bă, Alice, asta ți-a furat, bă, dar să ai furat pizza de la Alice? I-am dat eu o gură, așa, hai, pune întrebarea. Păi, am pus întrebarea, zi, adevărat sau minciună? Păi, hai mai repede, că să termin, Alice, ce, zi, adevărat sau fals? Dar ce l-ai întrebat, că am și uitat. De burger, dacă îi plac sau face doar el mișto, așa. A, e adevăr. Nu s-a putea nimic, spune altceva. Bă, dar iară faci mișto. Mă, ce fac, mă, bă, Alice, de ce ai luat-o tu, de ce, da, wow, foarte amuzant, gata. De acum nu vă mai arunc.
Bă. A, păi ia stai, bă, Alice, bă, ia lasă-l tu mie și fentele, ia dă-mi mie carturile, așa, bă. Da, nu, dă-mi. Ia că le bag eu, ia că le bag eu, așa, un adevăr și un mic, și fentele, ia dă tu telefonul, ia dă așa telefonul, tu ia asta. Bă, stai, telefonul la mine, ia telefonul, dar să le ia telefonul și eu să stau aici, bă, ce vrei să faci, vrei să faci asta cu adevăr și minciuri cu Alice? Alice, fentele, acum, apune, da, ce? Mă, de ce tremura asta, dar se, bă, iau mai ușor, dar se, nu-l cu întrebări grele din prima. Eu să spun o întrebare ușoară. Deci, fiatele, am văzut că aici pizza cu pește. E aici unde stau, are cu pește. Ai făcut partenerea cu pe pește, da sau? Mă, stai puțin, bă, dar să nu mai pleca. Ce zici, dacă a făcut ce? Dacă a făcut partenerea cu ăla de pește, uite. Ea acum face pizza cu pește, bă, Rafale, și înainte nu făcea. Ia să văd, dacă a făcut, de ce l-ai furat, mă, tu, dar să le, ce scrie? Ia, e adevărat sau minciună? Scrie, bă, dar ea nici pe care n-a răspuns. Cum adică n-a, mă, cum, a, păi asta e cam uita, bă, nu, lasă, dă-i totul, dar să le zici tu dacă e adevărat sau mincină, zici totul, ok? Hai, mă, Alice, hai, mă, zi, zi, pe bune, eu mă pun aici. Mă, ce, bă, dar să-ți, bă, asta-i frast, asta plânge că face un parteneriat cu niște, în loc să se bucure că face un parteneriat, ea plânge? Da, bă. Da, bă, Rafale, Doamne, bă, eu nu știu dacă sunt râd mai mult de ce a făcut Alisa de râsul tău, bă, bune. Nu știu, bă, de proast rău. Bă, Alice, vine mai înapoi, de ce te sperii cum, adică să-ți fie frică cu așa ceva, adică ce, bă, doamne, am făcut. A făcut, ia să-i dăm, e adevărat, nu, e adevărat, a făcut sau nu? Adevărat! Ok, acum a doua întrebare, să vedem, mai pune mai multe întrebări, dar chiar sunt curios, mai multe, okay. Întreabă orice, întreabă, fii atent, vreau să-i pune o întrebare, dă-mi e dispozitivul că vreau să-i pune o întrebare, deci fii atent, bă, tu stai aici ca să dai de ăla, da sau nu, dar să le ce fac, mă, da, ok, iar voia să-mi-l fără, ok, fii atent, Alice, bă, vreau să spun o întrebare, Alice, mă, ție chiar îți plac, deci vreau să-mi zic de ursuleț, da, dar vreau să te întreb, îți plac ursuleții de ție, am făcut cadou de Crăciun de Secret Santa, de Crăciun, pardon, nu de Secret Santa. Că mi-ai făcut moșu, eu adus. Păi da, gen moșu, că ai zis că ți-a adus moșu, îți plac ursuleții de la moșu? Ei, dar stai așa, cum adică tu? Bă! Păi bă! Da, bă! Bă, dar înțelea, asta crede că eu sunt moșu, asta crede că... Bă, dar ce anume, faci așa, bă, nu mai pot cu ea, bă, e comică răbătă, oameni! Păi ce-i mai nebunit? ok, mamă, Alice, bă, vină mă înapoi, Alice, bă, unde a plecat mă asta? Alice, unde ești, bă, Alice, bă, Alice, unde-i plecat mă? Alice, uite ce frumos tu pisica asta a jos aici, tu lolita. Păi dacă e a mea. Așa, hai e să pisica. Mergem, hai să mergem înapoi, bă, Alice. Mai mă vino, hai să intrăm acolo înăuntru, foarte, foarte frumos. Mă, Alice, ok, bun, gata, închidem astea. Da, bă, nu mai am nimic de zis. Bă, lasă-mi puțin. Bă, alo, se simt. Bă, Alice, da, îți plac sau nu? Gen băia de seara la show. Da. Ia, de fapt să ai minciună, dar să-l. Ia să vedem și minciună. Bă, cum adică, Alice? Adică, păi nu mai vine moșul la anul. Da. Da, ia pleacă, bă, hai, următoarea întrebare. Ia, următoarea întrebare. Deci fii antena, Alice, eu ți-am zis acum că mie mi-a dispărut rețeta, nu? Deci fii antena, Alice. Stai puțin, vreau să mai pun o întrebare, mai dăm telefonul puțin, vreau să-i mai pun o întrebare. Deci fii antena, Alice, ok, vreau să mai spun o întrebare. Tu mai ții legătura cu David, da sau nu? Darcel, spune, da sau nu, e adevărat sau e mincină? Ia, spune, păi da, zi, bă, un răspuns, bă. Bă, dar asta, bă, de ce pleacă la fiecare răspuns? Nu știu, bă, Rafael, dai fraieră. Doamne, mă, Alice, vină mă înapoi, da. Mai ții legătura? Adică nu. Cum? Nu? Adică, de ce nu mai ții? Dar și adevărat sau fals? Păi nu. Ia să vedem și este minciună. Bă, mai ții legătura, mă, tu faci niște drăgă. Fine, aia, dar să le acum pune tu. Pune tu, Alice, stai aici, nu mai pleca, că de-aia să strică, dacă zici tu că e stricat, poate că pleci tu, strămâie aici, poate nu mai e stricat după. Taci, ok, și antena, Alice, ultima întrebare, deci mi-ai luat tu rețeta de burger, ia să vedem ia zi, da sau nu? Nu! Nu? Ok, ia să vedem, 3... Ia să vedem, cum adică, mă, stai puțin, bă, ce rețetă
Bă, dar să simți, tu ai zis că ți-a dispărut toată rețeta, nu doar aia de burgeri. Bă, nu, e toată rețeta, ai trei. Stai puțin. Bă, Alex, da, unde e baia, că am nevoie pe la baie? E acolo, în față, și la prima la dreapta. Ok, așteptați-mă aici și după dai verdictul de arăsele, ok? Ok, gata, hai să mă pun aici la baie, foarte frumos. Bă, dar știți care este faza? Vreau să spun în felul următor. Alex, acum, dacă a spus că nu, înseamnă că o să o să dea de gol și o să zic că aparatul practic e minciună. Alex, stai puțin, hai să intrăm aici. Bă, Alex, dar ce faci acum în momentul ăsta? Că tu i-ai furat aia și dacă te prinde? Bă, nu, știi, mai ții minte ce ți-am zis? Ce mi-ai zis? Ia uite, asta e rețeta originală și asta e rețeta făcătură. Păi da, dar tu oricum o să ias acolo că i-ai furat. Darcel? Darcel? Bă, hai mă, că o veni să vorbească cu mine. Rafa, vină ăla, că fie antenă. Ce? Bă, cum adică, bă? Ce? Ce rețetă fake, bă? Ce? Ce rețetă, bă, Rafaele? Eu am uitat cum așa mă și m-a de Alice cu rețetă fake, bă. Ce rețetă fake, bă? Nu știu, a zis că și-a făcut ea la acolo, la aia, la gen de la pescăria. I-au dat ea o rețetă și au zis că cică că mânca ca au mințit-o, că nu știu ce. Ok, deci fie antenă, Alice, ești gata? 3, 2. Unuși! Minciună! Alice, eu nici să-mi dai rețeta. Alice, tu ce-ai întrebat, Darcel? Dacă mi-a furat rețeta. Deci tu ai furat, dacă ți-a furat rețeta de la diner, ok. Și tu, Alice, ce-ai răspuns? Da sau nu? O zis nu! Nu, gata! Ce dau, dar te rog, nu da. Mă, tu chiar ai furat rețeta, Alex? Mă, asta chiar ți-a furat rețeta? Da, ce dau, dar nu mai treci pe aici o zi întreagă. Eu nu o să mai trec niciodată! Că o să vină poliția și va, eu te dau la poliție! Bine, ia-ți-o! Așa, ia-te-o, hai, dă-o! Bă, dar stai, înainte de toate, ia citește! Ia să văd, omuletă cu brânză salată și ouă și cascaval, ulei, cartofi, latiga... Cum adică... Alice? Mă, ce mă, ce... Nu face! Ha, deci Alice i-a dat rețeta fake. Uitați-vă la Alice cât de șireată e. Bă, nu știu care este faza cu ei. Doi, mi se pare foarte comică situația. Eu n-am nimic, nu vreau să mă bat pentru nimeni. Ați văzut că ne-am ținut partea nici lui Alice, dar nici lui Darcel. Pentru fiecare am vrut să fie bine, dar este urât totuși. Ceea ce a făcut Alice chiar nu este foarte, foarte bine. Dar, nu știu, dar putea să-i o ceară totuși măcar jumate din ea. Eu aș fi făcut un trade așa cu Darcel. Dacă era deșteaptă, ea putea să facă un trade. Bă, ce se întâmplă acolo? Doamne, gata, ok, deci nu mă mai interesează. Deci am și o nelămurire, nu știu. Eu în locul ei, nu știu, adică spuneți-mi voi acolo în comentarii dacă voi ați fi făcut după mine sau după Alice. Deci Alice a făcut în felul următor. Ea fura rețeta, dar eu în locul lui Alice, i-aș fi făcut lui Darcel în felul următor. I-aș fi zis, bă, Darcel, hai să facem un parteneriat cu dinerul tău și cu... pizzeria mea, practic, ar fi fost mult mai bine, pentru că așa venea și pizza de la Darcel, de la Alice, la Darcel, așa veneau și burgerii la Alice, dar nu știu ceea ce face Alice, nu știu, mi se pare foarte, foarte ciudat ceea ce a făcut, dar mă rog, nu mai gândeam să... nu mai am nimic de zis, pe bune, uitați-vă puțin, gen, nu înțeleg care e faza cu ei doi, mă, Alice, ai venit acasă, Alice, mă, ce s-au de mă pe aici, pe jos, alo, deci s-au zis ceva, dar nu e nimic. Ok, cam suspect, nu știu care e faza. Mă, Alice, mă, ok, deci nu, că o să aștept aici jos foarte frumos. Bă, vedem că detectorul ăsta de minciuri care este super, super tare. Și no! Mă, ce caut aici? I-am spus că tu ai furat rețeta. Așa! Da, ai văzut, Alice, ce a vrut să zică ea? Că mi-ai furat o rețetă, ai văzut ce a vrut să zică ea? Alice, spune, nu-mi dai... Ia să ce faci acolo. Alice, spune... Mă, ce? Mă, Darcel, a scăpat. Mă, ce faci? Mă! Bă, Rafaele, bă! Mă, ce faci aici? Mă, Alice, vină, ia-mă după... Mă, ce faci? Dar de ce m-ai băgat aici? Scoate-mă, că trebuie să o căutăm pe Alice. Cum adică? Mă, ce? Cine-i acolo? Ce ai făcut? Ai furat rețeta și acum o să plătești. Cum am furat eu? De ce mai scos aia? Alice, ce-ai făcut, Alice? Din greșeală! Bă, Darcel, asta e cam ciudat. Mă, ce faci? Ia, că să bagă singură. Uite,
24 la închisoare. Așa, bravo, Alex, 24 de ore la închisoare. Acolo rămâi foarte, foarte frumos. Mă, ce fac? Mă, ce? Eu stai așa, ce fraieră. Bă, poliția, vine poliția, dați-mi drumul, că vine poliția, dă-mi drumul. Da, vine poliția, trebuie să fugim. Da, m-am lăsat aici, wow, nu mai am nimic de azi, uitați-vă puțin. Deci mi se pare foarte comic ceea ce s-a întâmplat azi. A fost o zi amuzantă, dar urât din partea lui Alice. Ceea ce a făcut ea, să-i fără lui, dar să-i reseta, nu se face așa ceva, dar mă rog, în fine. Bă, ce vrei? Bă, uite, asta primești pentru că ai spus tu acolo, ai repet. Bă, ce faci asta? Ai spus tu acolo de rețetă și de alea. Uite, asta primești. Ce primesc? Închisoare. De ce? Pentru că așa vreau. Dar să dăm drumul, hai să mergem acasă, că deja mă enervează. Hai, bă, e tâmpită mă asta. N-ai ce să-i fai, bă, dar înțeleg, bă, da, urât din partea aici, ce a făcut, sincer, urât din partea. Da, ți-ai recuperat rețeta? Ce aia? Easy și tu copile, lasă-te de Fortnite. Și încă o dată, dar să le uită clipă, Minecraft și nu pe Fortnite. Bă, dar să le prea mult, hai sta cu Fortnite, tot la te joci 24 din 24. De ce, bă, cu mine, bă, fie între toți copiii de pe Fortnite, hai să jucăm Fortnite, urca! Fie între brafele, eu vreau ca toată lumea în comentarii să scrie cine o să joace Fortnite, că eu l-aștept, pa, pa! Înainte, am eu ceva să spun. Să te uiți și tu la diner, că s-a înfundat WC-ul cam tare. Bun, astăzi m-am gândit să fac ceva mult mai interesant. Dacă vă aduceți voi aminte, am făcut eu un test la un moment dat, unde pe Darusel l-am provocat unor niște probe, l-am supus cum ar veni să facă niște probe, pentru care să-mi dau seama prin acestea dacă Darusel îmi este prieten adevărat sau nu. Astăzi, ei bine, vreau să facem treaba aceasta cu Alice și vreau să-l am pe Darusel ca ajutor, pentru că data trecută știți că atunci mi se pare că Alice nu exista sau nu mai știu dacă Alice apăruse la noi prin serie sau chestii de genul, dar hai să mergem acum la Alice la Darusel. Bă, ce? Bă, alo, bă, ce fac? Bă, ce fac? Bă, rățoi, bă, ce fac, bă, rățoi? Ce, bă, ce? Bă, Rafale, stai că s-o bălsi, bă, stai că mă duc să mă spun pe față. Bă, ce facem? Uitați-vă puțin la Darusel, nu l-am mai văzut în viața mea cu pijamale, bă, el asta e bună, mă, bă, uitați-vă puțin la Darusel, dar înțeleg cu pijamale, bă, bă, ce facem? Bă, 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 ce fai, bă, Darusel, mă, ieși afară, bă, ce fai, mă, gata, Darusel, trezire, alo, cât mai stai, bă, de unde ți-ai luat, mă, tu pijamalele astea, cine ți le-a făcut cadou, Darusel? Ei, nu contează, bă, Rafale, fii antenă, eu mă duc să mă schimb și după vin, ok? Da, Darusel să schimbă în camera secretă, ok, îl așteptăm pe Darusel aici să vedem ce face, nu știu, mi se pare așa ciudat, bă, Darusel să se îmbraci el cu pijamale, cu chestii de genul, n-am văzut în viața mea, dar haideți acum să-l așteptăm să vedem cum o să facem și scrieți acolo în comentarii dacă voi credeți că Alice ne este prietena adevărată sau nu. Oh, altceva? Acum, mă, ce faceți, mă, domnule? Cum sunteți voi astăzi, dumneavoastră? Bine, mă, tu? Bă, ceva, bă, Darusel, fii atent, Darusel, bă, știi că, bă, mai știi când ți-am făcut eu bătine, când te-am pus atunci, știi, când ți-am zis, bă, Darusel, stai că m-am bătut, tu nici nu știu ce, dacă vii să mă ajuți, da, să știi că atunci n-ai venit, pentru că tu stai să joci cu Ion pe calculator, mai ții tu minte? Da, bă, nu am. Da, ce să ții tu minte, Darusel, tu mai ce ții tu minte, e numai burgeri, pe care cât să-i mânca, bă, tu asta, Darusel, de cât te-ai trezit, că abia ți-ai trezit, cât să-i mânca până acum? O jumătate de burgeri, asta e. Nu știu, Darusel, în fine, bă, cam puțin de data asta, Darusel, nu mai ești în formă, în fine, mă, fii atent, Darusel, lasă burgeri, bă, gata, lasă burgeri ăștia, fii atent, Darusel, am ceva să spun. Mai știi atunci când te-am pus pe tine, te-am testat să vedem dacă mi-ești prieten adevărat sau nu, mai știi, da? Da, bă, ce? De ce? Da, de data aceasta vreau să facem așa, să vedem dacă Alice ne este ea prietena adevărată sau nu, Darusel, să facem așa, să-i testăm cu mai multe probe, vii tu cu niște idei, vine cu niște idei și să vedem dacă Alice ne este prietena sau nu. Prostele, bă, Rafale, bă. Dar tu nu vezi că asta ales mi-a furat de țeta, băi, și mami, ți-i bă, du-te, bă, mă, ce, mamă, alo, bă, stai puțin, bă, alo, mai încet, că nu înțeleg nimic, ce-mi zici, mă, nu vrei să mă ajut sau ce? Păi nu, bă, Rafale, că fii antină, bă, ales mie mi-a furat de țeta și dacă m-a supărat pe ea, lasă-mă-n pace, bă, a, și că s-a furat rețeta aia de burger, bă, vezi că cu tine nu prea e prietene dacă ți-a furat asta, dar știi care e faza, mă, Ali, n-am, nu-i dădeai tu rețeta, că dacă, nu știu, put, eu după părerea mea puteați voi să faceți acolo un parteneriat, să vă iasă bine la amândoi, tu să iei, mă, ce la Darusel. Ei, nu contează, este sucul meu. A, e sucul tău. Uite, Darusel, puteți să facem parteneria să-i dai sucul tău, să-i dai burgeri și să-ți dea pizza la restaurant, să vindeți împreună, să aveți mai mare vânzare, mai mare afacere. Acum ar veni amândoi, dar voi dacă nu știți cum să faceți. Frate, bă, e fraieră, bă, lasă-mă, bă, hai la ea. Pe mai jos, gata, mai jos. Bă, ce faci, mă, aia, mă? Bă, alo,
Andy, ce faci, bă, pe copac? Alo! Alo! Bă, ce căută mai acolo? Am crezut că Darusel la nebunii, că vorbește, bă, Darusel, vine mă înapoi, stai puțin! Bă, Darusel! Dar ce se întâmplă aici? Ce faceți aici? Mă, Alice, de unde e copacul ăsta? Asta e că l-a crescut Darusel. Ai uitat, Darusel, că tu l-ai făcut cu ăsta? Ah, da, bă, fii atent, puțin, Darusel, vină puțin, Darusel, lasă-o în Paris. Ok, bă, Darusel, am zis că vreau să facem ceva, fii atent, hai să ne gândim, ai tu așa în plan vreo idee să o testăm, să vedem cum e ea, ne prietenă sau nu? Eu am așa niște idei, dar vreau să văd dacă ai tu ceva, poate facem prima ta, cum ar veni să facem prima oară ceea ce ai tu în plan, așa în minte. Da, fii atent, Alice, Alice! Ce vrei? Zii ce vrei? Mi-a scăpat burgerul pe jos și acum nu mai e bun, Alice, hai să-mi dai tu un burger! Bă, stai așa că la mine nu prea, stai așa să văd, de care burger zi ai scăpat? De care? De oricare, bun, de ăsta e normal, uite. Alice, dacă tot ai dat lui Darusel niște burger, știi care e faza? Mi-e cam foame că n-am mâncat nimic și în frigider nu mi-am nimic. Ai și tu ceva să-mi dai așa pe gratis de la restaurantul tău, că știi că nici bani nu mai am. Bă, mi-e impresia că aveam o pizza desfăcută, ia trece încă. Ah, ok. Bă, Darusel, uite-mă că le ajută-mă, bă, să chiar e prietenul cu noi pe bune. Bă, dacă ne ajută cu astea și după vedem cu chestiile supreme. Unde mă trece în coace? Gata, Alice. Bă, Alice, ce mi-ai făcut cu restaurantul? Merge treaba? Cum merge business-ul? Merge. În curând o să fac acolo la pescărie și da, ne punem pe picioare. Ce la pescărie, mă? Ia dă-mi în coace rețeta înapoi, ia dă-o, că dacă nu... Păi da, ți-a dat bă, rețeta, da. Gata, mă, stai puțin. Alice, cum adică faci la pescărie? Nu sunt oamenii că doar colaborați împreună, că n-ai cum să iei ăla, pentru că e pescăria, cum ar veni, e pontonul, e portul, sunt toate chestiile pe acolo? Păi, ba da, mă, parteneria, dar am să vorbesc și eu cu ei, să pun acolo niște mese și un afiș, poate, ca să, na, să mai vină lumea și pe acolo, știi, că e zona populară. A, am înțeles, da, ok, bă, nu știu câți oameni sunt pe aici, pe la noi, prin oraș, dar în fine, mă, Alice, da, bă, păi și pe unde e pizza? Care e pizza? Uite, asta e desfăcută. A, mulțumesc, bă, Ale, pizza mea, ia, tata mea, ia și pasta, Da, să mănânc și bă, gata, dar să le mă fie atent, Alice, bă, îți mulțumesc foarte mult, Alice, îți mulțumesc, bă, ce faci mai așa, bă, alo, bă, ce faci, mă, bă, asta, în fine, bă, deja mă enervează, să uitați, bă, dar să le, hai, bă, ce faci, ce faci, eu vreau să pescuiesc și după te împing în apă și vreau să văd dacă o să te salveze. Nu vrei să facem asta, mai bine să te împing eu pe tine în apă, Darusel. Hai, Alice, vino leacă. Am înțeles, ok, nu mai, mă, ce faci, Alice, ce vreme, Darusel, mai stai așa puțin, bă, Darusel, vină puțin după mine, Darusel, vină puțin așa. Păi și zi, bă, Darusel, cum facem, gen, facem așa cum ai zis tu sau cum facem, gen, hai, bă, că te arunci tu în apă, că ți-ai să vezi. Nu, că eu pescuiesc, hai, vino. Bine, mă, dar ce caut, bă, pe unde ești, bă, ce are asta, bă, e viteză, mă, bă, ce a dus, mă, Alice, bă, pe aici, mă, bă, Alice, la mașina ta unde e? Ne mai bagi în seama, Alice, și pe noi, te rog? Da, gen, am cam uitat așa, că am lăsat-o pe undeva, dar, în fine, haideți, unde vreți să mergem? Nu știu, bă, a zis Darusel că vrea să se facă pescar, dar Darusel a zis să vadă, să îi arate el talentul lui, masteratul lui, cum e el pescar, expert foarte profesionist, cum ar veni, tu ce mă crezi că e Darusel pescar? Pe bune. Nu e el, da? Hai să vedem cum vede bine ce pricep. Da, bă, momentan, vedeți că am zis doar să-l ceva, ok, dar am eu niște variante șmechere, mi-ai niște metode pe care aș vrea. Acum aș vrea eu să testez pe Alice, să vedem care este faza, dar hai să mergem aici, să vedem ce are Darusel în plan. Pe Darusel, bă, alo, Darusel, vină, și unde mergem, aici la, fii atent, stai puțin, Darusel, hai în partea asta pe unde, bă, de fapt, nu știu, hai, arată-mi tu unde știi tu mai bine, locul tău mai bun. Ok, deci fii atent, vreau să vedem aici, uite aici, să pescuiești și ce, ia mă, arată, Darusel, câtă talentată ești tu, bă, Alice ăsta chiar să crede pe scar, bă, bune, ăsta e șmecherul de tot, uite-te puțin la, ia mă, ce pescuiești tu pe aici, bă, Darusel, dar nu prea e gheață așa, nu e înghețată apa, sigur, mai, gen, vin pești aici la mal, aici la tine? Da, am prins, ia, ia uite-te la el, de cum îndată ești și tu un pește acum, hai, mușcă-mă meala. Da. Ia și nată și tu așa pe
peștișori, acum da să vă văd eu cum mă pescuiți. Pescuiți acum dacă puteți. Bă, dar să Bă, ce înseamnă mă asta? Bă, nu prea ieși bine de la momentan. Mă, Alex, îți place și așa. Alo, ce faci? Bă, alo, gata, Alex, mă, ce, bă, termina-se, mă, ce Ia, tu ia vină pe aici, ia stai tu, ia ce fraier, stai în apă. Du-te, bă, de aici, ia și noată, du-te în apă. Ia cu apă, ia cu apă, chemul, ia, ia, du-te. Da, uitați-vă cu cine am ajuns aici cu toți nebunii, nu mai am nimic de zis, bă, bune, uitați, adică, da, uitați aici, mașina mea, dar aruncat-o, dar sel atunci, mă, nu, mai am nici, de fapt, era lui, dar să nici mai știu, în fine, mă, Alex, de ce n-ai venit să mă ajuți, Alex, de ce n-ai venit să mă ajuți? Păi, dar nu știu tu să-mi spui. Ui, bă, Rafael, ce-mi place, ui, Bă, vine mă înapoi, bă, dar să n-am zis să facem asta, fii atent că te-am adus aici, ți-am zis ca să te faci așa, să te costumezi tu ca toate astea, să facem mișto de Alice, bă, dar să zici că zici că, bă, bune, ai vomitat, tu chiar ai vomitat? Nu, Bă, gata, ui! Ia dă-te mă jos, bă, dar să le dă-te jos, bă, bune, hai să vedem cum o să facem, pentru că te-am adus aici la spital, am vorbit cu prietenii noștri, domnul doctor și doamna asistentă de acolo, trebuie să facem un fel următor, dar să le, tu o să stai în scaunul acesta de rotile pe aici, o să intri acolo în interior, de fapt o să stăm pe aici pe hol, o să stau cu tine, după o să mergem la domnul doctor și domnul doctor a vorbit, deși atât de arasele, practic, o să-i spun lui Alex, mă duc la Alex să-i spunem în felul următor, că tu te-ai accidentat, ai făcut accident foarte grav și ai ajuns în scaunul cu rotile, te-ai lovit foarte rău la cap și trebuie să ai nevoie de o operație care va costa ceva mult și dacă nu, în 24 de ore vei muri și să vedem dacă Alex te va putea ajuta, pentru că da, eu nu mai am bani, eu n-am costat mai ajuns și să vedem dacă Alex este ultima ta scăpare sau dacă tu vei muri, darusele. Ok, stai, wii! Da, am înțeles. Bă, dar stai, bă, așteaptă-mă aici, să fii cu minte, eu mă duc acum după Alice. Ok, ai înțeles? Gata, mă duc după Alice. Ia tu, dar să stai, să nu te mai... Da, ok, da, joacă-te tu acolo, dar să le da, vezi ce faci. În fine, ne ducem acum repede după Alice să vedem unde e, probabil e pe undeva pe acasă, să sperăm că mai e acasă. Nu știu unde o fi plecat Alice, dar da. Bă, ce caută-mă mingea asta aici, în fine, bă, Alice, ești pe undeva pe aici? Alice, alo, Alice, bă, mă, ce faci, bă, Alice, bă, nu e, bă, unde e asta, Alice, alo, Alice. Pa unde ești, bă? Ok, deci se pare că Alice nu mai e pe aici. Pa, ce faci? Bă, Alice. Ce vrei? Ce faci aici? Mă jucam cu pisica. Da, bă, stai puțin, vin, mai joacă-te, stai puțin, că am ceva de rezolvat, am ceva de rezolvat. Bă, termin, bă, dar să le pun film înapoi. Bă, alo, bă, ce? Bă, ce cauți aici? Rămâi acolo, rămâi, dar să le nu mai veni aici, Doamne, uitați-vă puțin, bine că nu l-am văzut, Alice, că se ducea tot, nu mai reușeam să facem nimic. Bă, Alice, gata, mă, gata, lasă pisica, fii atentă, vină după mine, fii atentă, bă, avem o problemă foarte mare. L-ai mai văzut pe Darusel de ceva timp? L-am văzut la pescărie. L-ai văzut la pescărie, dar știi că Darusel... da, nu știu cum să zic, zic direct. Darusel a făcut un accident și este la spital. Bă, nu pot să cred, stai că mă duc chiar acum la el să râd. Stai puțin, bă, Alice, stai puțin, Alice, așteaptă-mă, stai puțin că am ceva să spun, Alice, nu mai fugi, bă. Da, uitați-vă puțin la Alice, da, să râdă, mamă, credeți că, bă, nu cred că e Alice o prietenă adevărată, adică uitați-vă cum face, mă, adică bine, e fana nebună, totuși nu știu. Doamne, iar abătă ăsta poși pe aici. Te-ai pictat, ce ai făcut aici? Lasă, mă, i-am vomitat! Alice, uite, i-am vomitat, lasă-mă în pace! Du-te-mă de aici! Mă, Ales nu e Darusel, ceva real, adică Darusel, uite, Ales vine puțin, Alice, Darusel, spune-i tu ceea ce se întâmplă cu tine, Darusel, că te-ai lovit la cap, spune exact ce ai făcut și ce a spus domnul doctor sau, da, spune, mă, da, porci ăștia de unde e, Hemeculez, Darusel, i-ai luat după drum? Păi nu, bă, Rafael, da, uite, bă, porci ăștia sunt prietenii mei, bă, și-am chemat și n-a, uite, doar porci ăștia mă fac fericit, bă, Rafael, lasă-mă, că mâine să plâng. Mi-am adus acum aminte că și-am un prieten porc, îl cheamă Darusel 2012. Ce, Alice, uite, nici că faci mișto, lasă-mă, dar Alice nu mai face mișto, pe bune, dar să le explică totul, ce e adevărat, ce chestia, ce s-a întâmplat cu tine, ce ai pățit. Lasă-mă, bă, Rafael, zic tu că, bă, eu m-am supărat, bă, lasă-mă, eu mă duc în cameră. Vorbesc, bă, ce
puși bădarisele, bă, stăm aici și vorbește bădarisele. Gata, Alice, vine puțin, Alice, vine puțin, bă, Alice, bă, nu, bă, e ceva serios, fii atent, dar risel, după cum poți vedea, este în scaunul cu rotile și a vomitat, este foarte rău, fii atent, a ajuns în scaunul cu rotile, deoarece el a făcut un accident cu o mașină, a dat mașina peste el și s-a cam lovit la cap și are nevoie de o operație care necesită foarte mulți bani și că s-ar putea întâmpla o nenorocire cu el dacă nu face operația aceea. Da, bă, Rafaele, stai așa că am eu niște bani și îmi rezolv. Bă, uite-o că l-a ajutat totul, a râs de el, dar uite, dar să am auzit că ai nevoie de bani, uite. Stai puțin, bă, Alice, nu-ți bate joc de el, cum adică două monede, mă, Alice, fii atent, Alice vorbește cu domnul doctor, uite de ce spune domnul doctor, pe bune. Are nevoie de operație, s-a lovit, are nevoie de 3000 de euro, pentru dacă nu va rămâne fără memorie, în maxim o zi. 3000 de euro, 1, 2, 3, gata, la revedere! Wow, foarte mult, domnul doctor, uitați-vă puțin, dumneavoastră mi se pare că Alice este o prietenă adevărată, bă, dar Alice, dar Rusel, eu nu știu ce să cred, sincer. Da, bă, Rafaele, fii atent, eu zic că mă duc pe ea! Bă, nu, gata, stai să mai testăm, bă, dar de fapt am testat-o cam mult, bă, nu știu care-i faza, bă, cu ce să mai testăm, mă, testăm, dar să... Vine, du-te, Ali! Bă, dar RSL, după cum se poate vedea, Alice, nu cred că ne e prietenă, sincer, ce-am putea noi să facem acum, dar RSL, că nu mai știu ce mai putem să facem ca să vedem dacă e prietenă, că cam ne-a dovedit că nu prea e prietenă la cum a râs de tine în ultimul hal acum, când tu erai pe moarte, cum ar veni, dacă ar fi fost adevărat, ce păsăi, dar RSL? Nu știu, la fel, dar fii antenă, eu lu Alice, i-am furat, uite, ăsta e la furat. A, i-ai furat, ok, bravo, așa, și, bă, dar RSL, fii atent, mă gândeam să-i facem un fel, a, i-ai furat ăsta, dar fii atent, dar RSL, mă gândeam să-i facem un fel de farsă, că merită, frate. Uite-te, adică ea zice așa că nu știu ce, bă, dar Sile, că nu ne ajută, că râde de noi. Bă, nu știu dacă e prietenă sau nu, nu știu, vreau să spune și voi ce crede, dar Sile, tu ce crezi? Deci fii atent, bă, Rafaele, eu zic că ea este o prietenă fake. Fii atent, bă, Rafaele, ia-te. Ia, ce-i asta, mă? Evicție, casa Alice 2012, evicțiune, bă, dar Sile, cum adică? Bă, stai puțin, tu mi-ai citit, bă, dar Sile, de ce mă asculti? Că asta voiam să fac, dar Sile, asta voiam să fac, să zic, să mergem ca și cum a furat, gen, nu mai are, gen, nu știu, îi fură cineva casa, ia casa, cum ar veni, statul nu mai are voie să stea în casa aia și ea nu o să mai avea unde să mai locuiască, asta voiam să fac eu, tu m-ai ascultat cumva? Da, bă, Rafaele, dar și antenă, dă-mi hârteac, eu m-am deghizat și acum o să mă duc la aș și o să zic că eu sunt un fel de ăsta, nu, că sunt un proprietar nu la casă, că ți-am cumpărat casa, că am vorbit cu ea de acolo și ne hai, dă-o. Mă, dar... și crezi că nu te recunoaște, dar Sele, crezi că nu te recunoaște că ești tu, adică toată lumea știe de Darusel 2012. Cum adică? Mai ales Alice, crezi că nu te recunoaște, bă, mă bagi în seamă sau? Ei, nu-mi pasă, hai! Na, ok, dar sunt pe și... Bă, tu pleacă, mă, sau, bă, dacă era Rafaele, vii și tu și zici că te căutam. Bă, alo, ești prost, uite aici, te aude, ce faci, bă, doamne, Darusele, în fine, hai să zicem așa direct, bă, Alice, fii atentă, Alice, fii atentă, nu mă gata. Alice, bă, gata, că știe, nu mai face așa, Darusele, nu mai bate joc. Alice, vină puțin aici că avem o problemă, s-a deghizat Darusel, dar nu e asta. Avem o problemă cu casa ta, am primit un articol, am primit o scrisoare în care oamenii vor să-ți ia casa, n-o să mai drept la casă, o să rămâi fără casă, practic. Mă, că nu te cred. Ce? Arată scrisoarea că nu te cred. Măi, stai puțin, Darusel, tu ești, mă, agentul ăla, mă, tu ești agentul ăla, Darusel, tu ești agentul ăla, tu ești agentul ăla, se crede cea că vine după tine, Darusel, cum adică nu? Și tu, cum e, de ce erai costumat în el? Eu pot să mă deghizez în el, ia, Alice, ia, vino! Mă, stai mă puțin, Darusele, bă, vino, mă, Darusele, stai puțin, bă, mai cu viață, mă, mai cu viață, hai, zi ca lume, hai! Deci așa, ia, citește acolo, ia, citește! Ce? Cum adică? Bă, nu! Mă, ce se întâmplă mai aici? Mă, ce se întâmplă mai aici? Mă, se-mi pisiu, mă, ce fac, mă? Bă, alo, Alice, bă, ce faci mai aici? Bă, ce, mă? Mă, ce-a pus? Ce asta e? Bă, ce asta, Darusele? Ia, se mirosea! Doamne, cum să facem așa ceva? Alice, bă, dar să le și ceva. Bă, dar să vină puțin. Bă, da, deci eu n-am cu cine să mă mai înțeleg. Cred că ar trebui să mă mod din ăla.
orașul acesta, vedem că Alex chiar nu este prieten adevărat, vedem că dă foc și la diner, dă toate chestiile astea, trebuie să le luăm noi. Nu știu ce are Alex și a pățit, dar cred că chiar nu este prieten adevărat. Spuneți-mi acolo în comentarii dacă ar mai trebui să mai fiu prieten și cu Alex, dar și cu Darusel, și dacă ar trebui să mă mut din orașul ăsta, că uitați să puțin, se întâmplă numai baza conii, numai prostii cu Darusel și cu Alex. Uitați-l la Darusel acolo. Probabil, Alice, te întreb de ce te-am adus eu aici fix pe câmpul de luptă, unde noi, dacă mai ții tu bine minte, acum câteva săptămâni sau zile, Alice, am venit aici să ne duelăm contra lui Darusel. Bine, te-am trollat eu cu Darusel, ce-i drept, am venit pe tine să te omorâm, dar ne-am jucat cu lupta cu Bulgar. Ce crezi că noi o să facem astăzi? Deci iar era, deci de-aia m-am încurcat, pentru că iar era să zic burgeri, pentru că Darusel m-a obsedat. Nu știu dacă și pe tine, dar de fiecare dată când vreau să zic Bulgar, îmi vine să zic burger din cauza lui Darusel. Pă bune, tu cum ești? Hey. Și cu mine, nu înțeleg. Eu zic că ar trebui să-i luăm iară burgerii, dar în fine, eu zic că o să ne jucăm iară, facem o bătălie, dar să știi că eu nu mă mai joc dacă i-ar veniți amândoi pe mine. Nu, deși atentă, de ce crezi că te-am adus eu pe tine aici și el nu se află cu noi? Păi de ce? Dăm numai noi doi? Nu, o să dăm toți trei, dar te-am adus înainte pe tine ca să-ți explic, să-ți arăt niște chestii. Vezi ce am eu aici, câteva poțiuni. O să-l dau ție două, care sunt pentru 4 și 5 de secunde, să le ții bine acolo, pentru că de data aceasta, Alice, vreau să-l trollăm pe Darusel, să ne dăm invizibilitate și să mergem spre el să-l batem. Deși atentă, la un moment dat o să vreau ca eu să-mi dau invizibilitate, să mă duc fix spre el, iar el să nu mă vadă, și să mă duc în spatele lui să-l bombardez cu niște bulgări și tu în același timp să-i dai din față ca să-i dăm din ambele părți și el să nu știe ce se petrece. Și așa mai departe, eu când o să treacă efectul la mine, mă duc repede ca să nu mă vadă și o să faci tu în locul meu, ok? Ok, am înțeles. Da, stai așa, înainte să-l chem, trebuie să zic ceva. Ce, mamă, ce fac? Ok, am înțeles. Da, Alice, mamă, ești foarte amuzant, Alice, ce să spun? Bă, Alice, ajutor. Da, am rămas aici. Cred că mă mai joc cu nimeni, nu mă mai joc. Dacă vreți să vă jucați cu mine, scrieți acolo în comentarii. Bă, ce cauți mai aici? Ce faci cu ăsta? Dar de ce ai adus ăsta afară? Pe bă, Rafa, Ludi, e prea vig. Stai că mă încălzesc. Ce mă, prea vrig? Ce înseamnă la vrig, dar să le că n-am înțeles cu vrig sau ce? Se foame sau ce? E prea frig, dar să vorbește și tu mai tare. Bă, ce faci mai aici? Mă, Alice, uite-te puțin. Ce faci? Bă, gata, stai puțin, mă, dar să. Bă, ce faci? Mă, Alice, gata, potoliți-vă, pentru că v-am adus aici, pentru că vreau, fiți atenți, vreau să ne jucăm ca data trecută, când am făcut lupta aceea cu Bulgar, nu cu Burger, lupta cu Bulgar, dar să le, și vreau să facem din nou să construim niște, nu Burger, dar să le, vreau să construim din nou niște baze și vreau să alegeți fiecare câte o locație, dar de data aceasta, dar să le, nu mai facem nimic, nu mai facem nicio echipă, te ascund, dar să le, facem totul legit, să fim toți trei unul contra altul, ok? Ok, hai! Da, e timpul să purcedem. Ok, lasă-mă fiecare locul. Eu o să mă pun, cred că o să mă pun în aceeași locație. Vreau să mă pun în același loc. Ales să pun locul. Deci ați făcut schimb de locuri. Interesant. Eu o să mă pun tot aici. Adunăm acum toți. Luăm zăpadă de aici, câtă zăpadă mai e, că vedem că nu prea. Bă, trebuie să le filmăm înapoi. Doamne, bă, dar să le aici trebuie să fim în apropiați, nu foarte departe. Mama Alice deja la zăpadă s-a apucat. Ok. O să mă apuc și eu imediat. Facem bazele și după aceea revenim cu bătaia cu bulgări, în care eu pe Darusel și Alice o să-i trolez. Bine, doar pe Darusel o să-l trolez, dar Alice o să-mi fie complice și o să folosim aceste poțiuni de invizibilitate și o să ne batem contra lui. Ei bine, știți că data trecută n-am făcut asta cu Alice, doar ne-am dus noi așa, am făcut noi o tactică ca și cum să vină Darusel spre mine, să mă omoare, să nu știu ce. Poate facem și asta, dar da, hai să încep eu acum, vedem că ăștia deja s-au apucat și trebuie să iau și materiale repede, zăpadă, să fac cea mai mică bază și după să ne duelăm cu toții, să facem cea mai mică luptă cu Bulgar și scrieți acolo în comentarii dacă credeți că o să ne iasă. Bă, ce faci Darusel acolo? Bă, gata, mă, dar câta bază vă faci? Bă, ce vă faci? Vă faci scasă? Ce vă faceți aici? Nu, bă, stai, dinamic la horizont, dinamic, bă! Ok, mă apuc și acum să fac, bă, ăștia, aș fac dita mai bazele, eu să-mi fac fix aici, undeva trebuie să fiu cât mai aproape, că vedeți unde s-a pus ăștia. De fapt, cred că eu să-mi fac fix aici, pe undeva, dar în fine, hai să iau zăpadă acum să mă apuc de construit, pentru că vreau să fac o bază interesantă, să arate și mișto, dar să-i și bat pe aceștia doi. Bine, vă dați seama, adică știți că vreau să-i bat pe amândoi. Da, vedem că Darusel e frig, îl auzim de la o poștă, în fine, nu mai zic nimic, că deja nu mai are rost cu Darusel, mă ia cap. Bun, gata, am făcut rost de zăpadă, acum am apuc să fac eu baza. Bă, tu, ce tu faceți, mă, acolo? Vă faceți zita mai baza, mă, Alice, ce e aia, Darusel, ce sunt bazele alea pe voi? Adică, pe bune, ce vă faceți? Bă, din gură, bă, din gură, Jamal!
bă, atunci, voi, bă, Alice, nici nu te auzi, în fine, bă, dar voi faceți bazele alea ca să trăiți în ele, bă, noi trebuie să ne batem, nu trebuie să trăim în ele, ce tot faceți acolo? Bă, bă, Jamal, bă, da, exact, bă, tași din gură, nu te mai băga atâta în seamă. Ok, lăsați-mă, că eu să-mi fac cea mai șmecheră ascunzătoare, cea mai șmecheră bază, cum ar veni, secretă, voi nu o să aveți nimic împotriva mea de făcut, nu o să faceți nimic, sunteți slabi, o să vă bat, chiar dacă vă faceți dita mai casa, voi nu vă faceți bază, vă faceți casă, iglu, nu știu ce vă faceți, de acolo baza mea o să fie mult mai șmecheră decât a voastră, vă asigur, eu 100%. Ok, Jamal. Ce, doamne, dar să le, în fine, nu mai gândesc asta, mă apuc aici să fac, o să fie pe aici intrarea pe unde ar trebui să intri eu, o să fac ceva de genul așa ca ăștia să nu-i dea seama pe unde ar trebui să fie, mă, normal, dar da, vedeți, am făcut pe aici, nu vreau să intre nimeni peste mine și după aceea, după ce fac eu treaba asta, mă apuc aici să fac un fel de turnuleț aici, ceva de genul așa, arată cam interesant, sincer, eu te dacă mă duc așa, ce vrei, ce vrei, dar să le, ce tu mai vrei, Jamal, ce mai vrei, ia zi. Jamal, stai, da, ok, dar să, deci pentru asta tu m-ai întrerupt, ca să înțeleg, nu? Da. Ei bine, dar să lasă că o să vezi tu ce ți-am pregătit astăzi, cum o să pierzi tu, dar să le, cum o să te bat, că tu ești foarte slab. Ok, Jamal. Ok, dar să le, Alice, eu mai am foarte puțin, adică trebuie să mai fac niște chestii pe aici, nu vreau să fac foarte multe chestii, uite, fac astea așa, bă, am început să fac eu o formă așa mișto, nu știu, de un castel, de ceva, bine, noi, dar de ce ne-am apucat să facem toți un castel, că gen noi facem o bază, de ce o facem în formă de castel, cum ar veni, că nu înțeleg, pe bune. Eu nu știu, Jamal. Da, ok, dar să le, mă, cam enervezi, știi ce? Știi ceva, dar să le, cred că dar să le, o să te arunc, nu știu, o să, nu știu, dar să le, deja mă enervezi, okay, da, ok, dar să le, poți să nu mai faci așa că nimeni nu se mai uită la clip din cauza ta că tu zici cuvintele astea, pe bune, dar să le, poți să te termini odată să nu mai vorbești așa? Bă, dar cum adică, bă, Rafale, dar tu ce cu Jamal? Da, ok, dar să le, deci că ce cu Jamal, dar tu îmi zici că eu sunt, ok, adică ce am cu mine, dar să le, ce să am cu mine, nu, ce am cu tine, dar să le, ok, mamă, bă, Alice, dar ce faci aici, ce tot faci tu aici? Nimica, bă, eu nu fac... Bă, Alice, ce ai făcut, mă, ți-ai pierdut asta, ce tot fac? M-am făcut și eu, ok, stai că nu ne vede, dar... Din greșeală, ok, stai că nu ne vede, hai să plec, lasă, fă, construiește aici, lasă că nu ne vede ăsta, nu știe, lasă că trece. Mă, Alice, dar ai distrus-o de asta, mă, pe bune, acum ce mai facem? Că nu, că mai am una, că am și una de rezervă. A, nu știu de unde ai, în fine, hai că eu mă pun acum să construiesc, bă, de fapt, eu cred că mi-am terminat baza, cam asta este baza mea, dați voi anotă acolo în comentarii. Dacă credeți că baza mea este frumoasă, bine, nu contează cât de frumoasă e, pe cât de periculoasă e, adică pe cât de invincibilă e, ca să mă poată ajuta pe mine. Acum trebuie să iau bulgări, să fac mulți bulgări, pentru că trebuie să ne batem. Și da, vedem care s-a dat ăsta, a zis că mai are, ia unul, dar unul în plus, dacă mai era, nu strica să fie trei, adică să... Ok, vedem că și-a revenit, dar eu nu revin, mă, ce tot fac? A, gata, mi-am revenit și eu, hai să adun bulgării, nu mai vreau să mai vorbesc, că deja nu mai pot, pe bune, sincer, adun bulgări, scrieți acum în comentarii cine credeți că o să câștige din între noi trei și dacă credeți că eu cu Alice o să câștigăm, dacă o să facem ceva. Uitați-vă ce tot face. Bă, dar să le iar pui de astea drăci din astea, dar să le, dar iar dai doar pe Alice. De fapt, stai puțin că atunci le-am pe mine, acum dai pe Alice. Da, e fair play, fair play. Hai, dar să le. Bă, dar de unde ai învățat tu toate chestiile astea? Pe fiecare rău, bă, Rafael, eu le știu pentru că eu sunt abonat la Rafael G. Foarte frumos. Deci abonați-vă la Rafael G ca să știți și voi, ca dar să le, în fine. Ia să uite. Bă, Alice, stai puțin, Alice. Uite-te puțin, ăsta e îndreptat spre mine. De ce dai spre mine? Nu, bă, Rafaele, ce se pare? Cum adică mi se pare că e spre mine ăsta îndreptat? Cum, bă, Alice, mai facem echipă sau ce facem? De ce dai spre mine? Adică da, hai să facem ca să nu-și dea seama, ai dreptate. Pune-l spre mine, dai grijă să nu dai, adică pune-l doar pe ăsta, atâta, ok? Da, exact. Da, ok, uite că oricum să vede că în partea aia nu prea să stau, dar fii atentă, o să ne batem toți trei, adică să nu-și dea seama și spre final încolo o să ne dăm invizibilitate. Tu ieși după la mine, că toată vezi dacă îmi dau eu. Alice, o să fac un semn ceva de genul, nu știu, o să fac, nu știu, ceva și tu îți dai seama, ok? Exact, bun. Ok, dar fii atentă, nu ne ducem amândoi deodată. O să facem ultima oară, deci fii atentă. Prima invizibilitate pe care o folosești, uite-te la mine, Alice, uite la mine. Prima invizibilitate așteptă. Pe care o aștept, gata, ok, bine, hai că te aștept, Alice, când vrei tu, acum, deci fii atentă. Primul ăsta de invizibilitate îl folosesc eu. De fapt, nu, folosești tu prima oară, după folosesc eu, după ultimul pe care le avem amândoi, vreau să folosim... Atac! Dar să le știi că n-a început lupta, știi că n-a început lupta, nu? Păi nu te băgea mal, pleacă! Ok, Mali, deci fii atentă, primul îl folosim fiecare pe rând, după aceea ultimul ne ducem amândoi la final pe el, ca să nu-și dea seama, să se sperie, ok? Ei, ok, am înțeles. Ok, hai că acum mă duc la mine, o să terminat. Bă, alo, ce tot faci, dar să le cât mai faci, gata, nu mai voie, nu mai... Pleacă, pleacă, pleacă! Dar să le vrei să fii descalificat? Nu, pe fiant,
pe mă, Rafael, așa puțin. A, păi da, vrei să fii puțin descalificat. Nu, bă, n-ai voie. Ce nu înțelegi? E prea mult, dar să nu, n-ai voie. Oamenii au spus că nu ai voie. Dacă faci asta, o să ai ghinion ăsta. Ai plecat, gata, ok? Ok, dar să-l ghinion 1000 de ani. O să ai, în fine. Eu mă pun aici la baza mea. O să iau bulgări și o să mă apuc de treabă să iasă totul bine, să înceapă distracția, rolul în câteva minute, nu la început. Haolă, în sfârșit, ultima tură de bulgări. O să iau acum, i-am luat pe toți de pe aici. Am făcut curat și acum mă duc de pe, uitați, mamă, deci doar să-l tot a făcut. Uitați-vă puțin la el, că a început să facă chestia asta, în fine. Bă, doar să le ce? Dar ți-am zis să nu faci tot ce ai făcut. Aș mă din gură, bă, urutele, bă. Bine, dar să le, în fine, lasă că vezi tu, mă, Alice, gata, ești pregătită, ce mai faci tu pe aici? Mă, dar, ce? What? Bă, clar, cum ai făcut asta așa aici? Păi cum adică cum l-am făcut? Cu înțelepciune, talent, putere, păi, da, și ambiție. Păi da, ăsta ce l-ai dus așa, că mi se pare cam ciudat totuși, adică parcă nu puteai să-l duci direct așa, să nu te mai complicai așa cu zăpadă în afară? Nu contează. Da, ok, deci practic am finalist, bă, eu fii atent, eu sunt gata, eu mi-am luat toți bulgării, tu caută și tu bulgări sau nu știu dacă ai, dacă nu ți-ai găsit, văd că nu prea ai, sincer, du-te și caută-ți bulgări și după ne apucăm de treabă, ok? Nu-i gata încă, așteaptă, am terminat. Ce vrei să faci? Vrei să faci o bază pe sub el, dar să vede pe acolo, să vede sub gheață? Nu asta vreau, o să vezi tu. Dar ce tot faci, că nu înțeleg. O să vezi. A, îți faci o ieșire, am înțeles, în fine, nu mai contează asta. Eu mă, Darcel, ce înseamnă asta? Nici n-a, în primul rând, n-a început rând, da? Și în al doilea rând, te-am pus să dai, ok, da, cu bulgări, nu cu așa ceva. De ce lua Alice, dai cu bulgări și mie îmi dai cu foc? N-ai voie cu foc, dar Darcel, este lupta cu bulgări, vrei pe bune? Ești mai prost, bă, ești mai prost, lasă-mă în pace. Bine, ok, Darcel, lasă, că nu știi, Darcel, lasă să fac el așa, nu știi el ce-l așteaptă, că o să-l trolez. Astăzi, lasă, vedeți, o să fie mult mai interesant, dar ce tot face ăsta, mă? Bă, ce tot mai faci aici? Vrei să te mai extinzi? Vrei să vii până la mine? Vrei să ne unim? Basaci? Bă, dar să le... Deci mi-ai dat foc... Bă, mi-ai dat... Nu, mi-ai dat foc la astea, dar să le... Mi-ai dat foc la astea, ești nesimțit? Ia, dar să-l liniști să mai vorbești, data, gata, dar să-l du-te fă-ți alea că văd că tu îngheți de frig și acolo, ok, stai acolo, o să fac eu cele mai șmechere construcții, dar, adică, de fapt, doamne, deja, ok, nu mai știu, eu nu mai gândesc absolut nimic, acum, ce tu faci, Alif, acolo, uitați-vă puțin, ce-a făcut, mă, Alif, ce-i asta? Taci, nu te băga tu în seamă, bă, stai acolo și vezi de treaba ta. Ok, Alice, ia să mă uit, o vin eu prin partea asta foarte frumos, vedem că și-am făcut o intrare din asta. Alice, uite ce și-a făcut fraierul ăla. Ce faci, mă, dar în sele, ți-am zis să nu-ți extinzi baza. De ce ți-ai extins? Uite, vezi ce s-a întâmplat? Oricum n-am nevoie. Dar în sele, foarte bine că ți s-a distrus asta chiar. Păi uite, mă, cine și-a pus. Păi tu vrei să-mi dai cu TNT, mă, da-ia, mă, dar în sele, vezi că tu ți-ai la TNT. Ha, cât de fraier ești tu, dar în sele. Bravo, cât de fraier. Nu, pe bune, dar să nu, pe bune, că după nu mai jucăm nimic și te duci în casă, te-am scos din casă, ai zis că... Da, dar să le, n-a început încă, eu o să mă duc la mine, dar să le, tu rămâi aici, Alice, ești gata, mai mult de făcut sau? Trebuie să umplu rapele muniția. Ok, eu mă duc la mine, da, deja vedeți că mă cam enervează, dar să le, nu știu ce să fac aici, acum o să fie lupta aceasta, dar da, vedeți că, dar să le, cât de fraierie, i s-au dus toate alea, mă rog, nu mai contează, hai să începem acum direct cu lupta, să vedem lupta de bulgări, partea a doua. Hai să începem acum foarte, foarte frumos, dar să le, deja ai început, bă, fii atent, dar să le ce dai eu în tine, ia, deja ai început, mă, da, bine, dar să le, uite-te, dar să le, uite-te, bă, la Alice, ce faci, Alice, vezi că ți-am descoperit intrarea, pe acolo, mă, dar, Alice, dar vină și tu sus, bă, dar să le, dar Alice, uite, dar să le, stai puțin, nu mai da, dar să le, uite-te puțin la Alice, nici nu putem să te bânia, tu vezi ce bază și-a făcut că nu putem să o atingem, de fapt, eu pot să, Alice, tu trișezi cumva, de ce nu ți-ai hituri? Bă, Rafaele, eu nu trișezi, mă, nu știu ce ai tu. Ia, uite-te puțin în dreapta, ce ți-a făcut, dar să le, uite-te, a luat foc cumva, Alice, acolo, ce se întâmplă acolo, Alice, ce se întâmplă? Nu se poate, mă, ia, uite, dar să le, așa a făcut armata, cu armata, dar să le, ia, mă, că îi distrug armata, dar să le, ce faci tu acolo, îl distrug armata, ia, mă, să-i distrug eu toată armata lui, dar să le, acolo, mă, Alice, du-te tu, prima oară tu, ok, hai să vedem cum începe treaba, hai să vedem dacă Alice își dă aia. Alice!
Opa, a început distracția. Bă, dar să le vezi că era el să o bagă pe acolo, poate de supă la ea. Uite-te, fii atent, fii atent. Da, foarte amuzant, foarte amuzant ești tu, dar să, ce să spun, ia uite că da. Bă, ce faci și voi ceva, bă, voi sunteți inutili, au, ce? Bă, ce mă, drăsele? Bă, uite-te, bă, ce, alo, bă, sărane, fraierică, uite-te la mine, uite-te la mine, aici, hai că-mi dau și eu ăsta, stai puțin, trebuie să-mi fac refilul, să-mi iau toate astea și o să dau și acolo, foarte, foarte frumos, deci am dat ăsta. Bătești mă, cu tine te lupți acolo. Bă, dar tu de unde mă auzi, băiazi? Păi da, suntem la 10 metri distanță, cum adică de unde te aud? Tu ești regele fii antenă, că nu mai aștepti să vorbești. Bă, Alice, adică nu știu, cine ți se pare că a câștigat când are să-l ăla care e răcit, care nu mai poate de fric și noi n-avem nimic? Bă, Rafaele, după părerea mea, sincer, cam noi am câștigat. Adică noi n-am pățit nimic, și el, uite-te, că îi tremură și piloții. Dar de ce faci așa, dar să ți se pare amuzant? Lasă-mă, m-a supărat, bă. Bă, Dariusele, bă, ce ai făcut acolo? Vezi că stremură și chiloții de frig. Bă, cum adică? Hai să vină aici! Ia vină tu, mă! Ia! Așa, bă, Rafa, ești pentru că tu ești simțit? Da-te! La cum să stați? Să vă mă las voi de mine de regele Daruselia, dă-vă pe voi urăților. Da, ok, mamă, ți e foarte amuzant ăsta, Alice, n-ai ce să spui, adică, pe bune, ți se pare amuzant. Bă, dar nu știu, ce, gata, la colț. Dar stai, trebuie să văd cum îți tremură și papucii, stai, ia uite ce fain tremură. Gata, Cine mai dă mine e fraier și are 10 ani de ghinion. Ce faci, drăsel? La mulți ani și la revedere.
A, 10 ani de ghinion, sai, dar sele, în fine, nu mai contează asta. Dacă mai vrei să mai facem episoade cu lupta cu Bulgar, nu știu dacă mai are rău să mai facem, sincer, dar dacă voi mai vreți, scrieți-mi acolo în comentarii. Uitați, Alex, nu știu cu ce a plecat, dar sele, nu știu ce face acolo, cum se vede, dar da, cam atât a fost, papa. Înainte de a începe acest videoclip, vreau să vă spun că spre finalul episodului, când am încercat să evadez din acel loc, s-a întâmplat ceva super ciudat, dar la final am aflat un lucru foarte important. Ok, deci este noapte și este o noapte cam ciudată, vă uitați afară, nu pare nimic schimbat. Nu pare nimic diferit, nu pare nimic straniu, dar stăteam eu la calculator aici, mă jucam când dintr-o dată, nu știu de afară, se tot auzeau niște sunete, niște foșnituri, niște chestii mai ciudate, mai stranii. Și mă gândeam, bă frate, o fi Dariusel, dar mă gândeam, bă frate, nu cred că e Dariusel, m-am dus și jos, mă duc acum jos ca să vedeți. Dariusel, n-am dat urmă absolut deloc de el, m-am dus la baie, nu era aici, vedeți că încă nu e. Și m-am dus la el în cameră și nu era aici. Bă frate, nu știu unde este Dariusel și afară tot se auzeau niște foșnituri. Nu știu de ce cred eu că Dariusel vrea să-mi facă mie o farsă cu Alisa, nu știu care este treaba, de ce mă întrebă chestiile astea. Da, bă, nu cred că s-a auzit nimic, dar Russell nu cred că ar fi făcut așa ceva, să ducă el pe afară, să a avut frăjnituri de afară, nu cred că stătea Russell de asta, dar pare ciudat totuși că Russell nu e acasă. Și ia să-l uităm totuși dacă ne-a lăsat o scrisoare. Bă, Rafa, vezi că în sfârșit mă văd cu prietenul meu Ion în viața reală pentru prima oară? Mă, ce? Am plecat la el fiindcă mi-a zis că are o rudă pe la noi prin oraș în trecere și a spus că mă ia și pe mine la Ion. Pasă, găsesc frigiderul plin de burger. Hai că să găsească frigiderul plin de burger. Păi stai puțin. N-are burger deloc. Ok, a, și el vrea totuși, din Dariusel mă pune pe mine să-i cumpere o burger. Hai că-i cumpăr, dacă e mă, dar stați puțin, deci Dariusel să vede cu Ion pentru prima oară. Bă, mă bucur totuși pentru Dariusel, dar nu știu, pare așa ceva ciudat, este ceva ciudat așa la mijloc, nu înțeleg de ce, adică m-am dus și afară, și afară nu pare absolut nimic. Bă, dar chiar mai stă-mă puțin să mă ușa, nu băgați de seamă, mașina pe care a lăsat-o Dariusel, mă, dar stați puțin. A, nu, voiam să zic ceva de genul, bă, Dariusel, cu ce a plecat dacă mașina e aici, dar mi-am adus aminte că a zis că l-a luat cineva prin trecere, ok? Dar vedeți, cum a lăsat Dariusel mașina, hai să punem totuși la o parte, să o dăm de aici, să punem și noi frumos, că măcar să găsesc și Dariusel mai bine pus aici, ca să nu ne batem joc de ea, că frate, mai am o singură mașină, că Alice și-a bătut joc de cam absolut toate mașinile noastre, pe bune. Dar lasă, mergem și la Alice să vedem ce face acolo. Știți care este faza? În primul rând, am uitat să specific, dar este aproape 3 dimineața și de asta nu știu de ce se întâmplă chestiile astea. Este cam straniu când stau să mă gândesc că este aproape de 3 dimineața și știți că la 3 dimineața sunt zvonuri în care ceva de genul, la 3 dimineața se întâmplă numai chestii nasoale. Și hai să ne uităm aici, mă, ce sunt cu semne? Ok, deci sunt niște semne aici ciudate. Uitați-vă câte semne ciudate. Mă, tata, unde e cartea? Mă, stați puțin. Deci chiar am auzit ceva de afară și se pare că cineva a scris ceva în carte. Te așteptăm în fața minei. Urcă în mașină. Te așteptăm în fața minei, urcă mașină. Mă, cum adică urcă mașină? Ok, urcă mașină și ca... mi se pare că e o mină acolo. Mă, dar stați puțin că înainte de toate. Nu, eu mă duc la Alice. Nu vreau să mă duc singur în treaba asta, dacă dar se l-a plecat de acasă. Nu, eu mă duc la Alice. Vedem ce face Alice, mă, pe bune. Ok, dar înainte de toate, da, stați puțin că Alice, da, știți că a zis că nu știu că unde a lăsat acea mașină, dar în fine, înseamnă că va fi Alice, cioc, Alice, Alice, bă, uite-mă, cineva acasă, mă, Alice, ești... Ok, deci vedem că astea sunt deschise, ok, stai, cred că e la somn, stai puțin că e 3 dimineața, adică ar putea să fie la somn, Alice, mă, nu e nimeni aici, ok, știți care este faza? Mi se pare ciudat faptul că nici Alice nu e acasă, dar nici Dariusel, adică ce plănuiesc că ăștia doi să-mi facă mie, nu înțeleg, pentru că nu e absolut niciunul dintre ei acasă, dar se l-a zis că, bă, da, stai puțin, că știu că avea și Alice ceva aici, mă, fi scris ceva, cei mei fraier, oameni, dar să-l 2012, la fel, găt și care îmi dau like și subscribe. Ah, ok, pe bune, adică doar asta știți că era de mult, dar da, cine nu dă like și subscribe, chiar e așa, nu pot să-l zic fraier, da, e ură din partea lui, în fine, hai să mergem pe casa puțin, dacă nici Alex nu e acasă, nici dar să nu e acasă, eu trebuie să mă duc în fața minei de unul singur, mă, asta nu prea sună bine, dar totuși, hai să mă duc, n-am ce să fac, mă, dar pe bune, mă, unde ar fi plecat toți ăștia, adică mi se pare foarte ciudat de ce nu e nici Alex, nici dar să la casă, ok, mă duc acum în fața mine, știu că era o mină pe undeva pe aici, probabil de mină aceasta se zicea, ok, dacă mergem în partea asta, vedem fix aici, ok, deci asta este intrarea, până de intrăm, stai că trebuie să mă duc prin partea asta și să facă, un urs, ok, nu e bine, e 3 dimineața, frate, nu e bine, mă, stai puțin. Vedeți și voi lumina aia de acolo? Ok, am ajuns în fața mini, văd că se vede o lumină roșie de acolo, mi-e cam frică, sincer, dar hai totuși să intrăm înăuntru, să sperăm că nu se întâmplă nimic și nu sperăm că nu o să ne facă un prank. De fapt, ar trebui să ne facă un prank, că dacă n-ar fi un prank din fața, din partea lui Alex, dar eu să-l nu știu care ar fi fața și ar fi cameră, sincer, dar hai să intrăm acolo și urați-mi succes, țineți în pumni acolo că e jale, totuși, nu știu, în seara asta, cred că o să fie sfârșitul. Ok, hai să mergem înăuntru să vedem care e faza. Bă, uitați-vă cum arată mina, bă, frate, deci așa este într-o mină, n-am
fost niciodată într-o mină, ok? Cu în partea asta, toate chestiile astea, schela asta pe aici, s-a ceofrit, toate chestiile astea pe aici. Mă, și, a, eu, a, mă, ce cu mașina asta? E mașina asta pornită? Mă, dar stai puțin, pe și eu, unde trebuia să vin? A zis să vin în fața, te așteptăm în fața minei? Pe am venit în fața minei și a, bă, a scris, stai puțin, a scris, te așteptăm în fața minei, urcă mașină, parcă ceva de genul. Și vedem că e o mașină aici, mă, oare să urc în mașina asta? Bă, nu prea am încredere, am lăsat și mașina mea acolo, vedem că e ok. Nu se află nimic prin zonă, ok, zic dacă e cineva mașină, ok, ok, mama, m-am speriat puțin, am crezut că e cineva mașină, mama, mașina este ca ruginită, mă, frate, sigur ar trebui să urc eu mașina asta, mă, e ceva suspect, uitați-vă puțin, ăla e un sandwich, dar nu e burger, credeam că e de la Darusel, dar nu e, ok, deci, cred că ar trebui să urcăm în mașină, dacă așa scrieam scrisoarea aia, sau, să urcăm totuși, bă, frate, mi se face cam somn. Nu mai pot, mi-e somn rădutos. Aoleu, ce mă doare capul, bă, frate, aoleu. Mă, dar ce se vede tot așa alb în partea asta? Mă, ce? Mă, unde sunt? Bă, eram într-o mașină, și acum unde sunt? Mă, ce? Ok, de fapt, cred că sunt tot într-o mașină, mă, dar ce mașină asta? Mă, ce e asta, mă, aici? Total Activity Team Sanity Rafael Grâm, Instructions Collector, Enter the... Ghost Room, stați puțin, de ce am impresia, mă, stați puțin, dacă mă uit așa în partea asta, deci văd o casă aici, văd asta aici, mă, eu știu că există un joc ceva de genul Phasmophobia, mă, dar ce caut eu în locul acesta, no, eu sunt vânător de fantome, vrei să-mi spuneți mie că eu acum trebuie să fiu vânător de fantome și întrebarea mea e cine m-a adus aici, adică eu cum am ajuns aici că nu știu absolut nimic, ok, deci sunt vânător de fantome, vedem că avem pe aici niște iteme, niște chestii, ok, avem o lanternă aici, hai să ne dăm cu lanterna asta, să vedem, mă, dar merge lanterna asta sau nu merge, mă, care e faza, mă, dar ce, a, de fapt merge, mă, ce, mă, eu nu pricep nimic, sunt cam bulversat, ok, avem termometru, da, mă, da, uitați, mamă, cât de tare, ok, deci lanternă, termometru și MF, mamă, cât de tare, uitați puțin, deci suntem cam Phasmophobia, bă, cine m-a adus aici, nu știu, mi se pare că are cam interesant, dar este cam riscant să fiu vânător de fantome, totuși dacă stau să mă gândesc mie că s-ar putea întâmpla ceva cu mine, ok, hai că intrăm înăuntru să vedem ce e pe aici, uitați, vedem niște ochelari în partea asta, ok, ok, mi se pare cam ciudat, sincer, mi se pare cam foarte ciudat, cred că, adică, de fapt, chiar e ciudat, bă, stai puțin, eu acum mi-am dat seama, eu sunt într-o cameră, eu sunt într-o casă, uitați-vă puțin la mine, eu sunt vânător de fantome, în momentul ăsta s-a raportat o fantomă, nu mai știu nici să mai vorbesc, deci eu sunt aici, trebuie să caut o fantomă, adică vrei să-mi spuneți mie că eu acum mă aflu lângă o fantomă și eu nu, adică, nu, eu sunt lângă o fantomă, eu n-am stres, frate, nu știu de ce mă comport așa, adică zici că nu se întâmplă nimic, bă, frate, eu sunt lângă o fantomă, asta trebuie să-mi aduc eu aminte și eu nu prea pricep treaba asta, ok, vedem că nu e nimic în partea asta, ok, vedem că e ceva pe aici, ok, nu putem să săriem, din păcate, am înțeles, să sperăm că nu se întâmplă absolut nimic, să sperăm că totuși este un prank din partea lui Darius și la, de ce? De ce era ușa asta deschisă? Hai să intrăm totuși aici, dar mi-e cam frică, hai să aprindă lumina. E bine măcar că avem lumină și că nu se duce, că știu că pe Phasmophobia dintr-o dată se întrerup luminile din senin așa și nu știu care este faza, dar da. Hai să vedem ce se află pe aici. Ok, nu se află nimic, nu putem să deschidem, ok, nu e nimic în partea asta. Ceea ce e bine că momentan n-am dat absolut. Ok, deci eu întorceți ziua cuiva? Nu, dar să spun, eu încă nu prea pricep că eu de fapt aici mă aflu într-o casă. Ok, ok, 4 grade, ok, ok, cred că e ceva pe aici. Ia să dau cu MF-ul ăsta, îi dăm drumul MF. Ceva pe aici prin partea asta, 4 grade, deci avem 4 grade în partea asta. Păi stai puțin, asta este toată casa, nu? De fapt, stai puțin, am intrat aici sau n-am intrat? Ia să vedem, în partea asta. Ok, deci avem aici 3, 2, 1, da, deci, de fapt, am o impresie că n-avem temperatură sub 0. N-avem temperatură sub 0, dar, bă, frate, eu încă nu pricep că e de fapt aici. Oh, ok, temperatura 1, deci ceva pe aici, e ceva pe aici și mimic am frică, adică, de fapt, nici nu pare că mi-e frică, pentru că uitați-vă puțin la mine, adică... Eu n-am niciun stres, frate, sunt aici, adică eu nici nu înțeleg nimic, dar tot n-am niciun stres, nu înțeleg care e faza cu mine, de ce sunt așa, dar mă rog, ia să vedem în partea asta, mă, ce e aici, nu e nimic, ok, vedem prin partea asta, ia, ce s-a, ce, mă, ce e asta? Ghost Tales Baneo, pot să deschid asta? Na, nu pot, ok, povești ciudate. Bă, știți care este faza? Nu, eu trebuie să arunc asta pe undeva pe aici, dacă știu să-i dau drop. Ok, mă, stai puțin că nu prea e lumina, nu, am nevoie de flashlight-ul ăsta, dacă stai să mă gândesc că mai bine am nevoie de el. O să arunc termometrul, de fapt, nu, bă, de fapt, nu știu ce trebuie să arunc, mă, trebuie să le arunc de fapt acolo. Știți care e faza? Eu încă nu pricep că eu, de fapt, acum sunt detectiv de fantome și sunt în căutarea unei fantome reale. Nu înțeleg de ce mă comport așa, n-ar trebui să mă nu e nimic, ok, sper că nu s-a întâmplat nimic, am asistat, bă, ok, nu e nimic, bă, da, ajutor, nu, lăsați-mă, la,
Măi, ce vă să mi se pare mie acolo? Nu, dacă mă duc în partea aia, tot îmi bate inima. Mă, eu nu mai pot, pe bune, îmi bate inima rău de tot. Nu știu dacă mă credeți, dar chiar îmi bate inima. Eu până acum credeam că sunt... Ok, ajutor! Ajutor? Ajutor? Ușa? Ușa? Nu, trebuie să intru undeva. Bă, eu nu înțeleg ce se petrece aici, adică eu nu pot să-mi dau seama, eu încă nu-mi dau seama că eu de fapt mă aflu asist la niște evenimente paranormale, încă se află, mă frate, încă eu nu pot să, eu, bă, încă, bă, i-am rămas blocat, mă stai puțin, că, no, acum am dat seama, i-am rămas blocat aici, bă, cum o să ies aici, ajutor, no, trebuie să mă duc în față, mă, dar stai puțin, și dacă, gata, no, de ce s-a? De ce s-aude ca și cum vine cineva? Ia mă, hai mă, că nu e nimeni, ce poate să-mi facă mă mie cineva? Hai mă, ia vină mă fantomă încoace, vină să te văd mă, vină să... Vină, uita, stați puțin, eu dacă ajung aici, mă, ce poate să fac? The ghost was poltergeist. Oh, deci chiar sunt la fasmofobia, mă, frate. Mamă, bine că n-am murit, mamă. Deci sunt într-un joc aici. Ok, sunt într-un joc, ceea ce este foarte bine. Ok, acum cred că sunt și eu mai liniștit. Bine, dar oricum am stat și eu mai liniștit așa. Nu știu care a fost fața, dar ia să vedem, mă. Ia ne uităm aici să le contract. Ok, deci avem aici niște hărți. Hai să vedem. Hai mă, să dăm Nightmare. Păi cred că pe asta eram Edgar Field, ia Nightmare. Hai mă, Edgar Field, de fapt. Ok, stai puțin că eu nu prea mi-am dat seama. Bă, dar stai puțin, ne jucăm fasmofobia. Mamă, deci vreau să vin aici și cu Darusel și cu Alice. Scrieți-mi în comentarii dacă vreți să-i aducem aici și pe Darusel și pe Alice. Chiar ar fi super, super amuzant, bă, frate, super interesant. Bă, dar nu știu totuși cum am ajuns aici, dar chiar îmi place, chiar îmi place. Cine m-a adus aici, chiar îmi place. Și... Ok, deci ajungem într-un loc, ajungem într-o casă, nu știu unde ajungem acum, ajungem undeva cu Nightmare, mi-am dat eu seama, dar ceea ce este bine este că de fapt noi suntem într-un joc aici, am înțeles, deci gata, suntem în fasmofobia într-un joc, nu trebuie să ne panicăm, adică ne panicăm că o să murim în joc, o să pierdem în joc practic, dar nu o să murim, frate, nu o să murim noi normal, nu o să murim, o să ajungem cu siguranță acasă, nu știu cine m-a adus aici, cum am ajuns în jocul ăsta, dar totuși, bă, a făcut o treabă interesantă, mie chiar îmi place, hai să vedem ce iteme putem să luăm, deci hai să luăm hai să luăm ăsta și ar trebui să mă iau, să iau și eu, bă, de fapt că ar trebui să iau flashlight-ul de fiecare dată, ceva de genul, ok, starter pack-ul meu ăsta e de fiecare dată, bă, dar eu nu înțeleg de ce nu puteam să ies absolut deloc din casă, adică care era fuză, cum puteam să ies din casă, întrebarea mea, pentru că am zis că nu puteam absolut deloc să ies din casă, nu se întâmpla absolut nimic, dar mă rog, hai să vedem prin partea asta, mergem, deschidem ușile astea și pe aici, e ceva pe aici, nu e nimic, hai să intrăm în camera asta, avem și lumini, e bine că avem lumini, bă, dar tot găsesc niște dust aici, ok, în partea asta, ok, cam ciudată camera asta, sincer, dar hai să ne uităm prin partea asta. Bă, arată interesant harta, chiar îmi place. Nu știu cine a făcut-o, dar chiar este super, super tare. Cum am ajuns aici? Ok, e cam ciudat blocul ăsta de aici. Nu știu ce se vede așa, dar... stai puțin, că m-am speriat puțin. Hai să ne uităm prin partea asta. Mă, da, o fantomă, nu putem să găsim și noi. Bă, ar fi fost super, super tare. Dacă era și Darusel și Alice aici cu noi, deja nu mai pot să mai vorbesc. M-am speriat mai devreme. Mă, de ce s-au toți? De ce toți se aud sunetele astea? M-am cam speriat sincer mai devreme și mie că mă sperie și mai rău de acum. Nu știu de ce, dar chiar am transpirat, bă, frate. Chiar am transpirat acum, sunt transpirat, sunt pleașcă. Nu știu dacă mă credeți, dar chiar... Mă, dar... De ce e deschisă? Mă, de ce e deschisă? Ok. Am înțeles de ce e deschisă zona asta. No, 5, MF5, MF5, dar stai puțin. Și ok, și temperatură. Nu, trebuie să fug repede, ies repede din casă, închide ușa. Ok, mă duc repede acasă, pentru că dacă mă duc afară, am sper că pusesc, gata, am ieșit. Bun, avem două evidențe. Hai să ne uităm aici să vedem unde putem să le punem. Ok, ce avem? Stai puțin că ceva, ce fa se întâmplă ceva? Cum adică? Mă, stați puțin, care e faza cu Evi? De ce nu merg? Mă, stați puțin, mă, ce sunt? Am evidențe, păi, dar, și... Mă, stați puțin. Bă, nu. Acum mi se pare din... Nu, acum mi se pare din ce în ce mai ciudat. Nu știu care este faza, de ce am evidențe? Care este faza cu aceste evidențe? Mă, frate, uitați-vă! Activitate 10, ok, deci activitate 10. Mă, dar stai puțin, eu de ce? Ok, mă, de ce? Mă, stai puțin!
Nu trebuie să... Bă, unde am ajuns? Ok, deci mi se pare ceva ciudat. Bă, nu știu unde am ajuns. Bă, spuneți-mi și mie, vă rog. Unde am ajuns? Bă, stați puțin, până acum mă paricasem când am venit. După am zis că e ok, că sunt într-un joc. Dar stați puțin, de ce n-am evidență? Ce scrie aici? De ce nu merg evidențele, mă? Na, știți ceva? Hai că mă duc, mă, în față. Ce se poate întâmpla, mă, frate? Dacă n-am evidență, n-am nimic, n-am ce să fac. Mă duc după fantomă. Unde era, mă, fantoma? Ia să mă puțin să mă duc după ea, frate. Bă, n-am evidență, n-am nimic, nu pot să fac eu asta. Cum trebuie, mă duc după fantomă. Hai să vedem ce poate să-mi facă mie o fantomă, bă, bună. Adică nu poate să-mi facă absolut nimic. Intrăm aici să vedem. Oh, uite, a și plecat fantoma de aici. Nici măcar nu mai. Oh, ba da, mai e. Ia mă să ne jucăm cu ea, mă. Bă, stați puțin, că vreau să fac eu ceva. Hai să lăsăm asta aici, că nu mai avem nevoie de ele. Am văzut că avem și emofil și termometru. De fapt, noi nu putem să mai facem absolut nimic. Practic avem două evidențe, dar am văzut că nu putem să folosim evidențele. Nu înțeleg de ce nu putem să le folosim. Care e faza cu... Ok, mi se pare că s-au zis ceva ciudat. Ok, deci activitatea tot e pe 10, dar am văzut că nu s-a făcut absolut nimic. Intrăm aici, hai să ne uităm. Luăm ăsta să vedem dacă scrie. Luăm și spirit box-ul acesta și da, hai să ne ducem acum să vedem. Bă, dar de ce nu merge evidența, mă, fra... S-au stins luminile. Ok, s-au stins luminile în casă, nu mai merge de... Ok, deci nu mai merge deloc. Ok, așa ne jucăm. Ok, hai să vedem. Ia, mergem fix aici. Mergem fix în camera asta, unde se află fantoma și hai să vorbim cu ea, frate. Hai să vedem. Is anyone ok, deci care să... Is anyone here? Hai să dăm pasta. I'm sorry but we don't have to perform, please contact the... De ce nu merge nimic? Ok, dacă nu merge, hai să lăsăm. Poate o scrie și ea ceva în cartea asta care fac... ok, nu se fa... Bă... Ați auzit și voi? Niște copii care plângeau? Ce se întâmplă aici? Bă? Mi se pare totul foarte, foarte ciudat. Nu știu care e faza, dar e foarte ci... Dacă mă uit în partea asta, mai e vreo fantomă ceva? Mă, nu pare că mai... Da. Ce fantomă? Bă, Rafale, alu, trezirea, bă, alu, bă! Bă, dar să nu erai plecat, mă, la Ion, ce cauți aici? Bă, da, bă, Rafale, dar fii antenul, eu acum a venit... Ce, stai puțin, că mai luat, bă, dar să le... Stai puțin, că adormisem aici mașina asta, bă, dar să le... Mă, stai puțin, mai încet, dar trebuie, dar mai încet, te rog, că nu mai pot, dar să le, nu mai pot, am adormit aici, nu mai pot, nu mai știu nimic de mine. Ok, deci fii antenul, bă, Rafale, eu am fost la Ion, dar fii antenul, eu am venit înapoi acasă. Ca să s-a terminat petrecerea, bă, Rafali, și ce petrecere frumoasă a fost, ia uite ea. Deci fiată, am avut burger și am avut burger, bă, Rafali. Da, normal, burger, bă, stai puțin, dar să le mândă, tu de unde știi, cum ai ajuns la mine, dar să le, de unde știi că mă aflu aici? Păi fiată, bă, Rafali, ia vină tu, deci fiată, am găsit mașina mea acolo, bă, Rafali, bă, dar tu ce caute așa, bă, Rafali, ești cu capul, ia să vedea, mamă, ești rece, ești nebunca, mă, stai puțin, mă, dar să le, mă, stai puțin, tu cum ai ajuns aici, că nu te înțeleg. Tu nu pare a falii. Mă, ce? Bă, ăsta e un vis. Bă, dar să uite. Ai venit, ce ai venit tu? Ia, bai să urcă o mașină. Mă, stai, bă, dar să le poți să-mi explici și mie ce-ai făcut, mă, tu la Ion, dar să le, cum ai ajuns tu la Ion și ce căutăm? Adică, cum ai ajuns la mine, bă, dar să le, nu înțeleg absolut nimic, mă. Pe fiantă, nu pare a falii. Eu am văzut că mie îmi dispare mașina. Fiantă, nu pare a falii. Mie îmi pasă că mie îmi dispare mașina, nu tu. Bă, Rafale, tu poți să pleci. Fiantă, nu pare a falii. Eu am văzut ce bilețelul ăsta. Un caca, ta, te așteptăm în fața mine, urcă în mașină. Eu am văzut mine, m-am dus și am găsit pe tine. Bă, Rafale, bă, ai bun? Ai bun bereazi? Mă, stai, să nu înțeleg absolut nimic din ceea ce vorbești acolo. Deci, fii antenă, bă, Rafale, eu am o întrebare de baraj. Tu unde ai fost? Ce întrebare de baraj, bă, dar să cum adică unde am fost? N-ai văzut unde am fost, dar să cum adică unde am fost? Și ce căută acolo, bă, Rafale? Păi, am citit, dar să le, te așteptăm în fața mine, urcă mașină. De unde e scrisoarea asta, dar să le, tu știi ceva? Nu! De ce râzi, dar să le? Nu, m-am necat cu burgeri, ia! Mă, și ăsta ce caută aici? De unde avem noi ăsta? Mă, dar să le, ai ceva să-mi spui tu mie? Ai cumva să-mi explici ceva, dar să le, tu ai legătură cu asta? Bă, dar să le, eu nu înțeleg, tu așa dintr-o dată, parcă mă știi tu pe mine acolo la mine, ai venit după mine, știai și de ăsta, dar să le, ce vrei să-mi spui tu mie? Pe fian de la Barafale, eu vreau să zic că noi o să adăugăm la diner miere de albine! Bă, dar să le, bă, nu mă interesează mierea ta de albine la diner, doamne, dar să le, bă, pe bune, mă, ce face, mă, dar să le, aici, bă, tu m-ai dus în locul ăla, dar să le, să caut fantome ca-n fasmofobia? Nu, dar nu, că nu eu, de Alice, Mă,
bă, ce, doamne, uita să puțin la, da, deci dar să le, mă, dar să le vină, mă, înapoi, mă, ce caută, mă, vrăjitoare să aici, bă, dar să le, tu mai dus, nu-i așa, de ce mai dus, dar să el, bă, dar să le, care, bă, dar să le, în primul rând, de spune chiar tu mai dus pe unei? Da, bă, Rafale, fii atent, eu te-am dus, și fii atent, bă, Rafale, eu ți-am făcut jocul, ți l-am trișat, adică ți l-am trucat ca să nu treci. Adică tu vrei să spui mie că da, nu o să vedeau evidențele și chestiile alea pentru că tu ți-ai bătut joc de mine, dar să le, ca să mă omoare fantoma, dar să le, să nu poți să găsești nicio fantomă. Da, foarte amuzant, dar să ce să spun, cred că după episodul acesta, dar să le, eu o să plec, o să mă mut de aici, o să-mi iau toate, toate catrafusele, dar să le, și o să plec din casă, că deja mă enervez, pe bune, adică... Fii antenă, bă, Rafale, dacă tu pleci, fii antenă, vino. Ce mai vrei, mă, dar să le, să fiu antenă, că asta zici în continuu, fii antenă, stai, pam, da, foarte amuzant, dar ce să spun, lasă, vede, dar vezi tu, dar să ce se întâmplă, uita să iar mi-a spart geamul și asta, bă, dar să iar îmi spart geamul, mă, pune numai la loc. Vin, stai, da. Mai țineți minte când mă transformam în Denisa 2012, iubita lui Darius Cel? Ei bine, astăzi vreau să facem din nou, dar de data aceasta nu o să mai fie Denisa, ci o să fie cu totul altă persoană, altă fată în viața lui Darius Cel. Ei bine, am zis să nu mai facem cu Denisa, că pentru că mi se pare că Darius Cel se prinsese, pentru că l-am făcut eu să se prindă într-un fel atunci la lupta Skibidi, dacă mi-aduc eu bine aminte sau nu mă știu exact unde, dar astăzi vreau să vă fac cunoștință, încă nu vă zic cu cine, o să vedeți după aceea, dar înainte de toate, ca să ne costumăm, pentru că am primit costumația, am dat comandă de ea și este totul foarte, foarte bine. Arată genial. Trebuie să mergem la Darusel să vedem ce face și ce o să facă el astăzi, pe unde să zocă, că trebuie să ne dăm o întâlnire cu el ca să nu ne dăm seama că practic dacă am ieșit așa, m-aș costuma eu, dar acum s-ar putea să mă vadă Darusel și mie costează totul cam n-aș putea, să vedem, să vedem ce o să face și Darusel. Bă, ia să aici, nu e frigider, bă, dar unde să le, bă, hai, bă, Rafale, ce faci pe aici, mă, Darusel, că vorbeam și eu pe aici, Darusel, și m-am încurcat așa într-o dată când am văzut ăsta aici și asta, Darusel, ce caută cu ăsta, mă, ce caută patrul ăsta așa și ce caută toate lucrurile, mă, Darusel, ți-ai, bă, ce cu dezordine asta la tine în cameră, Darusel, așa te știu eu pe tine, mă, așa erai tu, ce, Darusel, nici nu mai știu să mai vorbim, Darusel, ce înseamnă asta la tine? Nu, eu, ia să aici, aici, gata, bă, ne-am găsit în sfârșit, ia, uite, ce ai găsit, mă, ce tu căutai, mă, ce, asta, și uite, și asta, neam, tu vrei să-mi spui mie că pentru burger tu ai făcut toată dezordinea asta la tine în cameră, Darusel? Nu, Rafa, fii antenă, eu căutam și căciula. Păi ce faci, mă, tu, Darusel, acum, că nu te înțeleg? Păi, bă, Rafale, fii antenă, eu trebuie să plec, bă, Rafale, fii antenă, eu vreau ca tu să faci curat și să-mi iei burger, ok, pa! Cum adică să-ți vă, unde pleci, mă, Darusel, stai puțin, bă, stai puțin, unde pleci, bă, ascultă, mă, Darusel, vorbește cu mine, că, bă, ai luat asta pe tine, dar înțele, uite-te în spate, dar înțele, ce mai, bă? Ok, bă, dar să stai puțin, că vreau să vorbesc ceva cu tine, mă așteaptă, doamne, trebuie să mă duc repede după el, deci vedem că se duce. De fapt, nu mă mai duc, mă, nicăieri, dar stai puțin, că vreau să-i spun ca și cum că eu să plec de acasă, că dacă vine în partea aia cu fata respectivă să vină să-i prezinte casa și pe mine și eu să mă vadă că eu nu sunt acasă, să-i să capară, cam suspin, nu știu de ce o să-i să pară cam așa. Bă, tu vrei pizza? Bă, nu avem pizza, nu avem burger, înțeles? Dacă ce nu dar să le, în primul rând, vină puțin până afară. Bă, dar să le, în primul rând, voiam și eu să vorbesc ceva cu tine și am venit după tine și al doilea rând, bă, dar să le, așa te comporți tu cu clienții, dar să le, cum vrei tu ca să mai ai clienți, dar să le. Păi nu știu, bă, Rafale, bă, că fii antenă, asta era treaba ta și a lui Alice, dacă n-a Alice plecată, tu ești puturoș și nu vii azi, ce vrei? A, dar să le, păi eu voiam să zic că eu o să plec de acasă, dar să le, o să plec prin oraș, nu știu, să văd, să fac niște cumpări. Da, bă, Rafale, da, că acum pleci și tu, eu sunt singur, bine, nu-mi pasă, plac. Păi stai, bine, ai, gata, ok, nu știu, dar să ce... Hai să duc burgeri, pa! Bă, ok, am înțeles care e faza cu Darusel, ne ducem repede acasă acum, să ne schimbăm, să ne costumăm în noua iubita lui Darusel, bine, să sperăm că o să-i placă lui Darusel, că dacă nu o să-i placă cum arată, băi, eu am găsit așa ceva, am zis, bă, frate, hai să nu mă uit foarte, foarte bine și am zis, bă, fata asta pare pe placul lui Darusel, uitați-vă la Darusel, că mă arată ăsta, bă, nu mai putem de râs când am văzut treaba aceasta, fine, hai să ne ducem sus, să ne costumăm acum și să vedem, să dăm drumul la ceea ce o să facem noi astăzi, pentru că o să fie ceva super, super tare, ne ducem să ne luăm hainele de aici și 3, 2, 1, gata, m-am consumat, hai să mergem repede la baie să vedem cum arătăm, dacă suntem fata perfectă pentru Darusel și vreau să scrieți acolo comentarii dacă credeți că lui Darusel o să-i placă de mie, adică de fata aceasta, uitați-vă cât de bine arată, iar numele ei este Ma.
Mara, Mara, o cheamă Mara 2012, o să spunem chestia în același an cu Darusel, pentru că poți să-i tradiți Alex 2012, Mara 2012, mi se pare super, super tare și acum vreau să mă duc repede la Darusel să vedem ce face Darusel, mergem acolo, fiți atenți că am o idee, deci practic Mara e o fată venită în oraș, haideți să vă spun și povestea, care este povestea Marei de fapt, Mara este o fetiță mică, venită nou în oraș, are 11 ani și ca Darusel în 2012 născută și a venit nou în oraș cu familia ei și a venit acum să mănânce și ea pe la burger pe la asta, că a văzut că e un restaurant prin zonă pe aici și a zis hai să merg și pe la restaurant și după aceea o să vedem cum o să facem noi, ca de fiecare dată știți că o să ne schimbăm vocea, să sperăm că nu o să-și dea seama Darusel, pentru că o să fac o voce nu știu cât de diferită să fie de cea de Nisei, dar o să încerc eu cât mai mult posibil să fie o voce cât mai diferită. Acum vreau să mergem la restaurant, să ne punem acolo la masă și să vedem ce o să facă Darusel. Scrieți-mi în comentarii dacă voi credeți că lui Darusel o să-i placă de Mara sau nu, Mara 2012. Uitați să știți ce părere aveți voi de fapt. Uitați, mie mi se pare interesant, mi se pare chiar super tare skin-ul acesta și eu sunt de părere că lui Darusel o să-i placă de Mara. Hai să mergem acum să-i de mamă, dar uitați-vă câte mașini sunt aici la Darusel, bă, de când a cumpărat el restaurantul, nu știu, sunt foarte multe mașini, adică nu știți ce sunt atâtea mașini, că oamenii nu prea par, dar în fine, mamă, ok, de uitați și oamenii ăștia pe aici, bă, dar unde fie asta, mă, cred că o fi prin bucătărie pe acolo, hai să mă pun și eu, unde să mă pun, mă, să mă pun, haideți că mă pun la masă asta, că aici se întâlnise el cu Alice, mi se pare, de fapt, nici nu știu cum, cu Alice a venit iar la noi acasă, nu mai știu exact cum a fost întâlnirea cu Alice, dar da, mergem aici, Alice este fana nebună, ei, acum este Mara, să sperăm că Darusel o să fie pe, pentru că să sperăm că Mara o să fie de fapt pe placul lui Darusel, pentru că Darusel este pe placul mare, pentru că altfel n-am putea să mai facem asta, dar mă pun aici foarte frumos și acum îl așteptăm pe Darusel să sperăm că este acolo de la bucătărie, că vedem că tot stă la bucătărie, mie că o să stea toată ziua acolo și n-o să vină să ia comanda mare și ar fi foarte păcat. Bă, dar ce tot facem asta? Vedem că nu mai vine, lasă că trebuie să mă duc eu la jumătate aici să vedem că nu știu ce face Darusel pe bune, mamă, deci trebuie să-mi fac eu voce, hai să vedem cum ne facem voce înainte să vorbim, că încă nu mi-a stabilit vocea, deci fiți atent, să-mi fac ceva de genul așa, bună, ceva la genul, cred că așa o să fac, ok, hai să mergem acum la jumătate să vedem, bună ziua, vreau și eu să comand ceva de aici, bună ziua, bună, alo, bună, ce faci? Bună, aș vrea și eu să comand ceva de aici, am văzut că este un restaurant, vreau și eu să comand. Stai, unde, vino. Adică, tu nu ești bucătar, tu? Ba da, eu tu vreau să zic, uite, stai locul pentru dumneavoastră, uite, stai, ia să curăț, ia, fu, hai. Da, haideți că mă pun aici, bună, deci, aș vrea și eu să comand ceva de aici, nu știu exact ce să comand, pentru că sunt nou aici venit în ola și nu prea știu ce este pe aici, ai putea să-mi dai și mie o recomandare? Da, mie mi se pare vocea dumneavoastră cunoscută. Vă știu de undeva? Nu știu, că eu am venit acum în ola și m-am mutat cu familia mea. Oh, e perfect. Mamă, bă, dar e foarte frumoasă. Deci fii antenă. Ce comandă vreți să vă aduc? Păi da, asta am întrebat. Nu știu ce este pe aici. Nu cunosc absolut nimic. Adică, dai tu o recomandare, ceva? Da, eu să vă dau o rețetă foarte specială care doar eu știu, ok? Ok. Da, uitați la Darusel cum vorbește, nici nu știu, în fine, haideți că mă pun azi, ce a făcut Darusel, în primul rând, azi, ce a făcut aici, dacă a scuipat el toate alea, în fine, nu mai facem, de-aia nu m-am pus eu acolo, că a scuipat Darusel, momentan am văzut că a suspectat el ceva, a zis că mi se pare vocea cunoscută, nu știu ce a zis treaba aceasta, dar da, hai să stăm aici, să-l așteptăm să vedem, bă, dar cât o stăm, mă, nu știu, hai, așteptăm aici totuși și să vedem ce o să facă Darusel, ce ne aduce aici, pentru că i-am zis că o să-mi aduc o rețetă, bă, vă dați seama, cred că o să-mi aducă burger, dacă el ce, o rețetă secretă sau ce a spus el acolo, nici nu mai știu, dar cred că 100% o să fie burger, bag mâna în foc, scrieți voi acolo în comentarii. Bă, dar nu mai vine Darusel ăsta, uitați-vă puțin la omul ăsta, mă, ce face? O, domnul, ce căutați aici? What? Bine, eu n-ar trebui să vorbesc cu vocea asta, dar mă rog, în fine, e un NPC. Bă, Federico, hai, dă-mi cu, așa. Cred că vine Darusel aici, Bună! Frumosul, ce faci, frumosul? Ia uite, fii antenă, eu ți-am adus specialitatea casei, un bacon burger, adică un burger care mai mie îmi place. Este o rețetă secretă. Da, unde este burgerul? Unde l-ai pus? Uite, ia. Da, unde? Mi l-ai pus pe dedesubt, unde-l pui? Nu știu. Gata, hai că am găsit-o. Ok, îți mulțumesc foarte mult pentru burger. Auzi, dar cât costă? Pentru dumneavoastră o să fie gratis. Dar poți să-mi vorbești normal, că sunt un copil. Adică nu înțeleg de ce-mi vorbești cu dumneavoastră. Mie că sunt un copil. Sunt un copil. Adică cum adică să fie gratis? Adică așa se dă pe aici din oraș? Nu, așa se dă la fete frumoase. Mulțumesc. Cum adică? Plătește, hai plătește.
ce? Cum adică? Păi ai zis că e gratis. Adică noi sunt foarte frumoase. Aaa, pleacă, lasă-mă la parte. Glumeam, hai, vino, că e gratis. A, uitați, ăla dar înțeleg, băbune, nu știu care face, cum face treburile astea. Auzi, dar tu ce cauți? Nu trebuie să fii la muncă. Tu ești angajat aici? Nu, eu dețin acest loc. Cum adică dețin acest loc? Cum adică și tu lucrezi? Cum adică ești bucătar și... Păi da, ce? A, da, îți plac burgerii, văd, interesant. Da, sunt preferații mei, da, uite, păi până la urmă cât costă, cât face, că, adică, da, eu am venit, o să plec de acum, că... E gratis, e gratis, dar fii antenă. Stai, dar pe tine cum te cheamă? Pe mine, nu știu dacă aș vrea să spun, pentru că, nu știu dacă, adică, da, hai că mă cheamă Mara. Mara este numele meu și am 11 anișori. Șmecher, fiatele, așteaptă aici. Da. Ce nume? Mă stai puțin, dar să le râde cumva. Mă, dar să le... De ce râdeai la panomatul acela, la dozatorul acela de apă? De ce râdeai la el? Pe fie antenute, la dozatorul de apă, are un fel de apă care te face să râzi, ia să beau. Mamă, ce mă gândi la apă așa, deci fie antenă, Ava, Maria, am uitat cum te cheamă. Hei, cum adică? Adică, acum... Am spus numele meu și cum adică ai uitat cum mă cheamă? Și eu am zis că mai bine nu-ți mai spuneam numele. Cum ziceam eu prima dată? Dar nu mai țipa așa că mă sperii. Ok, gata, deci fii antenă frumoasă. Tu de unde ești? Păi eu sunt de la mama și de la tata de acasă. Scuze, a fost apa. Da, a fost o glumă bună, ți-a plăcut? Știi să glumesc? Nu! Da, ok, deci știe Darasel să se comporte cu o fată 100%. Uitați-vă puțin cum se comportă Darasel cu o fată. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă voi credeți că Darasel... Ce? Ce? Unde-ai plecat? Pe fiantele, eu am fost cu Darasel. Dar tot claxonează cineva acolo. Ce se întâmplă? S-au auzit niște voci, s-au auzit acolo de afară, în parcare, e cineva cu mașina. Alo, mai încet, bă, așa nici fie antenă. Mara mă cheamă, Mara, M-A-R-A. Da. Deci fie antenă, mă, ăsta, Mara, vreau să știu ce-ți place. Ce să-mi placă? Mie-mi place să pictez. Pe bune, ia vino. Ce vrei să fac? Unde vrei să vin? Ce fac? Alo? Stai! Taci! Hai, urcă! Ei, de ce vorbești așa cu mine? Eu nu urc cu străinii, mai ales cu tine, care îmi vorbești foarte urât. Eu n-am încredere în tine, ești un copil. E aproape, vino chiar aproape. Dar mie-mi frică cu motocicleta, n-ai mașină? Nu, dar hai, mai bine mergem pe jos, hai, vino că mergem pe jos. Mai bine, unde? Mamă, picturi, cât de tari sunt astea, dar știu să fac și mai frumos. Ok, fiantele, ia desenează-l tu pe ăsta. Să-l desenez? Păi da, n-am de astea la mine aici, trebuie să am eu culorile mele. În fine, auzi? Ce-i în spate? Ce în spate acolo? Nu e nimic în spate. Lasă-mă-n pace, eu mă duc la mami, pleacă, lasă-mă-n pace. Uitați-vă puțin, dar zi, cum se comportă cu o fată? Bă, voi vi se pare normal, adică se comportă mai urât decât se comporta cu Denisa. Nu știu dacă îi place de Mara sau doar face mișto de ea, sau nu știu care este faza, de ce se comportă așa, dar zi, ok, vedem că vine încoace. Stați că mă pun aici ca și cum stau supărată, cum ar veni, că Mara e supărată aici la colț. Și să vedem dacă vine asta. Mă, ce tot face la, uitați-vă puțin la el, cum stă acolo în spate, el, uitați, n-ai niciun strâng. Hello, Habibi, stai. Așa, hello, Habibi, iau-te, îți place? Îți place ce am aici? Ei, ce cauți după mine? Mike, tu vreau să vii să vorbești cu mine? Dar nici fii antenă, eu vreau să te duc într-un loc care mie îmi place, ok? Dar de ce vrei să mă duci într-un loc? Adică să ai puțin, eu nici măcar nu te cunosc pe tine. Păi fii antenă, vreau să zic că mie îmi place așa, ăsta, mi-mi place de te, că mie îmi place de un loc și vreau să mergem, hai, vino. Da, puțin, hei, dar eu nici măcar nu te cunosc pe tine, cum te cheamă? Ești neaftă împărat, ok? Ești obraznic? O să mă duc acum la mami și la tătii să te spun. Bine, hai, lasă-mă în pace. Ești foarte rău. Da, uita să puțin la dar să le cum face. Auzi, băiatu! Hei, hei, da, hei, hei!
puțin aici, vine puțin aici. Să știi că îmi place amuzamentul. Să știi că îmi place amuzamentul tău, ești foarte amuzant. Alo, ce faci aici? Vrei să te spună mami? Da! Îmi place amuzamentul tău, dar... Dar pe tine cum te cheamă, că nu mi-ai spus. Păi pe mine mă cheamă Darusel al treilea 2012. Darusel al treilea 2012? Adică al treilea? Păi eu sunt al treilea Darusel de pe planetă. Adică tu ești un de la mai fake, mai fraier, nu? Nu! Hei, ce faci? Dar ești foarte amuzant, să știi, chiar îmi place, nu știu... Auzi, am să spun ceva. Ce? Știi care e faza? Eu nu prea cunosc oraș, adică eu m-am mutat recent, de vreo două zile stau aici, a? Stau pe undeva prin oraș pe aici și eu nu prea cunosc orașul, adică nici n-am fost pe nicăieri, am descoperit restaurantul ăsta recent și altceva, adică cred că mi-am făcut un prieten, nu știu sigur, vrei să fim prieteni? Pe bune? Păi da, nu știu, ești foarte amuzant, îmi place și nu cunosc pe nimeni pe aici. Nici eu? Păi, adică cum nu cunoști pe nimeni? Păi tu ai un restaurant și nu cunoști pe nimeni? Păi fii atentă, pe mine mă urăște tot orașul. Dar nu mai se poate așa, că nu înțeleg nimic și mă și sperie. Adică sunt aici lângă tine, te aud ca să știi. Am zis că pe mine mă urăște tot orașul. Ești foarte amuzant, gata. Ești foarte amuzant. Gata, dar acum vreau să vorbim serios, pe bune, spune. Ok, deci pe mine mă cheamă Darusel al treilea, 2012. Și fii atentă, pe mine mă place tot orașul, pentru că restaurantul meu, dar este cel mai bun aici, ok? Și fii atentă, mie îmi place de tine și vreau să fim prieteni. Adică să fii ca și capătă la... Da, vreau să fim prieteni. Auzi, dar tu cum e restaurantul ăla? Nu ești cam micuț? E, și na, îți mic și prost, dar merită. Ești prostorac tu. Mă, ești foarte amuzant. Nu știu de ce ești foarte amuzant așa, dar auzi, eu nu știu nimic din orașul ăsta, tu știi? Adică tu unde locuiești? Păi fii antenă, eu mă stau cu cineva, vrei să vezi? Unde stai tu? Că nu, adică stai pe aici, prin apropiere? Păi da, hai, urcă! Dar știi să controle, așa, gata. Hai, mamă, ce-acolo, ia, ce-acolo, mamă, îți place ce-acolo, Da, sunt, ce e pe aici, e o altă lume, ce e asta? Nu, e un construcție, uite, aici a fost bătălia cu gheață. Ce? Stai puțin, hai, așa, gata, că nu aud prea bine de elicile asta. Dar ce căutăm pe casa oamenilor aici, hai să plecăm, că cine știe? Da, vino, picior, așa de șantră. Mâine apare partea a doua în jurul orei 15:00. Ei bine, scrieți acolo în comentarii ce credeți că se va întâmpla mâine și abia aștept să vedeți, pentru că este foarte amuzant și să vedeți că situația dintre cei doi degenerează într-un anumit fel. Cred că ăștia doi o să ajungă cei mai buni prieteni, dar niște prieteni de aia care să facă toate alea, să jignesc toate alea, foarte, foarte amuzant. Scrieți-mi în comentarii ce credeți despre relația dintre cei doi și ce credeți că se va întâmpla mâine. Hei, Darusel, dar știu că ești foarte amuzant, dar să știi că cu asta nu se poate glumi, că poate ne accidentăm pe aici. De ce faci așa ceva? Păi fii antenă, eu am burgerul, supa burgerilă. Ei, ești foarte amuzant, dar ce căutăm aici la oameni acasă? Hai să plecăm, că poate ne vede cineva că suntem... E casa noastră, hai că e casa mea, vine, e casa mea. E casa ta aici, wow, cât de tare arată. Mă, câte chestii ai pe aici. Mă, Darusel, înțeleg amuzamentul tău, dar te rog, nu mai face așa, că... Adică eu vreau să vorbim serios, pe bune, nu am chef de prostiile tale, ok? Ok, fii antenă, vină frumos, uite, asta este Yahoo. Nu aici stai și mâi la fotbal. Ia, unde-i, dă-i, unde-i? Hai, Messi, Ronaldo, dă Ronaldo, scor! Și Ronaldo, ia, si, stai, si, și-am căzut. Foarte amut, dar sunt gata, am înțeles că ești amuzant, am înțeles că îți place să impresionezi oamenii, că ești foarte amuzant, bă, dar este foarte frumoasă casa ta, deci asta este casa ta, pe și tu unde locuiești, dar se unde este camera ta? Unde? Stai, nu, pleacă, așteaptă aici,
deci fiți atenți, că dar în fel s-a dus acolo, dar s-a dus înainte, dată, ia mă, ce vorbește mă la pe acolo, ia mă, că nu sunt curios așa. Mamă, ce prost ești, eu am uitat că am făcut mizeria, să scot capurile de dragon, eu cred că vreau să-i fac un prank. Ok, deci am înțeles care este faza cu Darusel, ok, hai să zicem că n-am auzit ce-a zis acum cu prank-ul, dar fiți atenți, am observat că Darusel a intrat în cameră și a văzut că el a lăsat dezordine, pentru că știți că Darusel când am plecat de acasă, când a plecat el de acasă și eram eu costumat ca mine, adică nu eram costumat, eram Rafael, nu eram transformat în Mara, știți că Darusel făcuse dezordine pe acolo înainte să plece, pentru că el își căuta burgerii pe care nu-i găsea și i-a găsit direct într-un dulap, el stătea acolo, în fine, nu mai contează asta, dar acum trebuie să vedem ce o să facă Darusel, ok, deci am zis că vrea să fac un prank, ok, eu l-aștept aici pe canapea să vedem ce o să facă. Mara, ce vrei? Ai gata 3, da, 2, a, intrat, mamă, când ai calculator, nu pot să cred, să-ți plac jocurile pe calculator? Da. Dar și mie îmi plac, știi ceva? Și știi ce îmi place mie cel mai mult să mă joc? Fortnite. Și mie, ia, hai, edit, full box, Darusel, înțeleg că vrei să impresionezi fete, înțeleg că te crezi amuzant, dar Darusel, nu știi să te joci Fortnite, am observat asta, hai să mergem acum, că nu e de tine Fortnite-ul, ok, pe și asta e casa ta, pe și stai puțin, cum adică e casa ta și așa de mare, tu ai doar, cum îți permiți tu casa asta? Pe fii atenă, eu pentru ca să am casa asta, eu fac YouTube, adică un prieten de-al meu face YouTube și îl folosesc, dar să nu zici, ok, să nu zici. Ce să nu zici, că nu înțeleg? Ei, nu contează, dar vino. Păi și stai puțin, și pe aici ce e pe aici pe stăl, dacă tu, adică tu mai locuiești cu cineva în casă sau ce? Da, cu prietenul meu, că ți-am zis de asta este camera lui. Mamă, cât de tare! Îmi place mult mai mult camera lui, este foarte tare! Uite, cu galben, culoarea mea preferată, foarte frumos! Uite ce frumos are el! Să dau ție dacă vrei! Cum adică, pe casa lui? Nu, e casa mea și fiatele, eu o să-l dau afară și gata, hai! Dar stai, stai! Dar stai, tu nu mai țipa așa, Darusel, ți-am mai spus odată, ți-am mai spus de 1000 de ori să nu mai țipi, ce țipi așa, Darusel, că nu te înțeleg! Nu știu, pe fiatele mare, eu o să mă duc o leacă, că vreau să vorbesc la telefon! Păi, Rafael, ia că sunt pe Rafael! Alo, Rafael! Bii, ok, deci asta vrea să mă sune, mă, am telefonul gata aici. ce vrei, mă, Darusel? Ce mai vrei? Ți-am zis că am plecat. Unde? Acum mă cauți, Darusel, până acum vrei să plec de lângă tine și acum mă cauți. Ce tot mai vrei, Darusel, că nu te înțeleg? Pe fiatelul, bă, Rafaele, tu acum unde stai? De acolo să stai, bă, gata, te-am dat afară din casă. Hai, pa! Uitați-ne puțin la Darusel ce face. Ok, hai că l-așteptăm aici în cameră să stăm aici. Ia că mă pun la calculator să vedem ce uite Darusel. Dacă mă pun aici la calculator, l-așteptăm aici să vedem ce o să facem. Și da, bă, Darusel nu știe, cam ciudat, sincer. Nu știu cum se comportă cu fetele și cu toate. Stai, bă, ce? Deci fii antenă, Mara, uite, ți-ți lase camera ta nouă. Mara, cum adică tu așa-ți permiți, Darusel? Cum adică să stau aici? Eu stau cu mami și cu tati. Și acum o să stai doar cu tati. Hei, ce mănânci acolo, Darusel? Mănânce mințe de fapt? Ce scârbos tu mănânce? Ce scârbos ești? Uitați-o puțin la Darusel, bă, dar nu știe absolut deloc să se comporte cu o fată. Nu înțeleg absolut deloc, eu am plecat afară. L-aștept aici, că tatăl nu știu măcar. Ava, măr, Ava! Mă, ce să audem ăsta? Bă, dar țipă prea rodotul, mă, ce tu? Ara, nu! Darusel, fii atent, te-am auzit când ai zis că vrei să-mi faci o farsă, tu acum ți-ai pus dispozitiv de la telefon, ai dat drumul la volum ca și cum că tu ai făcut un pârț, ceva, nu? Nu! Cum zic că nu? Și ce-ai făcut? Da, eu chiar l-am făcut! Ce-ai făcut? Pârț! Hai, Darusel, gata, că nu ești amuzant, mă, auzi, da, Darusel, nu mai se pot la mine, ți-am zis că mă enervezi, ok? Ok! Așa, Darusel, tu ești atent, eu ți-am spus că nu cunosc absolut nimic de pe aici și tu știi,
tu stai aici de foarte mult timp. Îmi prezint și mie orașul, tot orașul, că știu că în partea aia este foarte multă lume, foarte frumos, foarte modern. Da, dar fii antenă, eu, dacă tu vrei să mergem, eu am pentru tine o mașină nouă, ești gata? Eu îți arăt Dacia Barcă. Dacia Barcă? Doar să ți se arde de glume cu mine. Mă, dar Rusel, ți-am spus că vreau, mă, da, ți-am spus să nu mai faci atâtea glume, gata, dar Rusel, că nu mai ești amuzant, pe bune, nu ți se ia și ție, dar Rusel, la câte glume faci tu, la câte amuzant ești tu? Nu, ok, hai, urcă. Măria, ce, doamne, dar Rusel, hai că mai bine merg pe jos, dar Rusel, tu vezi că merg mai repede ca tine, ha, ce fraier ești, să plecă. Ok, deci uitați să puțin la, dar Rusel, mă enervează foarte, foarte, ok, dar Rusel, ce tu, mă, dar Rusel, îmi prezint și mie tot orașul acesta să-mi arăt și mie locuri foarte frumoase sau ce facem aici, că nu te înțeleg. Ok, vino. Da, bă, uitați, bă, enervam foarte rău, nu știu de ce, bă, chiar, adică la mănuții, mai serios, chiar mă enervează, dar Rusel, cum face așa, nu înțeleg absolut nimic, nu se înțelege absolut nimic din toate trebuie astea de aici, eu o să-l aștept aici acasă să mergem cu mașina, că deja mă enervează, vreau să-i arate mare, tu ce din oraș totul foarte frumos și după ce uitați că vedem că vine parcă sau nu știu ce, mă, ce facem ăla, în fine, vreau să-l așteptăm aici, ok, da, bine, îl așteptăm aici, în ce mânără. Vino! Mă, dar ce tot ții post așa, mă, că mă enervează, bă, frate, nu, acum chiar vreau să scap de el, deci chiar mă enervează, nu vreau să-l mai trolez așa, bă, doamne, cât țipă, nu am, că eu nu-l mai supăr pe unul, deci dacă mai țipă o dată, nu, că eu mă arunc aici, în lacul ăsta. Dar Rusel, fii atent, am văzut astea pe aici, ce sunt cu ele, că mi se pare foarte interesant, ce sunt, bă, ce faci? Ce fac, nimic, aud și antena, aici a fost o bătaie cu bulgări. Hei, dar să-mi aproape, să-mi aproape, că nu te-am uitat, dar Rusel, acum, deci fii atent, acum, vorbești foarte tare și acum vorbești foarte încet. Mă, dar Rusel, tu chiar, mă, nu ești amuzant, ți-ai spus, termină cu glumele astea, hai să vorbim serios, arată-mi, prezintă-mi, fă-mi frumos, dar Rusel, să avem o zi frumoasă, dar Rusel, că eu nu m-am mutat aici pentru că am auzit că este un oraș foarte tare și, da, de-aia m-am mutat, că e un oraș tare. Ok, fii atent, noi am avut aici o bătaie cu bulgări. A, și care voi? Păi, eu, un prieten și un frate, nu știu, cheamă Alice, Alice, am uitat. Alice? Ai o prietenă aici? Vreau și eu să o cunosc. Păi fii antenă, ea nu este acasă, așa că n-au, o să vezi în viitor, ok? O să vezi în viitor. A, în viitor, ok. A, foarte interesant, mă, dar Rusel, stai puțin, vine înapoi pe aici. Eu vreau să-mi prezinți foarte frumos toate locurile de pe aici, adică am auzit că pe undeva există un parc de distracție sau ceva de bowling? Da! Au, dar Rusel, nu ești amuzant, ca să știi, dacă mai faci așa, o terminăm, eu o să plec acasă și o să te spun la mami și lui tati, ok? Ok, deci fii antenă, haide să mergem în parcul de distracții! Yay! Asta la vista, baby! Bun venit în parcul din Grand City! Yay! Hai să ne jucăm! Ia! Shoot! Bam! Bam! Stai! Dar Rusel, mă băi și pe mine să mă, hai să ne uităm prima oară să vedem ce chestii sunt. Sau nu, hai! Dar Rusel, ne jucăm împreună sau te joci singur? Cu tine, hai! Ajută-mă! Ajută-mă! Păi, dar nu știu ce trebuie să fac aici, dar Rusel, că nu înțeleg, dar Rusel, ce trebuie să fac? Apeși pe buton! Aaa, ce tare! Aaa, și se dau toate astea jos cât de tare, dar Rusel, da, hai să mă împiec trestit, dar stai să vedem ce mai e pe aici. Ce e asta? Hai, ia! Mara, uite, Mara, ia, uite! Ia uite ce am câștigat! Cum adică, ai câștigat de aici? Da! Mamă, cât de tare, dar Rusel, e foarte tare, poftim înapoi, hai să ne mai uităm să-l vedem. Nu, fii antenă, uite, ăsta este pentru tine. Aaa, dar Rusel, dar nu sunt antena. Ei, dar să dată, da, ți-am spus să nu mai râzi, să nu mai faci glume, nu ești amuzat. Adică, ia de flori! Dar Rusel, am înțeles, ok, ia ții asta înapoi și ia ții de... Mamă, trambulină, să sărim pe aici, ce tare! Dar nu prea merge trambulina asta, avem... Da, uitați-ne puțin la Dar Rusel, deja iar mă enervează, bă, frate, pe bune, nu știu, bă, mă enervează chiar... Abum, ce vrei? Dar Rusel, dar cum ajungi așa departe, foarte sus, bă, Dar Rusel, cum? De unde te pricepi tu așa mult? Păi fii antenă, eu... Eu nu vreau să fiu antenă, de ce spui mereu fii antenă, nu te înțeleg? Ei, fii atent, atentă, deci fii antenă, eu sunt foarte antrenat, ia, uite, ia, haia, bam, brrra, haia și ia, Dar Rusel, ia uite-mă, ia-mă să te văd dacă ești mechietul, Dar Rusel, ia-te-mă cu pumnul aici, hai, ia, tu, ia, ia, a, 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 a
mâna, stai! Câtă fraierii, dar râsel, ha-ha-ha-ha-ha-ha! Râsel, dai sărul, dai! Da! Hei, bă, deja nu mai supăr pe râsel, pe bune, mă enervează rău, bă, dar chiar mă enervează rău, dar nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă ați mai vrea să mai facem treaba asta, că pe mine mă enervează foarte rău, nu știu, scrieți-mi dacă vreți să mai facem cu fana, bine, nu cu fana, să spun că nu e Alex aici, dar fiți atenți că trebuie să cunoască și Alex pe Maya și să vedem, pe Mara, pardon, nu pe Maya, dar știți care este faza, nu știu de ce, eu n-aș mai face, sincer, nu știu, scrieți-mi în comentarii dacă merită să mai fac treaba aceasta, pentru că Darusel pe mine mă cam enervează și nu știu ce să mai fac, sincer, dar totul depinde de voi, scrieți-mi acolo în comentarii și acum hai că mă duc înapoi la Darusel pe aici să vedem, să stăm și noi prin toate astea, să vedem ce putem să facem, uitați, ia mă, ce face asta? Aia! Bine, am câștigat! Yay! Am câștigat! Sunt cel mai meche, Darusel 2012! Ce trebuie să ia, ia, opa, opa! Uitați-vă că după aia e prost rău de tot ăsta, pe bune, uitați. Darusel, Darusel, ce faci acolo? Ajutor, ajutor! Ce fraier ești, Darusel, ha-ha, vezi dacă te crezi amuzant? Nu! Acum, fii atent, cine râde de la urmă râde mai bine? Mamă, Darusel, băi, e mișto pe aici, chiar îmi place, e foarte tare, Darusel, dar ce e aici? Fii antenă, asta este zona de bowling, dar fii antenă, mie nu-mi place zona asta. Mă, Darusel, dar stai puțin, tu ești răcită, tu vorbești așa sau ești, nu, dar ce? A, pe dacă te arunci în apă, faci toate prostile, Darusel, tu ești foarte prostă, n-a cam văzut. Da, nu, dar nu, că fii antenă, mie nu-mi place zona asta, că fii antenă, eu am mai dus o fată, o chema Denisa și fii antenă, ea s-a supărat foarte rău. Ei, păi, cum adică ai mai dus o fată aici? Da, era o colegă de-a mea de la grădiniță. A, de la grădiniță? Păi și de ce s-a supărat? De ce s-a supărat? Că am bătut-o, e fraieră, lasă-o în pace, e foarte fraieră. A, păi, dar eu n-am nimic cu ea, adică nu știu, dar... Ha, hai să mișcăm aici, că mi-mi place asta, dar să... Uite, ok. Hai, fii antenă, fii antenă. Hai, ok. Hai, Darusel, fii antenă, Darusel, stai, Darusel, Darusel 2012, Darusel 2012. Stai. Bă, e prea prost ăsta, nu știu, mă enervează foarte rău. Uitați-vă cum se comportă Darusel cu o fată, pe bune. Nu înțeleg absolut nimic din ceea ce face el. Se comportă foarte, foarte ciudat cu o fată. Nu înțeleg ce e cu comportamentul ăsta pe el. Mara, Darusel, mă super, eu am vrut să ne jucăm aici. Și te duci acolo, ce cauți acolo când eu am vrut să ne jucăm aici? Hai, la bowling, pe mine puțin, te rog. Nu, hai, vino. Dar Darusel, tu așa te comporți cu o fată chiar. Darusel, ești foarte rău. Hei, dar uite de ia de-ți puțin căscuța aia jos de pe cap. Ia de-ți puțin căscuța. Dă puțin cască. De ce rămas? Darusel, ți-am spus că nu ești amuzant. Termină, tată. Darusel, n-ai păr în cap. Mamă, bă, dar mă enervează, bă, bune, foarte rău, na, uitați-vă cum... Bă, dar, nu, e foarte enervant, ceea ce pot să spun este foarte enervant și uitați-vă puțin, e mai enervant decât era cu Denisa. Cu Denisa nu părea așa de enervant, dar într-un fel e amuzant, mă, dar nu știu, mă, cam enervează pe mine, dar eu zic că merită, adică pentru voi, dacă scrieți acolo în comentarii că merită, o să merite și o să mai facem. Denisa, îmi pare rău să fac asta, dar ursule, atac-o! Ce, Denisa? Darusel, cum adică Denisa? Eu sunt Mara, Maya, ursule, atac-o! Pe ea, nu pe mine! Bă, pe ea, nu pe mine! Băi, te simți? Bă, pe ea, nu pe mine! Bă, cu minte, potol! Uitați-vă cât de fraier e Darusel, bă, mie nu-mi vine să cred așa ceva, Darusel e ce mai fraier, pe bune, uitați-vă puțin la el, mă enervează la culme, dar e foarte amuzant, uitați-vă câte chestii amuzante face, mie mi se pare că este mai amuzant decât era el înainte, cu Denisa, parcă se comportă el mai frumos, mai așa, mai, nu știu, dar așa, bă, știți care este faza, nu știu, relația aia, dacă ar avea o relație cu Maya, nu știu, eu vreau să cred așa, nu știu, mie mi se pare că Darusel cu Maya ar fi cei mai buni prieteni, pe bune, adică s-ar înțelege de mine.
reuniune, nu știu, faci fac așa niște de-astea, adică nu mai știu ce să mai zic, sincer, mie mi se pare, scrieți-mi în comentarii dacă tare să-l vreți să se pună împreună cu Mara, adică să zicem ca și cum că ar fi iubita lui sau dacă ar fi... Mara, ascultă-mă, Mara, Maia, Mara, mama! Mama, tata, eu sunt mama ta! Așa, întâlnă, mami, nu mă bate! Ok, da, deci mă enervează, pe bune, Darcel, nu știu cum ce tot face, dar toate treburile astea, nu știu, eu cred că Darcel ar fi mai degrabă un prieten cu Mara, adică ar fi niște prieteni foarte, foarte buni, nu știu, cei mai buni prieteni, Darcel și cu Mara, scrieți-mi în comentarii ce credeți voi că o să fie Darcel și cu Mara, ce ați vrea să fie și o să încerc să fie fix ceea ce vreți voi, în fine, o să vedem toate treburile astea, dar să le vedem că... Uitați-vă, Darcel, eu nu înțeleg nimic, eu nu înțeleg nimic, uitați-vă, uitați-vă ce face, bă, a nebunit ăsta dată, pe bune, nu, uita, da, ăștia cred că cei mai buni prieteni, da, prieteni de ăștia ce se dă. M-ai enervat, Mara, și fiante, pentru că m-ai enervat? Darcel, că vreau să vorbesc ceva cu tine. Mă, dar poți să nu mai exibi atât de mult, dar Darcel, că mă enervez pe bune. Ok. Da, termină, tata, gata, Darcel, mă, nu ești amuzant, termină, tata, Darcel, ok, am înțeles. Vezi că mă duc la mami și te spun, ok? Nu, stai, uite. Și stai puțin. Da, o să-l chem pe tatăl meu să te bată, că ești foarte rău, Darcel, să-ți dea o mamă de bătaie, cum faci tu la fete, Darcel, tu ești nesimțit, ce dai așa mine, Darcel, cu arcul. Darcel, nu se întâmplă astea cu arcul. Da, n-am ce să mai zic, scrieți-mi voi acolo în comentarii dacă vrei să mai facem chestii de genul, dar eu să cred că Darcel și cu Mara o să fie cei mai buni prieteni, asta am eu impresia că o să fie prieteni de nan, bă, ca frații, mă, dar frații de aia de să ceartă foarte rău, scrieți-mi acolo în comentarii ce credeți că o să se întâmple și, da, nu mai vreau să mai zic nimic, nu mai știu ce să mai zic, deja mă ia capul, sincer, adică cu Darcel brain damage total, sincer, scrieți-mi în comentarii ce credeți că o să se întâmple între Darcel și Mara, dacă credeți că o să fie ca frații sau ce o să fie între ei, eu, sincer, n-aș mai vrea să mai fac episoade cu Darcel în genul acesta, adică mă, e foarte enervant, sincer, nu prea mă înțeleg cu el, adică ați văzut că Mara nu se înțelege absolut deloc cu el, dar scrieți în comentarii ceea ce vreți voi să se întâmple. Astăzi este o nouă zi, o nouă curiozitate, deoarece astăzi vreau să mă transform din nou în Mara, vreau să-și facă Darcel din nou prezența cum ar veni practic cu Mara. Bă, de ce s-a făcut noapte, bă, stați-vă puțin că ceva e în regulă, mă, eu abia am început ăsta să fac acum, dar am zis că e dimineață și acum s-a făcut noapte, mă, ce se întâmplă, mă, afară, mamă, vremea asta s-a dat și apă peste cap, s-a dereglată tot, cu toate chestiile astea, dar astăzi vreau să mă duc la Darcel înainte de toate, pentru că vreau să văd ce planuri are, să vedem ce o să facă el astăzi. Eu o să-i zic tot așa, că o să plec sau vedem noi ce o să-i spunem și toate chestiile astea, că în caz că o să vină cu Mara, adică cu mine, practic fake, cum ar veni, cum știu, o să fie o costumat, o să vină poate pe aici și o să se întrebe bătate de fapt unde era fel și toate astea și poate își pune niște semne de întrebare așa mai ciudate, dar în fine, hai să mergem la Darcel să vedem ce face el și scrieți-mi acolo în comentarii dacă credeți că astăzi Darcel va face niște chestii, adică na, nu, voi uitați-vă la părțile trecute ca să vedeți despre ce e vorba, nu vreau să mai zic prea multe. Hai să vedem ce face și Darcel și toate chestiile astea de genul. Darcel? Bă, dar, bă, ce? Bă, alo, bă! Bă, ce faci? Bă, ce faci mai aici, bă, Darcel? Iar te-ai costumat, în ce te-ai costumat, bă, de ce te-ai costumat? Ia de puțin capul, ia arată capul, dă așa capul, dă capul în jos, să vedem. Dă-te așa, să vedem. Păi mă uit așa, mă, deasupra, mă, stai puțin, Darcel, mă, stai puțin, de ce te-ai costumat în fermier? Iar te duci acolo la fermier la astea? Da, bă, pa! Stai, nu, fiate, bă, la fel, e tu, pa! Eu o să mă duc să mă joc, eu, ok? Hai, un, dă-i, fulbox! Mine că nu știu ce te auzi așa, mă, Darcel, nu înțeleg. Mă, ce s-ai făcut, Darcel? Ce ai bățit, Darcel? Gen, te-ai îmbrăcat așa și devii fermier și acum ce, în schimb, și gen, nu știu, Darcel, mă, ce faci tu azi? Că nu te înțeleg. Ai zis că te devii la fermă, te-ai îmbrăcat în fermă și acum te pui la calculator. Ce înseamnă asta? Hai, fii, bă, eu vreau să plec la fermă, stai, Darcel, ce nu înțeleg, să stai așa puțin. Așa, mă, Darcel, ce tot faci tu azi? Că nu te înțeleg, adică te-ai îmbrăcat așa, te duci în fermă, mă, dar s-a făcut noaptea fără tu, de ce s-a făcut noaptea, Darcel, ai ceva să-mi spui, Darcel, iar faci tu magie din alea de să faci noaptea fără și toate chestiile astea de genul, Darcel, sau ca acum să facem zi, mă, Darcel, ok, bă, lasă-mă cu prostile tale, bă, Rafel, fii antenă, eu o să mă duc mai târziu în fermă. Ce, stai, mă, că te întrerup, bă, Darcel, mă, ce, bă, Darcel, tu și în realitate ai lag ca pe Discord, ca pe astea, când vorbim, mă, ce se întâmplă, Darcel, cu tine? Da, Darcel, foarte amuzant, ești, în fine, mă, Darcel, înțeleg toate chestiile astea, dar nu înțeleg faptul ce o să faci tu astăzi, mă, de ce, mă, gâtul așa, bă, Darcel, ai gaură aici, doamne, Darcel, ce se întâmplă cu tine? Bă, lasă-mă, bă, Rafale, lasă-mă, că fii antenă, eu o să mă duc să mă joc eu, hai, one, dă-i, full box,
Da, ok, ok, padarusele, padarusele. Ok, ok, da, padarusele, am plecat. Poți să nu mai țipi așa de tare, că deja țipi în toată casa și nu înțeleg. Okay. Așa. Gata, mamă, deci nu-mi vine să cred așa ceva. Uitați-vă puțin la tarusele, nu înțeleg de ce s-aude așa în felul ăsta. Ce mă enervează, nu știu ce faci. El face numai tâmpenii, darusele, pă bune. Adică n-am ce să mai zic sincer, mă, dar ce tot face, mă, ăla acolo, mă, bă, pă bune, nu știu, mă enervează, dar aolo, mă, dar cum poate să fac ceva de genul să mă transform în Mara și după să dea darusele cum ar veni să se întâlnească și cu Mara, dacă darusele văd vende încă asta pe calculator, a zis că s-o ce după la fermă, cum putem să facem noi astăzi, e întrebarea mea, pe bune. Ok, în fine, o să mă duc eu sus și să vedem ce face darusele și toate astea, că deja nu se mai poate. Ioane, bă, dar n-a dat buc, ce fai, Ioane, eu cu tine nu mai joc. Așa, băi, și să-mi ia telefonul și o să sun pe Maia, pe mama Mara. Așa, 1, 2, 3, 5, 4, 3. Ce faci, mă, la o sună pe Mara, mă, stau puțin, cum adică o sună? Zice, bip, alo, Mara, alo, bă, dar de ce nu răspunde? Alo, Mara, alo, bă, alo, răspunde, tată, alo, Mara, alo, ok, dacă nu răspunzi, apoi eu să plec. Bă, dar de ce nu răspunde? Că fie antenă, eu vreau să-i prezint ferma, să-i fac frumos, să-i aduc pizza, burger, orice. Dar dacă nu vreau, ok, pa! Ok, am înțeles, dar să-l practic vrea să vorbească cu Mara, nu înțeleg de ce. Stai puțin, trebuie să iau telefonul, dar înainte de toate, de fapt, stai puțin că nu trebuie să mă costumez, eu, că dacă mă costumez nu prea e bine că sunt în casă aici. O să iau telefonul, o să-l sun pe Darusel înapoi, sub pretextul că sunt Mara, cum ar veni și toate chestiile astea de genul, să vedem ce o să zic că Darusel. Deci Darusel a zis că vrea să-i arate Marei cum să duce el la fermă, cum el fermier. Bă, asta e interesant, sincer, adică nu știu dacă ar vrea Marea să vadă asta, o fată, dacă ar vrea să-l vadă pe Darusel fermier, în fine. Bă, ce tot face pe ăla acolo? Bă, dar, bă, ce face pe ăla? Bă, alo, Darusel, bă, Darusel, Darusel, termină cu, bă, unde a plecat? Bă, ok, deci Darusel a plecat, wow, super amuzant, Darusel, pe bune, Darusel, ești cel mai amuzant, știi, Darusel, dacă ești acolo jos, ești cel mai amuzant, pe bune, în fine. Hai că mă duc eu acum să vedem ce putem să facem și toate astea, trebuie să-l sunăm pe Darusel, de fapt, stai puțin, mă. Să sune Darusel înapoi, nu mai stai eu să sun, pe bune, adică bă, asta mi se pare cam ciudat, adică nu înțeleg. Bă, Darusel deja mă cam enervează, știi ceva, nici nu cred că o să mă mai transform în Mara, că n-am niciun chef cu Darusel, adică știi și voi cum face Darusel. Până la urmă, zici că sunt cei mai nebun, practic, prieten cum ar veni, nu că altceva, pe bune, adică în fine. Da, bă, ce fac? Bă, alo, ah, da, uitați-vă, pe bune, dar Darusel deja nu mai supăr, sincer, cred că ar trebui să se ducă ziua asta să mă bag direct la somn, că nu se mai poate cu Darusel, sincer. Sună, alo, Mara, mi-e îmi plac merele, Mara, bă, răspunde odată. Mă, stai, bă, unde s-au tăi, mă, stai, în fine, stai puțin că mă duc aici la bucătărie, în fine, hai să vedem să-i răspunde. Alo, cine sună, alo, cine e la telefon? Mama. Ai, mă, Darusel, tu ești, mă, tu Irei, mă, tu iar faci mișto de numele meu, dar ce-i tu cu numele meu? Adică pe bune, Darusel, puțin. Scuze, Maia asta, Mara, și iată-mă, Mara, vreau să ne întâlnim la Danielul meu, ok, pa! Ce? Ok, uitați-vă la Darusel, pe bune, a încheiat și telefonul, practic, bă, cum să închizi telefonul la o fată, frate, în felul ăsta? Darusel nu știu, e prea ciudat, sincer, nu știu, la modul cel mai serios, e cel mai ciudat copil din lume, dar eu trebuie să mă costumez, bă, dar a zis că s-o ce la diner sau ceva de genul, în fine, hai să vedem totuși, bă, dar unde e mă ăsta, Darusel, bă, unde ai scus, mă, Darusel, iar ești pe aici, mă, ce caut, da, nu e nicăieri, bă, Darusel, unde ar putea să fie mă ăsta, o să fie dus deja la diner, mă, interesant, bă, Darusel, ești pe aici, Darusel, bă, mă auzi, Darusel, da, ok, deci Darusel cred că deja s-a dus la diner, interesant, chiar foarte, foarte interesant, e bine pentru treaba asta, eu o să mă duc să mă costumez acum, Mara, să vedem ce putem să facem, ca Darusel, să vedem ce o să facă și el, ce o să zică Mare despre toate chestiile astea. Chiar sunt foarte curios cum o să fie ziua de astăzi, cum o să decurgă, pentru că Darusel să ducă o fată la fermă, la un date la fermă, nu înțeleg ce ar putea să facă, dar chiar sunt curios. Hai să vedem, ne costumăm și mergem la burger, acolo la restaurantul lui Darusel, să vedem de acolo ce o să urmeze. Bun, ia mă să vedem cum arată, mamă, uitați-vă, perfect arată, genial. Acum o să mergem la diner la restaurantul lui Darusel, să ne ducem acolo frumos, să vedem ziua de astăzi cum o să decurgă Darusel și cu Mara. Eu o să zic, scrieți-mi în comentarii ceea ce credeți voi că se va întâmpla între Darusel și Mara, pentru că eu cred că Darusel și cu Mara o să fie cei mai buni prieteni, nu știu, adică gen prieteni întâia, dar practic știți cum e cu Alice, practic cu fana nebună Darusel, o să fie și mai rău Darusel cu Mara, sincer, nu știu, așa cred, nu cred că o să fie împreună cu ea, cred că o să fie doar așa, da, amici de ăștia, prieteni de ăștia nebuni, care o să facă toate drăcile, bine, eu n-aș vrea să fac, dar trebuie să ne conformăm, practic, la situațiile lui Darusel, pentru că n-am ce să fac altceva, în fine, hai să mergem aici să vedem ce se întâmplă, unde se Darusel, ok, să intrăm acum, alo, Darusel,
ești aici? Mi-ai spus să vin, dar să unde ești? Daruser, alo, Daruser, Daruser, mă ce... Ce s-a întâmplat aici? Daruser, alo, Daruser, vorbești cu mine, Daruser? Daruser, ce-i pățit? Ce faci? Alo, Daruser, nu ești la telefon, mă? Ce-i pățit, Daruser, te auzești? Ei, Daruser, vezi că se strică astea pe aici, Daruser, nu mai dau, nu mai pune apă și cu asta, ce ai tu, Daruser, ce-ai pățit? Păi fie antenă, eu vreau să-i ceva, deci fie antenă, eu un cap de dragon și vreau să-l dau ție, uite. Nu, Daruser, nu vreau, dar ce-ai pățit, mă, de ce vorbești așa, Daruser, că ești nervant, pe bune? Am răcit! Daruser, de ce ești îmbrăcat așa? Ce-ai pățit? De ce n-ai un pantalon? Ai doar o pereche? Ce-ai pățit, Daruser? Vrei să-ți cumpăr eu niște haine? N-ai bani, Daruser, că ai și restaurantul ăsta. Eu m-am îmbrăcat special pentru tine, Daruser, dar poți să vorbești normal, cum ar veni, cum trebuie să vorbești, că mă cam sperii, Daruser. Adică, tu știi, în fața unei fete eu trebuie să vorbești cu o voce așa mai groasă, mai ceva, Daruser, trebuie să vorbești cu ochii, hai să mergem! Hai, urcă, habibi! Daruser, dar unde să urcă? Tu m-ai chemat la restaurant și acum ce se întâmplă? Ce îmi faci tu mie? Adică unde mă duci, Daruser? Nu m-ai chemat la restaurant? Unde pleacă? Da, fie antenă! Eu vreau să duc într-un loc special! Daruser, dar eu n-am mâncat nimic, l-am dat și mie un burger! Fie antenă, uite, ia, uite! Ia și mănâncă, ce fetiță, ia și mănâncă! Daruser, nu ești amuzat, dar ți-am spus, Daruser, că... dai mere că mă cheamă Mara, am înțeles, Daruser, foarte amuzat. Mă, Daruser, dar ți-am zis că nu mai ești amuzant, pe bun, adică nu trebuie să faci treburile astea, eu te cunosc pe tine și tu nu ești amuzant, Daruser, poți să înțelegi treaba aceasta? Dar fii antenă, Mara, eu aveam merele astea, le aveam de mult, de sunt expirate. Sunt expirate, da, mamă, foarte amuzant ești, Daruser, mă, gata, mă, Daruser, cum se expire, mă, merele, pe bun, adică sunt în copac, în fine, hai, mă, și unde vrei tu să mă duci, că nu înțeleg, adică, pe bune, Daruser, ce-ai plănuit tu astăzi, adică, de ce ești îmbrăcat ca un fermier? Ești îmbrăcat ca un fermier? Daruser, dar de ce te-ai îmbrăcat așa, că nu înțeleg, ce e și cu aia în capul tău? Nu știu, dar fii atent, urcă! Acum, pe bune! Pe bune ce? Daruser, mă, eu nu te înțeleg, Daruser, ce vrei să faci? Adică, ce e asta? Ce e aici? Cine, Daruser, cine e omul ăsta? Că mi-e rușine, Daruser, hai înapoi, Daruser! Salut, frate, salut, ce faci, alu? Ok, bun, ești fii antenă, Mara, patul ăsta-l cheamă McGregor și ele sunt fermieri, ca mine, yeah! Daruser, dar poți să nu mai urli așa, că ești nervant, pe bune, gata, Daruser, termină cu treburile astea, că nu, eu mă supăr, Daruser, pe bune, și nu mai vreau să mai fim prieteni, Daruser. Ești prea nefimțit, pe bune, adică ce înseamnă asta, tu așa vrei să impresionezi fete ca cum ce? Acum tu mă duci pe mine la fermă ca și cum impresionezi o fată, cum să-mi impresionezi o fată la fermă, Daruser, ești foarte ciudat. Ok, lasă-mă că fii antenă, vino la cute, vino. Ok, o să vin, mamă, uitați-vă puțin la Daruser, pe bune, mă, ce fac, ok, mă, ce vrei, Daruser, dar de ce să vin cu tine aici, Daruser, ce să caut la fermă? Păi fii antenă, uite, dacă vii aici, o să fii foarte chestii frumoase, uite, aici, fermă, ia! Atinge! Mamă, ce-mi place ea! Ce bine! Daruser, ești prea ciudat, adică nu mai ești amuzant, să știi. Mi se pare că ești ciudat, Daruser, nu mi se mai pare că mai ești amuzant. Mi se pare că ești foarte ciudat, Daruser. Ok, fii nu te... Dacă tu vrei, poți să iau, ia de aici! Ce să iau? Mă, Daruser, ce face? Păi și cu tractorul ăsta, Daruser, știi, sunt două tractoare aici, mamă, cât de interesant, bă, Daruser, să știi că mie chiar îmi place agricultura, dar nu... Ia, fii antenă! Cum era? Împodobește mamă bradu și scoate florile! Împodobește, bă, s-a stricat asta! S-a stricat, fii antenă, uite, asta e ferma mea, bă, se numește ferma El Daruser, mama Melo! Tu ai și ferma, ai și restaurant? Da, pe fii antenă, eu sunt șmecher, uite, am mușchi, ia! Fii antenă, bam, stai, fii antenă și bam, fii antenă, ia! O flutare! Asta e flotare, Daruser, la tine, mamă, cât de fraierele ești tu, Daruser, nu o să impresionezi nicio fată în viața ta, Daruser, nu o să ai parte de nicio gacică, tu că tu e fraier. Ce? Ia du-te tu de aici. Ok, uitați-vă puțin la Daruser.
altfel când face. Mamă, deci plânge dar seara în ultimul hal, pe bune. Nu știu care e faza, că ok, am stricat astea pe aici, în fine, nu mai puteam asta, dar nu știu, e cam ciudat, sincer. Adică, nu știu de ce face treburile astea și ce se așteaptă el, dar duce pe Mara pe bune fix aici. Uitați-vă pe bune, gen, nu înțeleg ce tot face el acolo, deja... Ce faci? Dar, bă, ce cauți acolo? Bă, vezi că aluneci, du-te, vine înapoi. Bă, ce cauți acolo? Noapte bună, lume crudă. Dar, ți-am spus că nu mai ești amuzant, pe bună, adică ți-ai pus ceva în plin. Dar, să gata, termină cu chestiile astea. Uite-te la mine, bă, gata, uite-te. Uite-te la... Mă, dar, și ce căutăm? Ce căutăm la fermă? Îmi prezint și mie, poți să fii și tu un om normal, dar să știi. Poți să te comporți normal, dar să că nu impresionezi pe nimeni, ca să știi. Ok, deci fii antenă, asta este ferma mea. Uite, eu am fermă cu McGregor și fii antenă. A, ferma, și da? Practic, aici ai tu mâncare. Singură, lasă-mă să vorbesc. A fost a un YouTuber, îl cheamă Amutat. Ce? Cum adică? Ferma YouTuberului? Cine? Ce? Adică? Păi nu știu că am uitat numele. Cum? Ai zis că e ferma lui McGregor. Păi da, e ferma mea, a lui McGregor și fii antenă. A mai fost un YouTuber care a fost aici și ne-a ajutat. Da, i-am uitat numele, din păcate. Păi stai puțin. Dacă el a venit aici și te-a ajutat, nu înseamnă că e ferma lui. Tu gândești, bă, dar să ești prea prost ăla, păune. Nu, gata, e ferma mea, ta și mură că e ferma mea și fii antenă. Eu vreau ca tu să muncești așa că hai, rapid, mă dai cu sapa. Da, ce sapă, dar să că n-am nicio sapă. De unde să dau eu cu sapă? Mă, dar să pa bune, eu sunt un copil. Dar să ai zis că vrei să-mi arăți orașul sau ce ai zis că vrei? Tu ce mi-ar arăți orașul aici? Nu știu. Ba, uite, ia sapă, hai, mai repede, hai, hai. Rapid, hai! A, dar să cred că pe mine m-a chemat mami cu tatea că mă duc acasă. Pa, dar să pa! Ok, uitați-vă pe bune. Da, uitați-vă, dar să a rămas acolo, pe bune. Nu înțeleg care e faza cu el, cum se comportă el toate treburile astea. Nu înțeleg ce vrea el să demonstreze, dar în fine, mi se pare totuși amuzant, dar e cam ciudat, mă, dar să asta. Nu știu de ce, adică face... Nu, bă, eu nu înțeleg, dar să ce are în minte, sincer, pe bune. Adică eu v-am zis, ăștia nu o să fie împreună. După mine, clar nu o să fie împreună, doar o să fie niște prieteni așa. O, nu stai puțin că era să vorbesc cu vocea mea, era... Ia-mi, ce vrei, ce? Dar să-l trebuie peste mine, ce se întâmplă, mă, ai nebunit, dar să ești cu capul astăzi rău de tot, pe bune, adică pe bune, eu acum, mă, și minu... Da, ok, uitați-l, dar să ce puteți să-i faceți mai mult datul lui Tarasule, adică uitați-l pe bune, cum face toate treburile astea, în fine, hai să ne ducem acum, mergem după el, dacă îl mai găsim și să vedem ce mai facem noi astăzi, pentru că până acum, gen, am prezentat asta pe aici, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Mâinile sus și în spate cu mâinile, în spate cu mâinile, în spate. Mă, dar să, dar să te fără și eu de poliță, dar să, tu chiar ești nebun. Dar să, tu nu vezi că nu știi nici să mai vorbești, adică pe bune, termină cu prostiile astea, acum ce vrei să faci tu, dar să le, astăzi, că nu prea te înțeleg, adică tu ești cam prostă la apă, dar să le, asta trebuie să recunosc că tu ești prostă nac. Ok, deci fii antenă, hai cu mine în mașină, urcă în mașină, că fii antenă, eu vreau să te duc în două locuri speciale. Ok, ce locuri speciale, dar însă, că mai dus în niște locuri speciale și te-ai luptat cu ursul, ai vrut să pui un urs pe mine acolo la bowling și tu pe tine te-a omorât ursul, adică a dat în tine și fugeai de el. Ce înseamnă asta, dar însă, adică pe mine? Dar nu, eu mama a fost, mama! Cum adică mama ta? Bă, dar ce cu mama ta? Adică, da, când mi-o arăt, unde e mama ta? Nu contează. Ok, dar însă, ești cam ciudat de fel, asta trebuie să spun eu. Acum, unde mă duci? Ești fii antenă, prima oară vreau să duc în locul ăsta. Că fii antenă, tu stai aici. Alu, stai aici. Ok. Bă, bune, uita să-l adar să-l, adică nu înțeleg el ce fac. Bă, stai puțin că acum eu nu se lasă cu mașina cu poliția asta, nu e bine, asta nu e bine, trebuie să o las la o parte, că nu e bine, dacă mă vede cineva, cred că, mamă, nu e bine. Ok. Alu, dar să-l, unde duci, bă, alu, bă, ce faci, bă, ce... Perfect, asta e perfect. Ce faci, dar sunt aici? Mai speriat. Uite, m-a lovit aici. Dar ce cam ți-ai aici la oameni aici? Ți-a dat cineva voie să vii aici sau ce? Nu vreau. Vino. Ești fii antenă. Maia, Mara, cum te cheamă? Eu vreau să-ți cumpăr ție o motocicletă, că fii antenă. Vine Valentine's Day. Pentru Valentine's Day vreau să-ți cumpăr ție. Păi, adică cum să-mi cumpăr mie? Cumpăr la o gagică, tata, cum să-mi cumpăr mie, dar să l-ai nebunit? Păi tu ești gacica mea! Nu te dai aici, bă, dar să-mi spus că nu ești amuzant, adică pe bună ce înseamnă asta și cum să-mi cumpăr mie
mie motocicletă. În primul rând, eu nu pot să conduc așa ceva și în al doilea rând, eu n-am cum. Nu-mi place motocicleta, vreau să cad după ea, mi-e frică, dar o să l-am fobie. Da, e diferent, așa, uitați, luați de aici, ok, papa. Ok, diferent, hai, vino, uite, ia, hai, urcă. Așa, și ce să fac, ia, urc, și ce, și că, dar să-l dă-te la parte, caz, dar să-l dă-te, că o să cad, dar să-l dă-te-mă la parte. Dă-te, că e greu, dar să liniște să conduc, uite-te, dă-te, dar să că e greu, copa, dar să-l mi se coboră jos, coboră, lasă-mi pe mine, urcă aici, da, așa, sunt atentă și ce, că nu vorbești, ai uitat să mai vorbești. Hai de la mol, că fii atent, vreau să-ți iau ceva de la mol. Asta e mol, mamă, cât de tare, e foarte frumos molul acesta și ce se află pe aici? Alo, Mara, dar tu ai setup de gaming? Ce înseamnă setup de gaming? Adică să ai un calculator, un mouse. Dar ți-am zis să vorbești cu vocea ta normal, că nu impresionezi pe nimeni. Tu aici, pe cine impresionezi, dar o să crezi că impresionezi pe cineva? Păi nu, gen, să ai, cum se numește, să ai un calculator, să ai un mouse, să ai un o tastatură să te joci. Să ne jucăm împreună. Ce să ne jucăm? Fortnite. Păi da, eu nu-mi plac calculatoarele, nu-mi place să mă joc. Adică oricum te bat la Fortnite, că tu ești foarte slab la Fortnite. Și eu să-ți iau un laptop. Hello, Robatus. Deci eu vreau să-ți iau ție unul, da. Uite, lucru frumos asta, vreau să iau un laptop. Ok. Sunt foarte fericit. Ok, dar ești foarte fericit, dar înțeleg că ești un băiat tâmpit, ești un copil foarte ciudat, dar vino, uite, vino. Ce mai vrei? Îți iau și două de ăstea, îți iau și unul. Dar gata, nu mă mai interesează. Ok, dar Rusel, poți să nu mai fii așa ciudat pe bune? Ok, deci fii atent, acum vreau să vii cu mine, că mi-e foame, nu mi-a putut de foame, hai cu mine să mâncăm, tăcă. Ok, dar fii atent, uite, ia asta și asta, sunt toate pentru tine, uite și asta. Mea, ce ca, mă, dar Rusel, termină cu prostiile astea, hai pa, dar Rusel, că mai nervezi, pa. Stai, fii atent, mamă, sunt foarte special. Mă, dar Rusel, ce-i cu mama ta, ce, dar Rusel, am zis că mai am un loc special. Ce loc mai dai, Rusel? Că mă enervez. Adică ce locuri... Astea sunt locuri speciale, sunt niște locuri publice, dar Rusel, unde toată lumea s-o ce e un mall, e o chestie. Ia, fii atent, cum mă duc, și fii atent, pe aici, bum, wow. Și-a întâlnit pe aici stânga, dreapta. Ia, dreapta, frumos. Fii atent și pe copacuri. Ups, n-a fost eu. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip. Iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.